Bună seara, dragilor! În primul rând, cer scuze pentru întârziere. Din cauza mea m-am blocat în trafic aici la aproape de Cocor, din cauza că a plouat. Știți că bucureștenii folosesc mașina în loc de de umbrelă și se blochează traficul și o zonă mai aglomerată aici. Eu mi am, am plecat de la birou la ora care plec vinerea întotdeauna când mă întâlnesc cu Ștefan și din păcate s-a creat o busculadă și deci e vina mea, Ștefan era aici ca de obicei, e foarte punctual și a ajuns cu o jumătate de oră mai, mai repede. Salut Ștefan! Noroc Sorin, mulțumesc pentru invitație ca de obicei și îmi cer scuze urmăritorilor tăi. Oricum o să recuperăm, avem foarte multe subiecte de discutat. În primul rând, suntem foarte bucuroși, există o bucurie foarte mare, vă dau o veste foarte bună. Trecând peste chestiunile astea în care suntem prinși zilnic cu politica, cu sistemul ăsta al nostru în care ne tot zbatem, câmpul râde. Deci de trei zile plouă, pentru că noi orășeni nu prea ne gândim ce se întâmplă în agricultură. De către de mumpide. Din contră, nu ne place că plouă, nu? Da, ca și cum ne în fiecare zi la plaja. o e vreme urâtă, e vreme urâtă, știi? Nu e nicio vreme urâtă, grâul e extraordinar, arată extraordinar de bine, câmpul e vesel, vom putea planta porumbul, deci am scăpat de foame. Asta e, asta e vestea bună. Vor scădea prețurile la alimente. Așa cum v-am și spus că inflația e în scădere în toată Europa, noi am rămas ultimii de fapt. Și asta e vestea bună care cred că e cea mai bună, nu știu cu ce ar putea să compenseze. Avem o grămadă de subiecte de vinerea trecută de când am discutat, s-au întâmplat o grămadă și din punct de vedere economic și politic și cu bursele și cu uh, criptomonedele și cu aurul și cu tot absolut. Cu ce începem, Ștefan? Vă păi să să frumos, nu? Voi ajut să începem cu primarul TikTok. Ăsta piedone care a fost lansat de TikTok, una din nouă postări al lui TikTok. Ai văzut aia de la nu starea nației, tot așa cum se numește. I-au făcut o analiză la piedone, cine este, de unde vine, ce da, el a fost promovat, am fost avertizați luni la rând că campaniile astea toate electorale din anul ăsta, pentru că 30% din populația planetei va ieși la vot și or să-și aleagă liderii, că TikTok-ul va influența foarte mult, pentru că roboții ăștia ai TikTok poate să promoveze un anumit subiect care deranjează sistemul. TikTok-ul e pe locul întâi ca rețele sociale în lume. Acum ai văzut că a fost un scandal mare în Congresul American, că au votat ca TikTok-ul să fie obligat să-și vândă sucursala din America către americani. E? Pentru că vin alegerile acum în America și ei, ei sunt foarte conștienți Americanii, Congresul, că TikTok-ul va putea decide, adică chinezii, că la TikTok patronii sunt chinezi, și va putea Comunist. decide președintele Americii până la urmă. Pentru că 170 D de milioane de. Da, deci TikTok-ul poate să decide din în orice America. În cine câștigă? Da, asta pentru că chinezii s-au securizat din punctul ăsta de vedere, pentru că nicio platformă nu funcționează, nicio platformă occidentală, nici Instagram, nici Meta, nici. YouTube nu funcționează în, în spațiul chinezesc, dar la noi. Americanii, dându-seama de pericol și că legele se apropie și că TikTok-ul controlează, de fapt, spațiul electoral, să zic așa, american, au, ai văzut, au, fost în, au votat în Congres, ieri sau alaltă, că TikTok-ul este obligat să vândă partea de America către o firmă americană ca să aibă control. Ieri noapte a fost în camera reprezentanților noapte. cu un vot majoritar și au termen 5 luni să cumpere, cine, să vândă TikTok-ul din spațiu. S-au mai câștigat sau... alegeri inclusiv în America. Dacă vă aduceți aminte și dacă ați văzut documentarul sau filmul Cambridge Analytica. Asta a fost cu Brexit-ul. Da, și numai cu Brexit-ul și cu alegerile din America cu Cambridge Analytica, dacă te uiți. Da, da. Deci au niște băieți din spatele unor ecrane, au decis cine va câștiga, pentru că acum... fenomenul ăsta, gândiți-vă că patru, peste 4 milioane de români au cont de TikTok. Dacă să cotim că 12 milioane de români merg la vot, deci, deja un 30%, nu? Cât vine? Nu, dar da, s-ar putea ăștia 4 milioane să fie mobilizați de TikTok și să iasă toți, iar ceilalți care nu, din cei 12, adică ceilalți 8, să nu iasă deloc. Să nu iasă deloc. Da, sau și să de să descurajați. că Rețelele sociale au așa o putere mare că cine controlează, înainte era cine avea un post de televiziune sau un canal, putea să ă, îndrepte electoratul spre un candidat sau altul. Din cauza că a scăzut foarte, foarte mult audiența televiziunilor și canalelor astea clasice de știri, ziare online, televiziuni, toată lumea s-a mutat și a mutat atenția către rețele sociale și acum cine controlează rețeaua socială, de fapt controlează alegerile. Da, e o situație foarte delicată. Uite, Roosevelt, el a avut patru mandate, mă rog, al patrulea nu l-a terminat, a fost cel mai longevit președinte al Statelor Unite pentru că a prins al doilea război mondial și el vorbea în fiecare seară, vorbea la radio înainte să iasă președinte și după ce a ieșit președinte. Și asta a contat foarte mult și lumea, americanul de rând, că n-avea ce să facă la vremea respectivă, mai ales pe perioada iernii când se întunecă de vreme, stătea la radio. Ei acum stau, stăm pe TikTok și uh, TikTok-ul ăsta e clar că o să-și pună amprenta. Primarul Cristian Popescu Piedone a dat prezuntiv primar. Este de fapt un produs al TikTok-ului și vedem ce efect are pentru că partidele astea cu toate aranjamentele lor, bine, este și o revoltă și o frondă a populației împotriva aranjamentului marilor partide care s-au gândit ei să cupleze alegerile, să facă o jmecherie, să-i păcălească pe români. Și românii s-au gândit a, da, vreți să ne păcăliți? Uite, îl punem pe ăsta care e în contra sistemului. Eu, văd, pe, eu văd sistemul politic românesc actual la nivelul capitalei ca filmul ăsta Batman cu Danny De Vito și Piedone în rolul omului pinguin deci avem, fii atent, avem Catwoman care e firea avem uh, primarul Gothamului care este Nicu Dam care este în funcție și ăsta Burduja, asta ministrul energiei care face pe Batman și a, a apărut omul pinguin de nicăieri care le strică aranjamentele, știi? Deci să potrivesc perfect, îți dai seama ce viziune extraordinară. Asta dovedește că noi oamenii chiar și când creăm un scenariu el, el este după un șablon uh... Oricum uh, s-a dovedit că uh împreună coaliția asta nu prea are un candidat comun și de am văzut și azi pe știri că s-au decis practic să meargă cu candidați diferiți. Nu e încă sigură treaba, tot caută primarul Miraculos. Au venit miraculos. cu niște nume de râs, adică Burduja nu are nicio șansă, adică poate să ia 2%, 3%, 5%. El este pregătit pentru viitor, de deci cel uh, sistemele occidentale. Eu a... cred că îl dai în jos, în momentul când tu îl pui undeva unde ia, ia 2%, rămâne cu imaginea astea de pierzător, de loser. Adică nu prea am văzut de ăștia care să candideze de două, trei ori și se ia a patra oară, știi ce zic? Da, în istoria politică, numai în România, ai și în America la și peste tot. Fransamiteran în 1962, a, a, a contra, la contracandidat pe Charles de Gaulle și a luat 2% la prezidențialele din Franța. A luat 2%. Și, pe urmă, mai târziu, când Charles de Gaulle a fost dat jos, că au fost niște greve studențești în 1968, a ieșit mai târziu, a ieșit... Pe fondul unor greve, pe fondul unor acțiuni rezist, pe fondul unor deci mișcări existant. de stradă... Există o șansă, dar zic, în general, când un om pierde o dată de două, trei ori, în fața electoratului sau opiniei publice, are imagine de loser. Ești de acord Uite, cu mine? Mai dau Psihologic un, vorbind. Îți mai dau un exemplu Sorino Prescu care a fost primarul capitalei okay. În 2000 a pierdut în fața lui Treambăsescu Și în 2008 a candidat Ca independent, bine l-a furat Treambăsescu În 2000 am informații din interiorul Partidului ce s-a întâmplat atunci A luat voturile de la toate unitățile militare Prin uh, uh, Doamna uh, Asta care a ieșit, care a fost pusă până ministrul transporturilor, mm -hmm. An Anca Boagiu, cred că o chema Ancuța. prin Taică care era șeful serviciului secret al Armatei altfel și... nu avea cum să ajungă, ea, ministrul transportului. Așa și vreau să spun că în 2008 Oprescu, care a candidat ca independent, deci nu din partea PSD-ului, pentru că PSD-ul l-a avut pe, da pe Diaconescu, pe ăsta, Diaconescu ăsta care s-a mutat la PMP și care a fost un ministru de externe, știi? Ok. Așa și a câștigat Oprescu după ce pierduse în 2000. De ce? Pentru că o română ți-a în ciuda faptului că el este prin fire iubește infracționalitate, bai să facem o jmecherie că am rămas din sistemul comunist să mai furăm o piuliță, un rulment, să mai facem ceva, cine nu fură e un prost cam asta e așa, deși el însuși fură și e la limita infracționalității are un sentiment de dreptate, bă să se facă dreptate și pe Oprescu l-au ales în 2008 pentru că îl păcăli să păsesc în 2000 la fel se întâmplă și cu Joana Apropo, apropo. de Oprescu, ai văzut ce uh cum să zic, stupizenie, ca să nu știu, ironia sorții, de ce el este urmărit de statul român condamnat și stă bine mersi în Grecia la mare la soare și a dat statul român în judecată să-i mărească pensia specială și a câștigat și și-a mărit pensia specială. Nu, și-a și luat, și luat pensia pensie specială parlamentar, de parlamentar. Pe da. Care o pierduse în urma unei decizii a Parlamentului și, mă rog, Curtea Supremă de Justiție s-a pronunțat în sensul ăsta? Nu, <coughs> și... dar este o ironie practic, nu știu, asorție, o ironie legislativă. Eu condamn pe cineva care, din cauza lui statul, a pierdut milioane sau zeci de milioane <coughs> din cauza corupției, că e un om corupt și a dovedit în instanță că e un om corupt și, din cauza lui statul, a pierdut zeci de milioane de euro. 11 ani de pușcărie. i a dat 11 ani de pușcărie și, în același timp, și măresc pensia. Știi care e treaba? Una e una, alta e alta. Deci, într-un stat de drept, doar în sistemul comunist, îți dau și, și copilul. Nu, nu, nu. Și... Eu la altceva vreau să te întreb. Dacă el a dus un prejudiciu așa mare la stat, nu putea să-i pună. Bă, ți dau pensie, dar spun sechestru pe ea și până recuperezi prejudiciul. Nu așa. Era logic și deci, normal să ex fie. Există o lege care spune că poate să-ți ia maxim 30% din pensie. Din nord, indiferent ce ai face. Dacă și ai, ia 30% din nu pensie. Nu știu dacă asta, proiectă din pensia cealaltă, că el are și un, o pensie de medic. El a fost medic chirurg la Spitalul Universitar okay. foarte, o perioadă foarte lungă de timp și avea o pensie de al Deci lui. ar trebui să ia cam 6.000 de ani, 30% din pensie ca să recupereze prejudiciul. Nu judiciul. contează. Statul nu se recuperează întotdeauna. Există o lege a compensației. Sunt, uite, cum a fost Gică Petrescu care a murit fără moștenitor și statul i-a luat casa și atunci o compensează la pensia lui. Deci există o, o, un echilibru acolo în legislație, dar trebuie să respectăm drepturile omului. Și asta să știți că e o condiție fundamentală a existenței statului de drept. După cum vedem, statul de drept în spațiul românesc suferă un declin, ca și democrația, sunt niște institute mari la nivel mondial care măsoară democrația și noi avem un declin, pentru că partidele astea politice mari, având toate pârghile administrative, politice, modifică Constituția, legile și le fac de așa manieră încât să li se potrivească, dar ce să vezi electoratul le dă peste bot și uh, voturile astea multe pe care le are piedone în zilele noastre este de fapt o palmă peste bot data alianței ăștia care e abuzivă și obraznică și care vrea să se insinueze cu proiecte de conducere pe, pe 10 ani. Apropo de alianța, asta ai văzut pe cine au desemnat în capul listei electorale? Da, Ce părere ai? Doamna Corina Chiriac. Care este o susținătoare a mișcării LGBT și ei, Partidul Social Democrat, se declară un partid susținător al familiei. Uh, crezi că au, au decisie de capul lor sau le-a fost impus de către cineva în schimb altor. Uh, concesii pe care le-au făcut asta ei. Asta vreau să zic, că totdeauna este o negociere, mă, lăsați-ne să facem jmecheria asta, dar bine, da, băgați-o și pasta, și mă rog, eu ne Doamna a fost un fel de ambasador al Consiliului Europei în, în România și tot ce am avut noi probleme cu Consiliul Europei, a susținut Adică nu poți să zici că a fost un ambasador al României sau că a susținut interesul țării noastre la Consiliul Europei. Din contră, a susținut toate sancțiunile care le-am primit noi de la Consiliul Europei în România. Partidele poliție și asumă și cred că își dau singur foc la căruță prin abuzul ăsta le legislativ și administrativ pe care vor să-l facă cu comasarea alegerilor, prin persoane indezirabile care, nu, nu te spăra e o alianță pe listele Euro, pe lista europarametră, e o listă unică la nivel național. Gândește-te că liberalii îl vor găsi acolo pe tudose care a fost care a fost premierul PSD-ului. O vor găsi pe Grapini care este de la Dan Voiculescu. Or să voteze liberali, așa ceva, mă, întreb și Sunt eu Sunt foarte mulți care candidează din nou, care n-au făcut absolut nimic N-au avut nici măcar o dată o intervenție în cei patru ani Sau cât e, patru ani sau cinci? Da Patru, nu? nu -mi e Blaga, de exemplu Blaga a avut, a da, avut patru minute, minute, în patru ani Da, dar asta nu se și pune Și și-a luat că... 1 milion sute de, de euro 200 de mii sau 300.000 milion, da, deci a luat 300.000 de, de euro pe minutul de intervenție cel mai bine plătit speaker, Sau te... am mai discutat de chestia asta, nu vreau să mă repet. Ideea este că majoritatea oamenilor PSD, PNL, de pe listele de la europarlamentari au făcut zero. Și atunci dacă au făcut 0 în 4 ani, de ce aș vota ca să mai facă încă 4 ani 0? Și hai să-ți mai spun ceva, și Bogdan, care e prim vicepreședinte al Partidului Național Liberal, este pe lista de Europarlamentar care o să fie pe 9 iunie. Tu crezi că vreun psd o să-l voteze pe Rareș Bogdan? Că pentru ei este diavolul în persoană. Bă, pentru PSD ăsta, Rareș Bogdan, care totdeauna dată în PSD, dacă îi cauți în arhiva lui, nu știu ce n-a zis despre PSD. Mă rog, este un aranjament foarte... Eu cred că cineva vrea să-i îngroape. Deci toate sfaturile, ori li s-au urcat la cap, li s-au umflat capul, pentru că așa se întâmplă când deții foarte mult puterea, rup contactul cu vulgul și nu mai știi ce se întâmplă acolo. Tu crezi nu, că... dar Marcel a fost concentrat cu Bursa, cu Roșia Montana, cu asta. Și n-a avut da, timp să asta se gândească e că. Un, un alt subiect. Da. Uh, știi ce, care e chestiunea? Ajungem cum am face, cum n-am face, ajungem la Klaus Iohannis, care se pare că este a făcut deci, un fel de. Tătuc. Chiar acum mă uitam la știri că de, de obicei când facem live vinerea sau joia sau când facem noi live, mă uit un pic la știri ca să avem subiecte de discuție. Și peste tot am văzut la știri, am și vă am, am pozat ecranul. Spunea că presa occidentală a râs cu gura până la urechi de declarațiile lui Iohannis că vrea să. Presa germană nu le-a serios pe Iohannis. Iohannis ironizat de presa internațională. Deci nu așa sunt... Uh, uite, Date Iohannis stile, ironizat da. de presa internațională. Pentru că ne facem de râsul lumii. Adică Iohannis ăsta care a dus România de râpă și a declarat cu gurița lui acum vreo doi ani că e un stat eșuat să trezește el Așa de nebun într-o noapte să zică că românii m-au trimis să candidez. Care român frate? M-a întrebat pe mine, l-a întrebat pe Jico, l-a întrebat pe oamenii ăștia după chat dacă vrei dacă vrem noi să candidez tu acolo, care ne-ai făcut de, de râs oricum de râsul lumii peste tot, că niciun un președinte de, de, țară n-a cheltuit o bilioadă cu zbor până să vadă Carmen girafele și te duci de acum că te-ai trezit tu peste noapte că candidezi la, la NATO și râde. Nu am fost destul de râsul Europei, mai râde acum toată presa și ziare de astea serioase, nu ziarele de cancan -can sau ceva, adică ziarele de astea de, de primă mână. Dacă ăla, premierul Olandei, susținut de două... al care e unul dintre cele mai importante, cele mai importante ziare. Din, ziare exact. Din adică nu, nu suntem destul că ne-au făcut de râs hoții de buzunare și curvile până în Europa, ne mai face de râs și dulapul ăsta. Nu, și robotul. Hai, stai să lămurim. Nu, hai să nu jigni, să gând, ne gândim puțin ce fenomen Ce am jignit sau ce am zis? Deci, Iohannis, asta cu robotul, cu nu știu ce, eu. Păi, empatic, e un om de fapt, empatic. Fiecare președinte a avut o poreclă. Băi, mi-l cu țapul. Băsescu băsesc cu, cu chioru, Da, însuși, și mă rog să permit în spațiul român să-i punem în tradiția rurală românească Corina punem... Chiriac, da, așa o cheamă pe doamna. Da. Întreba cineva, Corina Chiriac. Păi nu? am zis eu, am zis. Dar nu e cântăreața, Corina Chiriac? Nu este, nu este o doamnă mult mai tânără care e o activistă. LGBT. Da, asta contează mai puțin, asta e o chestiune foarte sensibilă E foarte important dacă eu sunt Partid Social Democrat și mă declar pro-familie. Cum nu e important că, de, că, susțin un activist LGBT? Nu e important. Vezi, apropo, ce ai de USR, că usr sunt, nu știu ce, da. Des, că uite, vin și de la alte parte. Nu, dar că nu, important. nu cum e important. important? Pe, pentru persoane care nu țin cont, bă, până la urmă, treaba lui ce face în dormitor, nu mă interesează, mă interesează partea păi politică. noi vorbim de dormitor, ai sau de păi mișcări de astea? Există, există un argument, o, o eroare fundamentală, care se numește argumentul ad Homini. Deci tu emiți o teorie și eu spun, păi nu-i bună teoria lui Sorin, care ochelari sau când era mic se ducea la pescui și o țin cu peștii pe care i-a și i-a și mâncat, știi? Deci ăsta e argumentul ad homini și o eroare fundamentală de logică. Deci nu poți să aduci asta că e LGBT sau ce e, e cumva chestiunea ei personală, că sunt persoane sensibile la asta, cum poate că ești tu, care ții cu familia tradițională și care nu vrei să încurajezi, nu că te-ai opune, Asta e cu totul altceva. Dar pe fond, pe idei, eu zic că problema aici mare este de Zici notorietate. că Ramona Chiriac se numește, nu Corina. Da, scuzați-mă. Într-adevăr, Ramona o cheam, Ramona Chiriac. Dar mai fost... Da? Ștefan știa ceva de când era tânăr și asculta pe Corina Chiriac. Da. Uh... Au Mai, mai venit cu o, încă o doamnă săptămâna trecută, că a avut de ales. Mai era una, Cristina Chiria, da, era... Chiria, da, Chiria. Da, da, Una, da, Chiria da, da. și Cristina. Și Cristina Chiria, care, mă rog, săracă, a făcut o facultate ca luciola cu data asta, baide de mama ei și vrea să fie locul unul la europarlamentar. Că mai mare râs. Oricum, asta... dacă nu-l nu pune secretar general la NATO, măcar să îl pune la uh, departamentul de avioane, că el, având atâta experiență cu avioane, numai anul trecut a zburat de 9 milioane de euro crea că acolo chiar să pricepe cu zborurile și cu astea. Nu, dar hai să, hai să, ne gândim un pic la, la ce se întâmplă cu Iohannis. Iohannis este un declin. Lui nu-i vine să creadă că pierde puterea. Este, deși el să de, dă democrat, el este un dictator inhibat. Știi că foarte mulți, uite, Victor Orban... Care... El, în primul nu. rând, Ștefan și-a pierdut credibilitate. El nu mai are credibilitate. Dacă toată ziua de presă a declarat de alea, că el niciodată nu o să asocieze cu PSD-ul și eu nu pot PSD și că PSD-ul este și după aia... Pentru Uh, uh, interesului pur personal ca să rămână... Care se dovedește acum că ăștia îl recomandă la NATO, deci guvernul Luciolacul recomandă la NATO uh, asta dovedește că iau un târg, că iau o înțelegere, știi? Exact. Deci asta e și cu casa zic, și cu vila da, din... Da, a... Înțelegerile astea nu sunt pentru cetățenii țării sau pentru România, sunt, sunt, sunt lui. pentru interesul lui da, personal da, da. și atunci eu ca președinte votat de români ar trebui să reprezint interesul românilor și a țării, nu interesul Sărină, meu personal. Idealurile tale cu privire la conducătorii noștri sunt departe de, de realitate. Deci nu au nicio legătură cu realitatea. Scuză-mă că trebuie să o spun. Și să ne gândim, lasă-mă un pic să fac o teorie, o dezvoltare a problemei lui, lui Iohannis. Iohannis se află Eu cred că ar fi mai bun un psiholog decât tine să fac o dezvoltare a teoriei. Eu cred că, <laughs> că Iohannis se află într-un declin. Ce se întâmplă mai toți președinții la, pe final de mandat sunt ar aruncați deja la lada de gunoi în sensul că lumea se uită la următorul care vine ei sunt foarte foarte Neglijați sunt și suferă o spune că mi s-a buresc cu și încep să plâng de cât e neglijat Iohannis așa și atunci el a să inventeze tu ai văzut filmul chicago cu richard jerry cu rené zilveger păi n un film clasic așa de mă rog e și carte. muzicalul ăsta extraordinar ce face asta cum o chemă pe asta Roxy Hart, când nu mai e băgată de presă și nu mai băga nimeni în seamă, a inventat, aulă, sunt însărcinată. Și atunci toți, cum sunteți însărcinată? Cine v-a însărcinat? Deci Iohannis a găsit o sarcină de moment acum, s-a gândit, băi, vedeți că eu o să fiu șeful NATO. Aruncă pe piața românească toți lingăi ăștia de politicieni care se bă, dar dacă vine ăsta șef NATO? Să ne gândește-te la aspectul ăsta. Că ei s-au gândit, bă, dar dacă vine ăsta șef NATO. Hai să ne punem bine cu el, că șeful NATO are oarecare putere, știi? Da. Și juca pe piață buzduganul că bă, voi fi șef NATO, chiar dacă divizează, cum zice Frankfurter ale, Zeitung, ziarul ăsta german, că spune, bă, divizează alianța. Pe de altă parte, gândește-te că alianța asta a NATO este structurată și fundamentată pe democrație, pe separarea puterilor în stat. Or, în spațiul românesc avem un declin democratic, un declin al statului de drept, un declin al funcționalității statului. Cum o să-l pună? Pentru că el n-a livrat, n-a livrat ce trebuia -a livrat să facă. Nimic. Nu, așa și, și, noi știi ce suntem pentru ăștia de afară? Suntem niște țără noi. Normal, o uh, colonie de asta obosită. Nu, uh, ăștia cu ciolacul, cu, cu bode, cu da, da, da. Uh, ciucă, cu Iohannis. Bă, cine sunt țăranii ăștia, frate? Că că-și facă ea cruce. Ce vor ăștia? Vor să conducă ei Europa? N-au anunțat acum, domne, a dat șah cumva, că anunță că e șef NATO, că o să fie secretar general al NATO. Ca să de sabe fapt, pe vizează, ursula vizează, vizează, vizează premierul Europei, Da, adică, da, da, a... e și competent la așa, e capabil, a demonstrat că e super capabil, adică, na, totuși deci... a acumulat șase case, ar trebui cumva să fie deci, cât de cât în, capabil, așa se case, nu? În primul rând, 90%, la, 90 dintre secretarii generali ai NATO provin din țările care au bombă nucleară sau care găzduiesc arme nucleare. Adică avem patru din Italia care are arme nucleare, are în jur de 40 mă, de arme -am nucleare. Nu din Olanda avem patru secretari generali Ștefan, care au fost nu are în Olanda. nicio șansă, pentru că nu poți să pui un om incompetent. El e total incapabil și incompetent. Deci el și-a dovedit incompetența și incapabilitatea prin unde a dus România, de râpă. Și atunci, ăia nu sunt proști, străinea. Chiar dacă noi suntem într-o poziție strategică ca și țară, chiar dacă nu știu ce, nu o să-l voteze nimeni niciodată. Nu o să accepte să vină un prost care n-a făcut nimic așa și că și-a dus țara lui de râpă, să-l pună șef acolo, să hai, știe hai, ce să mai întâmple. să mai spun asta cu șeful NATO. A mai fost vehiculat cu două luni. Ce s-a întâmplat acum trei săptămâni? A apărut scandalul Palatului Împăratului. Deci cineva pentru că să știi că nici recorderul ăsta recorder ăștia nu-s de capul lor adică da, știu, au o știu. subvenție, au o chestie cineva s-a gândit bă ia să-l aranjăm noi pe ăsta să, să nu mai mârie să nu mai ridice nicio pretenție bineînțeles că la început a apărut pe surse sau că Ciolacu că guvernul a trimis o o cerere către NATO sau un anunț către NATO că băi vedeți că Iohannis au negat au, sau contra. și până la urmă Iohannis într-o conferință de presă el însuși și-a exprimat uh, s-a autopropus știi uh, decret lege, frontul să alege, strigam cu Zice Corneliu Copusul. Zice că Frankfurter, or... Zeitung, scrie clar că Iohannis nu are șanse, dar asta am văzut și eu la știri, dar divizează alianța, fapt care în această perioadă nu este deloc de, Crezi că o fi spion rus și vrea să divizeze alianța din cauza asta? Sorin, orice dictator, când îi se apropie sfârșitul democratic în care a fost ales, vrea să-și prelungească. De unde 100 de lingăi, șeful, ești dezgrozat să ne mai totodată... Are la și Bogdan, care face cât o sută la Iohannis. Iohannis Bogdan este cel mai mare lăudător al lui Iohannis și cel mai... În ultima vreme el mai lăsase mai moale, că știa că pleacă. Nu, dar acum uite că au fost împreună la Consiliul Europei, nu știi? Uh, uh, și a, i-a dedicat o odă, pur și simplu, dar Rareș Bogdan a făcut o odă, așa în genunchi, cu o limbă până în gât aici, a ajuns până la plămâni, era să sufoce Iohannis. Cât de... să spun ceva, Sorin, la 25.000 de euro, cât ia ca europarlamentar pe lună Rareș Bogdan, că îl pune Iohannis, că ultima oară lista se duce la el și el zice ăla da, la nu, am stabilit cu doamna Chiriaca asta că e Deci la 25.000 de euro pe lună să dăm și noi cu limba. Eu găsesc 5 milioane de români care ar face orice lui Iohannis, scuzați-mă, nu vreau să vă jignesc, ca să luați 25.000 de euro pe lună timp de 5 ani, oameni buni. Zice, bă, nu numai atât, <gri> ei toată viața pensie. A, nu mai pun la socoteală. Deci, deci ei toată viața deci câteva mii de euro, euro pensie. Am înțeles și pe Bogdan că omul săracu cu la 25.000 de euro pe lună și cu pensia care îi vine și cu decontări, cu secretare, cu avioane și cu imaginea de europarlamentar. Noi avem 32 de europarlamentari, el va fi unul dintre ei. Bine, și partidul, sincer, vrea să scape de el, să-l trimită la Bruxelles ca să nu fie pe aici în decizii, pentru că e deja penibil. Mă rog, nu dau nimeni, eu încă o dată nu fac politica niciunui partid, nu promovez niciun partid, deci nu sunt un om care își exprimă punctul de vedere, ceea ce vă și până să faceți. Libertatea de exprimare este sfântă și noi dezvoltăm aici acest, acest, acest drept fundamental care e prevăzut și în Constituție. Deci, fii atent aici, zic cu asta, cu. Că, cu hai anul. Să mai citim întrebări, nu? Sau de, nu, zic, cu, hai să. Cu mai, ce? Că mai avem cu primarii ăștia să vedem ce se întâmplă. Pe păi ce se întâmplă? Și pe majoritatea nu sunt din București care sunt de la noi, adică nu cred că sunt foarte păi interesați. Nu, Ei da, știu de trecutul da, lui Piedone, da, să... cine e Piedone. Dar să te întreb altceva, dacă Piedone face un alt pas. În toamnă și zice, bă, dacă sunt așa de bun la. Primă. Nu e. Piedone, e, e șmecher, e hoț, dar nu e, e inconștient. El știe că nu are șanse la președinție și atunci. A, asta? El rămâne cu primăria. Deci, pentru cine nu știe, el a avut o condamnare a stat un an în pușcărie și în timp ce își făcea anul ăla de pușcărie a făcut pe o cale extraordinar un alt proces care l-a câștigat la Curtea Supremă și a fost eliberat și a fost achitat total. Anul, pentru anul ăla Bun, de Bun, dar are un trecut foarte tenebros, adică în momentul da. când tu candidezi și încep băieții să-ți răsfoiască hârtiile, Este pra... ies chestii nasoale, adică el are chestii nasoale în spate, el nu e... Ce se iasă na... mai rău decât la actualul premier de care Teodorovi spune că n-are bac. Păi sau și de, ciucă ca de când a cerut Teodorovici de-acolo a cerut public doctoratul. live să arate diploma de BAC, nici după lună n-a arătat-o. Și stai puțin, asta o să fie o chestiune foarte tare în... în... Mai există oare un premier în Europa care n-are BAC? Mă, vrei Mai să spun ceva? Având în vedere că la ultimele, uh, ultimele simulări pentru examenul de ăsta de, cap de capacitate din clasa 8-a, a elevilor din clasa 8 -a, pentru examenul de capacitate, s-au făcut niște simulări și sorind peste 50% n-au luat nota 5, nu te spăra. deci crede-mă, de suntem într-un declin uh, educațional, deci 50% din cei care au dat simularea pentru examenul ăsta de între clasa 8-a, cum ziceam noi treapta întâi pe vremuri, n-au luat 5% deci peste 50% din copii ăștia au dat o simulare n-au luat nota 5, tu îți dai seama în ce hal suntem și s-ar putea ca om, păi ca nu știi român, că ți-am spus eu data trecută când am făcut live-ul că 40% din populația României n-a reușit să termine. 8 clase. Așa și nu cumva ăștia ați votat Și asta și se continuă. Asta se continuă acum. Vrei să spun eu dacă ca și politician și aș vrea să candidez la ceva, aș anunța că n-am nicio școală, că sunt Și un, ți atras toți votanții fără școală, așa care așa sunt și bă, 40%. Ăsta e asta ca mine. Ăsta e ca mine, îl votăm, Mă reprezintă, știi? mă reprezintă. Care sunt mai mulți decât câțiva paleologu și cu eu știu care mai mai vin care, care au făcut ceva școală și care sunt uh, legitimi să vorbească despre. Doamna educație. Mihaela de noi ați plecat de mult din țară și ați pierdut contactul. Băsescu a fost un securist împuțit, bețiv, care a furat România nu, și e să un frumos. hoț ordinar care uh, a, a distrus țara și a, cea mai mare hoție în România după Revoluție a fost părerea lui Băsescu. Adică nu e apreciat de mare parte din români. De români inconștienți care nu. Poate de bețiv pentru că el era un bețiv, poate de ea care își bane nevasta pentru că își bătea nevasta, poate de ea care își bagă copiii în funcții, că a să vă fică să semi analfabete la, uh, uh, ăsta, la Consiliul Europei sau la, Parlament, la, la Parlamentul, Europei. Europa, deci pe, de categoria asta de români, probabil că băsesc oare, oarecare care da, a securității, sifonari, Ăștia sigur are, uh, are o... Da, s-a bucurat de un PR extraordinar și o slugărnicie totală a societății românești Și doamna Has, probabil că este o votantă... Nu, doamna Has este medic, este în Franța și este plecată de multe zeci de ani în țară Și nu mai știe, mai citește și dânsa Probabil că a citit un ziar de a băsit și atunci a... Hai să vorbim un pic de Roșia Montana Ca să terminăm ce s-a întâmplat cu happy end-ul de la Roșia Montana Ok uh ai văzut că s-a descoperit că s-au făcut niște, niște speculații bursiere până la urmă. Că păi clar s-au făcut speculații. Știi există bani, pentru pe că... grafic niște scăderi cu două, trei zile înainte care arată și că, că cineva... nu se știe câți bani s-au câștigat pentru că sunt la bursă sunt o parte din mișcări ascunse, nu, se văd, nu sunt transparente, știi? Da. Și nu se știe cine este în spate nu, nu este beneficiarul real cine a beneficiat exact de banii respectivi ceea ce știm este că administratorii firmei uh, aia cum o cheamă uh, Gabriel Resurs sunt români că, oameni care au avut afaceri cu statul și au avut sute de contracte cu statul. Frank Timiș unul dintre nu, ei. Nu, administratorii firmei a, okay. sunt români da. de aici da, de da, România da, și da, sunt aici da. și nu vorbim de investitori. Nu da. este posibil da. tu la nivel de premier uh, a unui a unei stat să spui vom pierde procesul și vom plăti șapte miliarde în momentul când firma este cotată la bursă și a orice om care nu trebuie să ai experiență la bursă sau să fii broker și dacă ai cochetat așa, îți dai seama că în momentul când ăia vor primi, orice companie va primi 7 miliarde, păi o să aibă o valoare inestimabilă și automat cumpăr și o acțiune. Asta s-a întâmplat. În momentul când a ieșit Ciolacu și a spus că România va pierde și că vom plăti 6 miliarde sau 7, au explodat acțiunile. Băieții care știau că o să pierdem... Care aveau acțiuni. Care aveau acțiuni, care aveau acțiuni da, au, crescut foarte mult. Băieții care știau că o să pierdem. Le-au vândut cu două zile înainte de a se da sentința, că ei deja știau sentința. Da. Și proștii au rămas exist... cu acțiunile deci fără valoare. De s-a pierdut procesul? Pentru că n-a existat niciodată un aviz de mediu și asta e fundamental. Actualele norme ale Uniunii Europene interzic total folosirea ceanilor. Deci, în veci, de când suntem noi membri în Uniunea Europeană din 2007 cu acte în regulă, n-am fi putut să exploatăm cu ceanuri. Deci, asta era un argument foarte că n-am fi putut oricum să facem nimic la Roșia. Montana, era doar un vis uh, aiurea care. Pentru că nu ar fi putut tehnologia asta care era pregăt, care s-ar -ar fi pretat în Roșia Montana, uh, cu ceanurare și formă cu decantare, mm -hmm. niște iazuri Bine, mari am înțeles că sunt și tehnologii mai moderne care nu implică ceanură. Da, dar nu. Doar că costurile sunt mult mai mari decât la. No, ceanură. Nu, Astea sunt teoretice, pe, pe, filoan, pe filonul respectiv. Și pe ce găsiseră, cea mai rentabilă era cu ceanurare, adică da. se ceanurează și pe urmă se decantează și pe urmă se trece prin o grămadă de procede. Așa și ce vreau să spun există un precedent în lumea, în lumea mondială a lui Elon Musk care știi că a anunțat că el cumpără, că vinde Tesla pe Bitcoin a crescut În 24 nu, de ore a câștigat Elon Musk prin declarație exact 200 de milioane de dolari Așa și a, a vândut E o monedă speculativă Ștefan Și, și a zis că domnule, eu nu mai vând a, Adică a făcut normal, o fluctuație 200 de milioane de dolari în care bitcoin nu e la bursă Deci nu se bucură de legislația bursieră Pentru normal. că manipularea pieței de capital este infracțiune în codul penal Și la noi și în Canada și peste tot da. oriunde în lume știi. Deci avem... Bun, acum au început să ia și pe ăștia, apropo de monede virtuale, toți, toți cei care creează monede virtuale și păcălesc pe asta, am văzut de vreo două, trei zile urmăresc la pe Anca Alexandrescu pe realitate că s-a luat de coldea, de, sau, că de la ce s-au luat s-au certat în aeroport. El a făcut-o nu știu cum, ea a zis că se răzbună și a început să-l ia la purecat în fiecare seară la, la televizor pe coldea. Și spunea de finii ăștia lui Coldea, care au firma aia CryptoData, că la fel au făcut și ei cu ceva monedă de asta virtuală, cum a făcut Donca la Brașov de la o arestat Așa au făcut și finii ăia de la lui Coldea, au vândut o monedă virtuală cu 4 lei ca valoare de piață și după aia au scăzut-o la 0,000 și toți oamenii au pierdut bani, știi? Au rămas, da. Era un italian, dădea un interviu cu un italian care era specialist pe bursă și urmărea firma asta lor și povestea exact cum au făcut și ce au făcut și ce... Ce s-a întâmplat? Și am văzut aproape în fiecare zi ă, acțiunea de dicotului cu mascați cu toți și în București și în provincie și în Constanța și în Ploiești care e oameni de ăștia care ei lansează o monedă virtuală, înțelegi, cu un preț mare, cu o valoare mare, 4 lei, găsesc 1.000, 10 10.000, 100.000 de investitori care de o care cumpără. Are. Ei vând după aia și poate de aia nu mai valorează nimica, că ea n-are niciun fel de acoperire, nici în aur, nici în fabrică, nici nimic, nimica, știi? Ei dispar pur și simplu și n ai de unde nici să Nici nu dispar, adică, bă, nu, frate, da, asta nu... a fost, a fost ghinion, a scăzut. Da, a fost un risc pe care ți l-ai asumat. Deci asta cu Roșia Montana... Bitcoinul nu este listat la bursă, nu mai spuneți tâmpenii aici dacă nu vă pricepeți. Este un ETF uh, uh, care e listat la bursă și no. care are în spate, nu este Bitcoinul listat la bursă. Deci, mă, atâta mă, așa nu, mulți dar, specialiști de ăștia de... în Bitcoin sunt. Da, da. Și acum, eu tot am spus că Bitcoin e o țeapă și continui să spun că e o țeapă. E un, o schemă ponzi și cine o să piardă, o să piardă. Sunt românași de ăștia noștri care au și 0,2 Bitcoin până dulap sau până buznarul, 0,1 sau un Bitcoin și s-a făcut acum dublu și sau au 2 Bitcoin și ei sunt mari investitori de Bitcoin. Au un loc de 30.000 de euro, 60.000, zici că le schimbă viața, dar toți sunt super specialiști îi în Bitcoin. să, scoată. Îi să, -i, să -i scoată. Și eu că... îi sfătuiesc să-i scoată. Este o chestiune foarte riscantă. Care... Nu, -i, eu las pe Donca că n-am nimic cu el, că e în cercetare, vom vedea. Dar am, am, dat ca exemplu, deci foarte mulți care au inventat monede de astea virtuale au fost luați de poliție și am dat exemplu pe el că toată lumea știe pe Donca, a fost luat de poliție pentru manipularea piesei, chiar dacă Bitcoin nu este cotat la bursă, Tudi. Nu am nimic cu Călin, că nu am, eu am spus, eu am fost primul care după ce a fost arestat, a zis, bă, n-are rost să-l acuzăm pe om, hai să vedem ce, cum se finalizează dosarul și ce spune justiția. Dar am spus ca și exemplu, era un exemplu notoriu. doar ceva vreau să mai spun înainte să trecem la întrebări. În legătură cu propunerea, autopropunerea domnului președinte de a fi secretar general al NATO, gândește-te că România, în comparație cu Statele Unite, la cât. Ai zis, timp? domnul Președinte, a zis, în loc de dulapul sau robotul. Da, eu sunt tu respectos. Tu cu domnul președinte, da, că am, înțeles. am înțeles. Sunt funcționar public și da. respect... Deci domnul, domnul președinte. E întâi un funcționar al, al țării, țării și, da. mă rog, Corect, e da. colegul meu mai mare, ca să zic am așa. Am înțeles. Deci gândește-te că Statele Unite bagă pe, pe 2024 960 de miliarde de dolari în, în armament România a bagă 2,5 a băgat 2,5 a băgat a 2,5 în 2023 dar 0,5 a luat cu și a băgat în fondul de rezervă ca să-i dea la primar ce face și anul ăsta deci asta înseamnă, chiar și dacă ar băga anul ăsta ar însemna vreo 6 miliarde 6 miliarde raportat la 970 de miliarde înseamnă 08% din, din cât bagă Statele Unite. Ce vreau să spun că nu România cu 08% din cât bagă Statele Unite numesc secretarul general NATO, ci o să-l numesc Statele Unite. De asta pentru asta că... am murit deja, adică am spus că are șansa porcului de Crăciun, adică da, dar o să o mai lungim tot podcastul cu asta. Germania, Sta uh, Anglia, uh, Franța, Franța și Anglia și Marea Britanie sunt posesoare de arme nucleare. Ei au, au un cuvânt de spus, ele au un cuvânt de spus extraordinar. Deci, mă rog, sau cumva vor să mimeze democrația, în o dată am mai spus asta, așa, au nevoie de unul ca să, ca să și în barbă, să fie mai mulți acolo și să zic, uite, domnule, nu-i ca la Putin, apropo că poi mâine <coughs> sunt alegerile în Rusia cu Putin, uite, domnule, nu da, ca suggera, la Putin, sunt mai mulți. Am sugera cineva <coughs> să vorbim despre alegerile din Rusia. Ce să vorbești? Că, practic, sunt aranjate să dinainte, să facem știe facem Să vedem cine iese sau... <coughs> Să pariem că este Putin sau ce ai putea discuta A, despre au... alegerile din Rusia? am putea Cum e să... era exact pe vremea Ceaușescu, alegerile de România. Care nu avea nicio șansă -avea să se întâmple. Nu exact. Nu, dar de să spun altceva. Între sistemul oriental și sistemul occidental există o mare diferență. În sistemul occidental, în democrație, se prezintă mai mulți și cu șanse relativ reale, păcând în sistemul oriental e unul singur care ia 70-80%, așa și și Lukashenko, așa au și ăștia din Asia Centrală, din Tajikistan, din Uzbekistan, din Kazakhstan, din China, Xi Jinping, ei nu au concurență. Ce face sistemul occidental? Sistemul occidental nu lasă pe nimeni să treacă de 51%. Dacă te uiți la toate alegerile prezidențiale din ultimii 20 de ani din spațiul românesc, o să vezi că au ieșit la 51-52% maxim. Adică n-a avut niciunul 70%, 80%, pentru că în momentul în care ei 70%, există riscul să devii dictator, să zici, băi, eu am 70% oameni în spate, eu nu mai vreau să mai particip la niciun vot și să mă, să mă să mă impun pe viață, cum este acum Victor Orban, care e de nu știu cât, sau Erdogan, da. care e de. Mă rog, hai, eu zic să discutăm chestii concrete. Da, am terminat care acum. Asta cu alegerile din Rusia am lămurit. Sunt două sisteme diferite, sistem oriental sistem occidental. Sistem oriental permite existența unui singur candidat care ia o majoritate obraznică, o ca să zic așa, o dictatură. Domnul Sorin, ce părere aveți despre Bitcoin? Am mai spus de o mie de ori. cel mai vechi fond de investiții din lume, BlackRock, a declarat că fiecare investitor ar trebui să aloce 84,9% pentru că blackrock este cea mai mare... BlackRock-ul are uh, atâția bani câți are, cât are America, adică uh, directorul sau președintele BlackRock sau ceo este echivalent cu președintele Americii, ca și buget. Și atunci, uh, uh, Bitcoin-ul fiind o monedă speculativă, ei pot să facă niște jocuri de piață incredibil de puternice, pentru că, cum v-am spus, majoritatea, 90 și ceva la sută din totalul valorii bitcoinului este deținut de 3% din investitori. Și atunci ai foarte ușor să te joci cu cei care țipă pe aici că cel mai tare bitcoin că și-au făcut și ei. Aveau 7.000 de euro și acum au 14.000 și gata și-au schimbat viața. băieți ăștia mari din spate cu foarte mulți bani, ăștia decid ce se A, întâmplă cu Bitcoin, că întâmplă. crește, că scade, că ce se întâmplă. Și la, știi că există la pe bursa americană Magnificent 7, Magnificent 10, pardon. Magnificent Ten, care dețin 70%, deci primele 10 companii de pe bursa americană dețin 70% din întregul da. capital. Și e foarte ușor când ești acționar majoritar la o companie sau deții majoritatea acțiunilor să poți să manipulezi piața și ce se întâmplă. Elevii din Constanța au cerut desfințarea bacului. Am văzut și eu, Margo, chestia asta. Am, văzut la, am, am, ascultat, de fapt, la radio, când mergeam spre casă că au făcut scrisoare la Ministerul Învățământului să se desfințeze bacul de tot, să nu mai fie bac. Pentru că calitatea sistemului de învățământ a, căz a scăzut așa de mult încât este un risc enorm, cum mai zis tu, că jumate din elevi să nu mai ia bacul și atunci cu liceul degeaba, că fără bac nu poate să meargă mai departe. Dar și ce mai faci cu liceul ăsta Sorin sau cu o facultate, chiar și cu o facultate, dacă noi suntem în, nu suntem în primele o mie de facultăți din lume? Da, 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 da. Cu nicio Școala facultate românească din... s-a prăbușit pur și simplu, pentru că sistemul politic fiind așa de corupt, tot ce a ținut de, de, statul român, sistem de învățământ, sistem de justiție, sistem de educație, s-a prăbușit, e prăbușit. Adică dacă te uiți în fiecare, în fiecare zi la televizor, vezi uh, elevii care bat profesori, am văzut un copil de 15 ani, acum vreo 3-4 zile, cred că ai văzut știrea, da, 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 da. care a bătut o profesoară, diriginta chiar, și a bătut diriginta, l-a luat poliția cu cătușe, l-a dus, i-a dat drumul, s-a dus înapoi la școală și a bătut-o din nu, nou. Prima s înjurat, nu, prima oară s-au înjurat, l-au luat la poliție, s-au și, -a... și după ce, ce i-a dat? Adică 5 zile suspendare să nu mai vină la școală și după aia poate să vină în continuare să bată din nou diriginta. Da, este o, nu mai există niciun sistem de, nu coercitiv, că poate sună prea rău, de pedepsirea a elevilor. Deci elevii nu mai au niciun fel de teamă. Văd pe TikTok ul ăsta care v-am spus în coate al Partidului Comunist Chinesc cu care este în război și văd forme prin care poți să te sustragi învățăturii, poți să de te... să, să mai aude și de vreau să văd dacă Poți să nu. te... Uh, poți să te prezinți, mă rog, hai de scuză -mă că te-am... Uh, Câți au zis că nu s-au... Mulți, că se întrerupe destul de des, exact ce am pățit noi acasă, că eu am verificat după aia microfoanele după ce ai plecat și erau perfecte, nu aveau absolut nimic ca microfoanele, știi? Da. Le-am verificat pe toate și pe telefonul vechi și pe la nou și pe aia și pe aia, adică totul a mers perfect, perfect. Am făcut și live pe YouTube, dar fără să dau public, știi? Doar de ăsta, private, știi? Am făcut live, că zic, poate de la YouTube și mergea de nave aer, știi? Deci cineva zice, SRI blochează semnal. E clar că există o restricție, o limitare a accesului nostru pentru că noi stricăm aranjamentele care sunt puse la cale. Și asta dovedește și o, un intervenționism al statului Problema în Problema este că de exprimare. televiziunile, cum v-am spus, în România nu mai sunt libere niciunele. Adică ei încearcă să manipuleze a văzut știri de genul, am văzut și pe B1 și pe Digi și pe nu știu ce, în care a zis că Bucureștiul sub amenințare nucleară. Și m-a speriat, a zis, bă, dar cine ne-a amenințat nuclear, frate? Și a mai dat și pe alte știri și ziceau că o televiziune apropiată de Putin a zis că Bucureștiul va fi bombardat nuclear. Și am mers mai departe, am căutat știri. Și de fapt, un Idiot, că nu pot să zic altfel, care prezenta Meteo și are probleme serioase la mansardă și care face glume de astea de șantier, de glume proaste, a zis că vremea este senină, putem să mergem să bombardăm uh, Bucureștiul sau ceva. Și de acolo, pe toate astea de, de știri, aer, sunt... Da, sunt favorabili curenții de aer și prezenta el vremea la mișto și uh, televiziunea asta de știri, adică ar trebui cna sau legea să le interzică Să prezinte știri de astea Că omul când deschide dimineața televizorul Și vede că Bucureștiul va fi uh, uh, bombardat nuclear E unul mai slab de inimă Și face infart Nu e normal să fie voie să dai asemenea știri pe Banderul acolo Pă, cred că ai văzut și tu, nu? Da, nu știu, știu despre ce e vorba, Sori, nu mai te uita. Tu n-ai văzut acum pentru că această coaliție monstruoasă, coaliție mai au o denumire în vremea lui Alexandru Iancuza cu denumirea asta și o să vă spun dacă avem timp monstruoasa asta, declinul monstruoasei coaliții care nu are un primar pentru București, este acoperit, l-au scos pe salam, l-au arestat, l-au plimbat pe, pe da, Florin Salam. salam acum, 24 da. de ore. Și uh, o reclamă. Uh, el cum? săracul din cauza drogurilor l-a luat o raznă, Mi-e mi da. mi foarte milă de băiatul ăsta. Deci el din cauza drogurilor astea uh, s-a nenorocit pur și simplu. Adică drogurile l-au nenorocit pe el. Și mi se face foarte milă când îl văd în ce situație a ajuns din cauza drogurilor. Nu mai poate să cânte, nu, nu s hey, mai nu, știu, nu dacă mai onorată. Cauza orat, drogurilor nu avem voie să spunem asta. Cum până să nu? Adică e oficial -avem și el a declarat. A, a declarat el. l auzit? Da, tu, da normal. Okay. Și a fost și internat la clinici. Adică omul are probleme serioase. Nu e, doamne ferește. Să știi că mulți... Și băiatul foarte talentat, extrem de talentat. A, adică s a, întâmplă cu a și cu Bregovic și cu toți. Adică toți care l-au auzit cântând au fost șocați. da. Acum 10-15 ani, când a venit Gypsy King la sala palatului, i-a dus o neață la, i-a dus o neață la pe Gypsy King la ceva club de ăsta de manele și l-a chemat și pe salam să cânte. Și când au zis de la Gypsy King impresarul a zis că acum semnează contract cu el să-l bage în formație imediat. adică omul e top, top e... s-a distrus de la droguri, s-a distrus uh, complet Să știi că foarte mulți artiști de-a lungul timpului, uite, Merlin Moreau care tot de la droguri a murit Michael Jackson, sunt foarte mulți actori, artiști mari M-au ăștia cu Daniel Niță, e un puș de ăsta care tot le vinde tot felul de... Dacă ar fi milionar de cripto, nu le-ar lua la fraier pe Telegram, nu știu câți lei sau euro sau celeia abonamente, să învețe cum să... Deci m-au terorizat și pe Facebook și pe Instagram. De ce, invită să spună de cripto că este ceva serios. Bă, dacă n-ai argumente, dacă cripto nu are nimic în spate, n-are o companie, n-are aur, n-are nimic, ai doar o monedă speculativă care îți crește și scade funcție ce declară Jicol sau Elon Musk, n-are nimic absolut. Nu știi cine e acționar, nu știi nimic până nu pierde el ultimul leuț și ultimul bănuț, el nu crede, mă, frate, nu... Așa cum părinții și Cum a fost -au... cu Carita, s-au pierdut, i-au la televizor că au dormit pe sub pod, dar după trei luni a făcut alt șmecher la uh, Pitești, la Gerald sau la Focșan, la Focșan la Pitești, toți românii s-au dus sau depus bani. Chiar ăia care pierduseră la caritate. Deci dacă vine un puș de ăsta și și a un tricou cu Versace, pe el să dă mare șmecher, mare deștept în cripto și asta și le mai aia câte 5 lei la fiecare 20 de lei să învețe și pe ei cum să facă bani, s aruncă toți cu capul înainte. Sorin, vreau să mă las să spun un vers din Eminescu. Multe flori sunt, dar puține rod în lumea o să poarte. Toate bat la poarta vieții, dar se scurtur multe moarte. Deci așa se întâmplă și vreau să spun ceva, mulți care au băgat la Gerard și la Sabina Prodac sau la Vântul, acum să numai aia Vântul, pierduseră la Caritas, deci aceiași pierzători, ca să vezi, deci păi, da, omul, da. omul, e atât de băi, acum da. câștigă, am pierdut Asta aia. și speculează excrocii, dorința de îmbogățire rapidă, de aia nu o să se termine niciodată cu țepele și oamenii o să-și piardă toți banii și copiii nu o să meargă la școală, pentru că sunt ăștia care învață cum să sară peste etapele vieții. Bă, întâi mai du la școală dracu, urmez cursul meu pe Telegram aici sau pe ce predau o 10 lei, 20 lei, 100 de euro pe lună și te învăț cum să faci bani, te mai duci la școală. Adevăr e că trăim într-o societate foarte pragmatică în care banul este zeul suprem, diavolul suprem care ne călăuzește și facem orice pentru bani. Vezi începând de la Policenia apropo de Rareș Bogdan cu odele și o lui pe, către Claus Iohannis, până la ultimul om după stradă suntem gata să ne vindem trecând peste principii. Nu mai este idealism, nu mai există principii, nu mai există moralitate, nu mai este rușine, Sorin. Să știi că satul românesc și românul după vremură, cum spuneai, tu aveai o rușine, tu spui de multe ori. Și mi era o rușine de tata și mi era o rușine de, de, sat și mi era o rușine. Acum nu mai este rușine, deci totul este câți bani ai în buzunar, am bani în buzunar, nu mai trec peste orice problemă pe care am făcut-o, nu contează fac filme pentru adulți, only fans nu contează ce spun și ce fac acum escroci au fost întotdeauna și că nu se termină dacă nu ar fi fraieri, n-ar exista nici escroci că avea părțină să fraierească nu fraieri, în sensul oameni care aleargă după câștiguri ușoare și rapide sunt niște escroci mai mici înhibați, care vor și ei să profite ce bă, cum fac eu păi uite, l-am auzit pe unul, ia să mă ba primul sunt escroci mai mici sunt înghițiți de escrocul mai mare, asta e decât în lumea. Și foarte bine că se întâmplă așa, un mecanism. Uite că a intrat și un taximetrist aici cu Alexandru Condor. Domnul Alexandru Condor, lăsați taxiul și mergeți la Uber și Bolt. Eu sunt foarte mulțumit de serviciile lui Uber și Bolt. De câte ori am fost cu taxiul, am avut geamul deschis, șoferul a fumat, șoferul a înjurat, m-a ținut de vorbă și nu avea în chef. Și concurență, asta e concurența. de aia au ieșit toți taximetriști acolo că nu le convine concurența. Mutați-vă dacă puteți să fiți civilizați, să vă îmbrăcați corect, să aveți curat în mașină, să nu vorbiți cu clientul decât dacă vă întreabă clientul ceva să vă vedeți de volan, să nu fumați în mașină, să nu faceți nimic, intrați la Uber și la Bolt, că nu fac evaziune, Uber și Bolt. Nu, dar mai e o problemă. Dacă vreau să reclam un șofer Uber, am unde să-l reclam. Am unde să reclam și dacă da. are mai multe reclamații șoferul de la Uber, îi se ia să vede, văd, văd, de Uber nu, și da, nu mai văd lasă. Toți e și un, văd toți care nu notă proastă. Pe când la taximetri... Recomandate că nu suntem aici la uh, podcast de puști ca să ne spunem trei cărți recomandate. Orice carte citiți este foarte bună. Nu să citiți acum trei cărți care vă spune domnul Șicol și o să fiți ca domnul Șicol. Citiți orice carte și vă ajută. Lăsați netul, citiți 100 de pagini pe zi și vedeți cum vă dezvoltați personal. Beretristică, dezvoltare personală, ce vreți de noastră. Citiți orice trei cărți vreți. Că nu... Hai stai, dăm voie să spun totuși trei cărți. De Aristotel, da, mă zic eu. politica, poetica, etica anihomatică, oricum și, nu le ține minte și luați Aristotel cu toate cărțile lui și citiți, păi mă, mă treceți mai departe, treceți O să le la, citească sigur Ștefan, 100%, da, la 100 o să le citească La Toma Dachino, la... Toți puști ăștia, de câte ori intri, pe Instagram, pe Facebook, dați-mi și mie, vă rog, două cărți de dezvoltare, dați-mi și mie trei cărți. Băi, frate, orice carte citește, bine nu să stai pe TikTok, Dacă vă uitați la noi, este cumva, e ca și cum ați citit o carte, pentru că noi avem o sinteză a tuturor evenimentelor și lucrurilor pe care le-am citit în viața noastră și vi le expunem la fiecare live pe care îl facem. Deci mulțumim că sunteți cu noi. Nu ne enervăm, iertați-ne dacă mai. Dar nu să enervezi nimeni, Ștefan. ce păi Tu îi mai, mai faci, așa că. Bă, dar ce ăsta, ce face, nu stiu ce, adică trebuie să. Dar după atâtea live-uri și după atâtea discuții, mai păi vii și așa. Domnul, omul vine în e, e dintre cei noi, acum nu or fi toți. Păi nu, dar el singur cu gura lui a spus, a, va mai întreba trei cărți, dar nu le mai ți minte, Mai spuneți o trei cărți. Vinerea viitoare o să vină Doamne mai dai și mie trei cărți. Da, să-l pace. Eu iubesc pe omul ăsta, îi mai zic trei cărți de câte ori vrea el. Ok. Și am și ca adresă de mail sjicolarondiahu.com da și, la și, vă mă și vă răspund câte cărți vreți și despre ele discutăm și sunt răbdător și vă respect. Haideți să fim iubitori de oameni, să dăm un exemplu de comportament uh social, pentru că asta e problema. Vrei să spun ce oamenii ăștia nici n-au întâlnit bunătate, blândețe, diplomație, au găsit numai ticăloși, numai scroși, numai... și de asta devin și ei, pentru că nu înțeleg cum ar arăta altfel lumea decât cu elementele astea. Și acum spui de elevii care, care renunță la BAC. Păi întâi spune că l-au văzut pe ceolacul că n-are BAC, păi ce să mai facă ei și și ajuns Și dacă l-a ajuns ministru fără BAC, eu de ce să mai dau BAC? Da, deci ăsta, încă o dată, mie nu -mi vine să cred asta, este o Teodoroviș, care este, a fost ministru și om din PSD, a fost vice-coleg vice cu Ciolacu, vicepreședinte al Partidului Social-Democrat. Nu ministru... doar școala economie la pământ, it domeniul care contribuie cu 7% din PIB, în declin maxim de când a venit Ciolacu. 30% din colegii de grupă au fost dis disponibilizați anul ăsta. Cred, Cristi, pentru că ce s-a gândit Ciolacu? Că nu mai are bani, că, că i-au dirijat către combinațiile lor nenorocite, să mărească TVA-ul la cărți. Sau gândit că suntem prea intelectuali și țin prea multe cărți și zic, bă, dacă cartea merge așa de bine să vinde, hai să-i mărim TVA-ul. Și au mărit TVA-ul la cărți. Asta era problema care durea România, că nu aveam TVA destul de mare la, la cărți. Da, sunt, vedeți că e un haos total în tot ce fac oamenii ăștia, pentru că ei nu, nu se pricep, n-au o viziune de ansamblu, n-au un management constructiv. Deci ei nu fac proiecte pe termenul noroc cu PNRR-ul ăsta care este cumva programatic și sunt niște pași de făcut, că altfel nu știu ce ar face. Tu nu vezi că dau ordonanțe de urgență și a doua zi revin asupra lor. Fac modificare OUG la OUG la OUG, știi? Vergi, vergi, tezaurul României nu mai există. A spus-o și Putin cu gura lui și este oale și ulcele. Nu mai există politicienii își fac doar campanie electorală cu tezau României. De-aia au și băgat în Parlamentul Europei, că a zis europenii că în cazul în care se va termina războiul și va fi pace și ne vom împrieteni din nou cu Putin și Putin va fi prietenul Europei, o să-l ro să roage uh, Uniunea Europeană sau Consiliul Europei pe Putin, dă-le mă și la tezau tezaur înapoi. Deci, Chiar mai sunt oameni care pun botul așa ceva la o prosteală de asta pe față, așa cu votul în Parlamentul Europei. Dar în condițiile actuale de război, e pielea ursului din pădure. Deci, bă, e doar pur campanie electorală, nimic altceva și distragerea atenției oamenilor de la problemele serioase. Nu există Tezaur României, uitați-l, nu mai există Tezaur României, de mult, de zeci de ani. Domnul Jicol și uh, Sorin. Deci tu ești domnul Jicol, eu sunt Sorin. Sau domnul Jicol și. Da, nu știu, e corect să zici gramatical dacă îi domnești pe amândoi domnul Jicol și Sorin sau tu să zici domnul Jicol și domnul Sorin? Nu contează, să ne zică oricum că mă înțelegem în ce, ce vor Ce părere aveți de intrarea în politica lui Florin Cărinescu, Mulțumesc, vă ascult cu mare drag. Cred că este un mare minus pentru cei de la partidul Uh, diaspora yeah. unită la care s-a dus. Eu aveam impresie bună despre oamenii ea, pentru că Florin Călinescu e un actor, cum am spus, un actor bun, îi urmăream toate misne cu chestiunea zilei, dar nu are nicio legătură cu politica și nu înțelege ce se întâmplă și n-ar avea nicio șansă dacă ar candida la președinția României sau ceva, poate ar lua 1% sau 0,5% sau ceva. Deci el nu are șanse de a candida ca și președinte. Și atunci partidul a început bine diaspora unită, foarte vânjoși așa, s-au dus, s-au dat în mafia cu lemnul și cu tot Hop a apărut și călinescu! Eu am altă teorie. Dacă ați observat că Linescu a îmbrățișat, mă rog, el este un actor, i s-a dat un rol de om care este naționalist, el acum așa a luat cămașa așa asta naționalistă, cumva să mai diminueze eventualele ridicări ale altor naționaliști după piața românească. Deci cumva trebuiau atenuate procentele lor și au mai băgat un naționalist. Pentru că dacă voturile naționaliștilor sunt 30% și se distribuie la șapte oameni, vor fi mai puține pentru fiecare care decât dacă rămâne doar Simion și cu șoșoacă care se revendică afinațional nici ei nu sunt mă rog există alte alte resorturi în spate mult mai complexe și mult mai complicate vă spun tot din Eminescu tu pe alături te strecoară nu băga nici chiar de seamă din cărarea ta afară de te îndeamnă de te cheamă de te ating să feri în lături de hule să taci din gură ce mai vrei cu atale sfaturi dacă știa lor măsură în sfârșit, uite, Margot Hilia, da, Odisea, Divina Comedie, trei cărți de căpătui pentru cultură generală. Mulțumim, Margot, că ne ajuți. Uh, cu ne scrie un milion, să poate chiar miliardar, că se fac foarte mulți bani cu cripto. Vrem like-uri, vă rugăm Domnul să ne ne dați Sorin, like să știți că nu aveți dreptate cu criptomonedele, dacă te documentezi în domeniul ăsta, chiar poți să faci bani. Am văzut zeci de tineri care îmi scriu și mi-au spus că au luat bani în brumus, sau le-au dat părinții și au pierdut ultimul bănuț, că au crezut în nu știu ce criptomonedă eu tot le spun, haideți mă puneți și voi public asta că mi-e rușine de colegii mei și de alții, mi-e rușine dar majoritatea și-au pierdut toate economiile și toți banii la criptomonede dar mi rușine să iasă în față, eu a, am conștiință, eu dacă mi-aș lua o țeapă, eu am mai luat țepe, știi, și am ieșit public și pe Facebook și da, și oameni buni, sincer, am, am, luat țeapă, am nu faceți și voi ca mine pentru că vă pierdeți bănuții, și la -ai care și toate zecile, sutile, miile de tineri de ăștia care au țepe cu Forex-ul, cu trading-ul, cu criptomonedele, cu Amazon-ul, are și în față, ar fi mult mai puțin oameni care ar, ar fi păcăliți de excrogeștea, mult mai puțin. Da, nu există o cultură economică, nu există o cultură de bun simț, pentru că până la urmă trebuie să-ți dai seama, oameni buni, tot ce se mulțește de azi pe mâine într-o noapte sau în, în șase luni, ce face un om în zece ani, tu faci în șase luni, e scrocherie. Chiar și că subscrii acelei scrocherii, te numește scroc. Știu că unii zic că e și să fii... Vă numesc, că încurajezi scrocheria, nu? Și pentru că, da, pentru că ei banii de undeva, banii sunt ai cuiva, tu îi fur de undeva până la urmă asta încă o dată vă spun, Nicolae Iorga Bizanța pre Bizanț spune omul, domne câștigul cinstit este pui sămânță, aștepți un an de zile să crească planta, să o culegi, o parte o pui deoparte, o parte o reînsămânțești și tot așa pui asta e asta mersul organic, natural asta e creșterea normală pe care trebuie să o urmați, nu mai căutați după ca că ai vers pe perezi, că ve, veți pierde și amărâții de bani pe care ați cu greu la început, pentru că e scroci asta vânează, niște mici alți scroci care vor să, să îmbogățească peste noapte. Nu există îmbogățire peste noapte. Dacă ar fi îmbogățire peste noapte sau nu știu ce business, gogoșărie care face tu nu știu ce bani, ar intra marile fonduri de investiții care au un portofoliu sute de miliarde de dolari sau de euro și ar face ei afacerea Aia Nu v-ar lăsa pe voi să faceți gogoșărie sau, sau nu știu ce. Nu, eu le-am explicat la oameni foarte simplu, adică o logică foarte simplă. Un om de afaceri care are bani, niciodată nu o să stea să vândă cursuri sau să uh, creeze abonamente la alții ca să învețe cum să facă bani. Pentru că el are bani. Are două variante. El are bani și ocupat și nu are timp de alții, că nu vrea să-i îmbogățească și pe ei și să-și dea mai departe secretul businessului ca să aibă concurență. să-i scadă lui Sau profitul. doi, a făcut destui bani și vrea să ajute și pe alții, dar în mod gratuit. E, se face podcasturi, face conferințe, dar fără să ia vreo taxă de intrare la conferință. Eu, de câte ori am fost la vreo conferință, invitat că am fost la 10 și până școli și până licee și conferințe de business, am spus organizatorilor, vin cu condiția ca să anunțați de la început că am venit în mod gratuit și că banii pe care voi încasați de la oameni în cazul în care încasați sunt strict de cheltuielile legate de sala de conferință, de mâncare, de sandwich și așa mai departe, că nu faceți profit. Atunci poți să zici că te duci la o conferință sau la un uh, coaching de -asta de business sau de dezvoltare personală în momentul când omul ăla are bani și nu-ți ia bani, că nu are nevoie de ei. În momentul când ăla ți ia bani pe un curs, pe Telegram, pe abonament, pe nu știu ce, este 100% clar că ăla trăiește doar din asta și nu are alte surse de venit. Că multi crypto miliardarul ăsta care tot îmi spune să îl invit la podcast, dacă ar avea așa miliarde multe și milioane din criptomonede, n-ar sta să vă ia vouă, nu știu cât ia el, un milion jumate sau 150 de euro sau, sau 500 de teid, euro. Frații tăi de ăștia care și tot teid, și așa, alții, nu știu da. câte mii de euro, să te învețe să fii, nu știu ce. Nu, dar ei au fost busy, au fost foarte deștepți, frații tăi, dar gândește că aveau 170 deci 170.000 de, de copii, ori 50 de dolari, făceau 8 milioane de dolari pe lună, 8 milioane de dolari pe lună că învăța pe ea cum să fii macho, de exemplu unul din cursuri se numea cum să fii macho. Și te învățau cum să fii bărbat, cum să, fi, să fii dur, să te să, îmbraci, cum să te îmbraci, cum să dai un cap în gură la femei din când în când, cum să o pui la punct, cum să tu ești rasa superioară și femeia inferioară și de asta te învățau. Da, am înțeles, pe păi, proiect asta e și unul dintre motive pentru care au ajuns la Bauhaus. La brutărie, cum ar zice ăștia simpaticii lui pică Dragomir. Acum, chiar dacă sistemul de învățământ este distrus și profesorii nu-și mai dau interesul și este haos în școli, cel mai mult și cel mai mult contează cum abordăm noi uh, uh, educația acasă. Adică dacă ne ocupăm de copil, toți suntem obosiți, muncim mai mult pentru că prețurile au crescut și trebuie să compensăm uh, cu cheltuielile și atunci stăm mai mult la serviciu fiind foarte obosiți, nu mai avem chef de a vorbi cu copilul, de a face temele împreună, de a avea o discuție de a, pe teme de educație sau de departe, îi punem o tabletă în brațe sau pur și simplu ne mai interesează de el. Eu, eu m-am șocat când am văzut statisticile de la TikTok în care spuneau că copiii între 12 și 16 ani stau între 6 și 8 ore pe zi pe TikTok. Aia înseamnă că el de când vine de la școală și până se culcă, el se doar pe TikTok. Deci copilul ăla nu învață și nu te mai miri că, plus, cum ai zis peste, peste 50%, așa ai zis, peste 50%, așa zis, peste 50% din copii nu au luat examenul de capacitate, este o, simularea, la simularea. la este dezastru, este nenorocire, este uh, și, și ce în plus de asta profesorii, din cauza că sunt plătiți prost, nu-și dau interesul, nu-i mai învață nimic la școală, am avut copilul ăla de uh, clasa 10 aici, și după aia și pe Alex, care dă meditații cu platforma, l-ai văzut pe online. Da, da. Și amândoi spuneau că profesorul își mai dau interesul de loc, că sunt profesori care vin la ore, îți dau să copiezi patru pagini și el stă pe Facebook sau pe ceva și nu mai face nimic. Dacă vrei să înveți, plătești meditație și vii la casă acasă, un milion jumate păi, pe oră și te învață. De asta scad nivelul la clasă ca să, ca să, te pună în situația delicată de a nu înțelege nimic. A făcut Dragoș Pătrarul la starea nației, dacă vă uitați, uitați-vă neapărat pe YouTube, vă recomand un, Un äh vlog, un podcast, un podcast cu despre uh, șpăgile care se dau la școală. Începând cu 8 martie, uh, după aia un profesor a făcut ședință cu părinții și le-a spus că el trebuie să plece de la școală, că are de unde să și mai plătească ratele. Și atunci părinții au pus bani și i-au uh, dat bani să și plătească ratele sau uh, cadouri de la mașină până la. Nu pot fi o excepție, nu înseamnă că tot corpul. Nu eu vorbesc carde, la modul general, tot Ștefan. Tot tot corpul eu, didactic. Eu vorbesc e... la modul general, nu e posibil să deschizi televizorul în fiecare în fiecare în fiecare zi, să citești despre Sărind profesor și despre pleacă de la clasa politică, de la elitele. Da, dar și de la educația da, la noi de acasă. Da, păi dacă eu nu neglijez copilul și nu mă, Dacă eu mă educ copilul și vorbesc în fiecare zi cu el și îi spun, bă, băiatule, hai să-ți arăt pe internet ce înseamnă să iei droguri. Uite, ăștia cum au ajuns, uite că le cade carnea pe ei, uite că mor. Uite, pe ăștia nu au vrut să veți la școală, uite că sunt boschetari în sacul de dormit. Uite, pe ăla care stă cu măsa și cu taxul la 35 de ani că este uh, neînțeles de societate. Adică îi dai exemple concrete și spui copilul, uite, nu ca ăla, nu ca ăla, nu fă ca ala, nu fă ca ala, nu fă păi, ca ăla. Hai să spun un exemplu. Când eram mic, aveam vreo 5-6 ani așa, m-am dus cu taică, mi-a trimis maica mea la piață să luăm niște roșii. Și pentru că era duminică după amiază să închisese tarabele, rămăsese un singur țăran care dormea în interiorul tarabei, deci în gaura tarabei, cum erau la atunci la piață, cu un coș de roșii. Ne-am plimbat noi pe acolo, eu, -am, eu am băgat mâna în coșul ăsta de roșii și am luat două roșii și le-am băgat în buzunar, fără să vadă tata, că știam că nu de acord. Și ajungem noi, ne întoarcem acasă și tai mi spune, Maica, mi, mi pare rău, n-am mai găsit roșii în piață că nu mai era nimeni acolo și eu scot roșile din buzunar, aveam un paltonaș așa, un, așa și zi, pun roșile pe masă, zic, ba avem roșii, eu procurasem roșii. Ce să spun, mi-a dat că mi o palmă, ce acum mergem înapoi la piață și dai țăranului roșile. L-am întrezit pe omul ăla din eu am furat roșiile, am furat două roșii din, n-ai înțeles, deci un țăran dormea în gaura de la Tarabă în, deci are orice tarabă are o gaură da. și el se culcase săracul acolo într-o șubă și lângă el avea un coș de roșii acoperit cu... Și o... cro... de două roșii. Și eu am băgat mâna, cât să uitate ai că mă pe piață pe acolo, am luat două roșii, le-am băgat în buzunar și am ajuns acasă. Nu de deci cred că vreo 5 ani, nu știu dacă eram la școală. Și când am ajuns acasă, tata foarte trist, așa îi spune, mai că uite, n-am mai găsit roșii, că era piața închisă. Și eu scot roșiile alea din buzunar, două roșii și le pun pe masă. Și zic, ba da, uite, avem roșii, așa că o mare succes, ce jmecher am fost. Bă, și îmi dă tata o, o, palmă și ce acum mergem la piață înapoi, nu spun că l-am trezit pe ăla din sop, și să-i dau roșiile și să, să cer scuze la țăranul ăla de și să-i să o poezie și de atunci am învățat ce, ce înseamnă să furi pentru că noi, noi ne încurajăm nu toți, bineînțeles dar dacă un copil face o jumecherie mamă ce jumecher ce ai făcut, așa să faci atunci tu în loc să-i pentru că noi fiecare dintre noi avem un uh, microbul ăsta al furatului al ticăloșiei, al escrocheriei și în loc să-l inhib de mic de când e el mic, tu îl încurajezi. Mamă, ce ai copiat, bă, tata, am copiat, toată lumea a luat notă mică, dar eu am scos hițui ca și am copiat. Bravo, fiule, ești cel mai jmecher, așa te vreau. Deci trebuie să înțelegem. Și uite și cu învățatul, să știi că sunt uh, momente în, în, viața copilului când copilul nu vrea să învețe. Am avut o problemă cu fimea prin clasa 8 -a, chiar înainte de, înainte de examenul ăsta de capacitate de clasa 8 -a, când nu mai vrea să învețe. Și am zis, da, foarte bine, ți-au toate cărțile, nu mai înveți deloc, te fac femeie de serviciu. Și am dus-o la o, un domn de ăsta care mătura în, în, la, la, piața Unirii acolo și am zis, domnule, uite care-i treaba, fica mea nu mai vrea să învețe, te rog frumos, uite, să o iei cu dumneata să învețe să măture, că asta e meseria ei de acum. Nu vreau să spun, am, o, pe psihologie inversă s-ar numi, nu vreau să, spun ca, să vă spun că a început fica mea să plângă, tati, vreau cărțile, nu mai vreau, zic, nu, nu-ți mai dau nicio carte, du-te frumos și mătură, că astea nu vrei să, nu vrei să înveți, te duci frumos, că e nevoie de oameni care mătură, care spală dacă așa e societatea construită, în toată lumea e făcută pe facultăți. Sorină, întotdeauna, există un, un curent acum, orice copil vrea la facultate. Nu va... păi noi avem 17% din populația Țării nu, dar... cu studii superioare ar, ar vrea... Media europeană e de 35% că... Păi și ce facultăți avem Uite azi mi-a venit o doamnă cu un CV Domnul Jicol, vor de tot Am o fată care trebuie să învețe Nu știu ce, Universitatea Ecologică Știi? Dar scuzați, nu da, da... cred că e acreditată Păi asta a făcut-o și premierul Adică a, da. da e o serioasă. Da, serioasă da. Și uh, cum să nu fie serioasă Dacă sunt politicieni o grămadă, deci clasa politică e plină de Universitatea Ecologică deci, care... Avem politicieni ecologici, cum ar veni Nu mai bun, nu știu ce facultate din Petroșani, nu mai știu ce în sfârșit De peste tot, în toate orășele mici ale țării sunt facultăți particulare. Oamenii nu înțeleg că facultatea particulară e o afacere, e un SRL facultatea facultate particulară tu dai banul și eu îți dau diplomă. Nu mă interesează că înveți sau nu înveți. Eu ți-am luat cașcavalul din buzunar și ți-a dat o diplomă. Adică toți ăștia flutără de la tot felul de... Sunt și facultăți particulare serioase, câteva, nu zic. Dar majoritatea, cum ai zis tu, sunt pentru politicieni sau să ia banii la fraiere. Domnul Cosma, felicitări că nu mai fumați și mai bezi cafea. Asta e un, un examen pe care l-ați dat domneavoastră, dumneavoastră cu dumneavoastră înșivă. În, și ar trebui ca fiecare dintre, dintre, cei care ascultă să învețe de la domnul Cozma. Uh, deci nu încercați să vă abțineți de la vicii dacă sunteți puternici. Să uh, stai că am citit aici o întrebare, m-a întrebat cineva imediat mai sus un pic, am, uh, sunt foarte multe întrebări. Hai uh, să... Vă rugăm să dați like, uh, avem 512 like-uri, știți că asta e bucuria mea, să dați like-uri. Imediat. Imediat așa, a devenit preșul. Să nu uităm că în urmă cu câțiva ani, așa cum ar comenta seniorul Copos situația, mai vorbit cu seniorul coposul în fiecare no, dar episod Nu, și anume, n anume ce anume să anume mai, cum ar comenta Coposul, o să învârtim masa asta, o să comandăm o masă rotundă data viitoare și facem un spiritism cu Ștefan și când apare seniorul Coposul o să-l întrebăm cum comentează și o să-l vedeți no, live, dar, cum comentează puțin, în situația fie... actuală a României. Păi ce, să, el a anticipat faptul că FSN-ul va fi și pe stânga și pe dreapta a spațiului românesc. În momentul de față, vedeți că s-au și unit. FSN-ul care la vremea respectivă era constituit din fostul partid comunist Cu tehnele respective pe care noi le respingeam Dar ei veneau din spate, nu înțelegeau ce e aia democrație Hai să chestii concrete, că sunt așa de multe întrebări Și oamenii sunt așa de curioși de situația actuală, ce se întâmplă Ce păi a fost da, cu FSN-ul, ce a fost nu, cu da, Din situația polo. actuală vorbim, de ce se întâmplă acum Și de unde vine situația actuală Sunteți simpatizant al lui Colin Georgescu Am văzut că aveți mai multe videoclipuri cu el Domnul Florian, dacă am mai mult de unul, să-mi dați și mie ca să le văd, că -am, eu sunt mă făcut chiar curios, că știam că am doar unul, poate am mai făcut cineva cu inteligență artificială. Nu sunt simpatizant, am invitat aici zeci de oameni la podcast, Asta nu înseamnă că îi simpatizez, sunt oameni cu diferite povești de viață sau cu diferite opinii și atunci am invitat la podcast. Nu, dacă urmăriți, probabil că n-ați urmărit, podcastul cu domnul Călin Georgescu ca să vedeți că nu i-am ridicat mingea la file. A fost o discuție destul de rigidă pentru că dânsul nu m-a lăsat să întreb nimic, a avut un speech de ăsta, un monolog în loc de dialog. Mi-a impus să dureze exact 40 de minute sau 50, deci nu mai știu cât. Și atunci a... Uh... Nu mai puteți să speculați că probabil îmi doresc să câștige aur. Îmi doresc ca țara asta să meargă pe o direcție bună, să scape de hoți, de corupți care ne-au guvernat din 90 și până acum. Nu îmi doresc să câștige nici aur, nici alt partid anume, specific. Îmi doresc să scăpăm de corupție, de hoție și românii din diaspora să aibă motiv să se întoarcă în țară. Asta îmi doresc. Nu îmi doresc niciun partid anume și nu țin cu niciun partid anume. Doresc doar să scăpăm de situația asta nenorocită în care ne aflăm. Acum, domnul Șicol, instituțiile statului sunt în cădere liberă. Prevedeți o, prevedeți o intervenție străină la nivelul poliției românești pentru a evita colapsul total? Da, bineînțeles că asta e. Gândiți-vă că în spațiul românesc să bagă bani. Foarte mulți, enorm de mulți bani. Bani care vin pe tot felul de canale, prin Uniunea Europeană, prin America, prin fonduri de investiții, prin investitori. Singura justificare pentru aceste investiții este că suntem ultimul bastion occidental în coasta Orientului, în coasta rușilor și a chinezilor. Gândiți-vă că în vestul României avem. Ungaria lui Victor Orban unde deja patrulează polițiști chinezi nu știu dacă știi știrea asta că uh, deja au adus chinezi așa Serbia Serbia lui Vucic care Serbia președintelui deșa și preș polițiști chinezi patrulează acolo. Deci deja noi suntem un apendice, un intrând occidental într-o zonă ultra-ruso-chineză. Uh, avem în dreapta noastră Turcia, care este și acum picior în alianța asta ruso-chineză. Deci România a rămas ultimul bastion la Marea Neagră occidental și de, de asta se bagă banii în noi. Și avem noroc cu asta, șansa asta extraordinară geostrategică și geopolitică și geoeconomică mica că ne vin foarte mulți bani, de aici aveți noastră bancă, România nu mai produce nimic dacă în momentul ăsta s-ar opri uh, infuzia asta de capital care vine în spațiul românesc cu tot felul de investiții nerambursabile, cele mai multe autostrăzile astea sunt nerambursabile pe care ni le face Occidentul, tocmai ca să avem o, o sănătate funcțională, economică politică și bineînțeles și as, revenind la instituții vor, vor face reforme și în, și în instituții, deci de asta singura noastră șansă este să vină Mircea Joană ca președinte și să schimbe ceva. Te rog Din eu, păcate, frumos, Ștefan, te rog frumos, te rog. Atunci rămâi suflet, cu Ciolacu, stai adică, puțin, rămâi cu Ciolacu nu, dar nu, și nu vreau, cu ciucă. Dar Nu mai tot repeta cu Joana atât, dacă doresc să vină Joana președinte sau Păi eu v-am ce... spus că are ce cum văd eu locul Iar acum, încep, fiecare are viziunea lui. Da, dar eu... ai spus la multe podcasturi și mulți oameni mi-au scris, domnule, zice, m-aș uita, dar vă repetați cu aceleași discuții la fiecare jumate din discuțiile voastre, sunt aceleași, despre Joana, despre ea, despre ea, despre ea Și plictisim, adică statea întrebări noi și cu subiecte foarte interesante, că e păcat să nu le răspune și să pierdem timpul cu Joana sau cu cu altcineva, zic eu, părerea mea. că na, Hai îi, să devine întrebari. monoton Bună seara și respect. Nu sunt oare și consultanți de afaceri care au acest obiect de activitate, adică sunt buni în dezvoltarea altor afaceri, al lor e doar consultanță? Ba da, și eu am firmă de consultanță, Cristi. Eu am, eu am acuzat pe cei care se dau oameni de afaceri și au bani pentru a ține niște cursuri sau de a învăța pe alții cum să fie milionari. Există consultanță în afacere, altceva. Eu ca firmă care vreau să-mi dezvolt afacerea, plătesc un consultant sau o firmă de consultanță și am să cum să-mi dezvolt afacerea. Eu am spus de indivizi care se dau milionari sau miliardari și se pozează cu niște mașini închiriate și care merg și țin conferințe pe bani mulți sau vând cursuri copiilor. Deci nu are nicio legătură ce spui tu cu ce spun eu. E cu totul și cu totul altă discuție și alt fel de, de business. Nu rezonez cu Jicol uh, în privința, cu domnul Jicol a vrut să scrie, a scris el, probabil, Ed, în loc de D. În privința lui Joana, dar îl apreciez pentru cultura politică, disponibilitatea, amabilitatea și empatia lui. Felicitări și poate vă mai gândiți în privința lui Joana. Eu nu-i vorba de simpatia mea, încă nu-l au de bărbat, dar nu avem altă soluție. Dar nu deci... știm cine candidează deocamdată, Ștefan. Adică nu poți să spui, păi... înainte de a se anunța oficial candidatul, că noi nu avem te... altă soluție de Teodoroviș, de exemplu, Nu-i Teodoroviș, fost un Teodoroviș nu s-a anunțat oficial. Și mie mi se pare rezonabil, e un tip deci avem două candidaturi, una serie sigură, a treia, Luciolacu, sigur va fi candidat sau cel puțin așa visează el și atunci a, bă, vrea să-și încoloneze toți primarii ăștia care au trecut de la toate partidele. Uite, de exemplu, în Buzău, absolut toți, toți primarii PNL au trecut la PSD. Zici, știi asta cu prima. Da, da, da. Uite, la Iacob Riții, ăla de la Petroșan, primarul Petroșanului, care a fost. Bărbatul Și așa, exact, care a fost condamnat, așa, așa, a trecut de la PNL, că el a venit prin PDL, prin fuziunea, era membru. Păi știu că PNL. A trecut la PSD. Știu că eu am spus acum câteva luni de zile că PNL-ul s-a prăbușit în așa hal de când s-a asociat cu PSD-ul și de când au făcut multe măgării care le-au făcut, încât e mare lucru să mai ia pragul electoral. Și atunci omul știe că cu PNL-ul nu are nicio șansă și se duce undeva unde crede că are o șansă. Pentru că primarii ți a zis, sunt aici politici din cauza că dacă nu ești pe partidul care iese la guvernare, nu primești cașcavalul și atunci el se duce în direcția în care când se scufundă corabia șobolani toți șobolanii fug. fug. Deci da, primarii ăștia care trec de la PNR la PSD Corect. sunt șobolani. Pentru că corabia PNR se scufundă vertiginos în fiecare zi și atunci șobolanii fug la PSD. Și e simplu. Și pentru că uh premierul a inventat o jmecherie din fondul de rezervă, alocă bani preferențial al numitor primari Primar care trec care la PSD. Treci la mine îți dau, nu îți treci, dau la bani, mine, treci la mine, îți dau nimic. exact. Și el dacă nu-și termină drumul. Și el știu. după alegeri trece la orice partid, adică că nu mai e legat de dacă vrea, nu? Nu, deci legea electorală actuală spune că n-ai voie să părăsești partidul în timpul mandatului, dacă ai părăsit în timpul păi mandatului. Și cum părăsesc? Păi acum s-a dat o ordonanță de urgență de traseis politic. S-a dat săptămâna trecută ordonanța de ale... urgență. I-a lăsat să nu mai facă Ca ce exact. Deci ai înțeles. S-a dat o ordonanță de urgență cu traseismul politic, cu legalizarea traseismului, care de fapt e baza corupției și a dicăloșiei. De ce politice? profesorii sunt considerați o categorie socială neîndreptățită în privința salariilor? Crezi că merită toate mările acestea de salarii? Eu zic că, da, dacă ar fi salarii corespunzătoare în învățământ, mă refer la 1000 și ceva de euro, 2000 de euro, cât ia un profesionist și un om capabil la o firmă privată, atunci, asigur ar veni mult mai mulți oameni capabili în învățământ. Pentru că, dacă vă uitați la examenele de astea, cum se numesc, Ștefan, de grade sau de, nu știu, de intrare în învățământ, cu suplinitori și cu asta, de, tot timpul arată în fiecare an că de, titularizare. Iau, de titularizare, au luat oameni cu 3 și cu 4, pentru că nu aveau pe nimeni, ei nu veneau. Și atunci, un om care a luat 3 sau 2 sau 4 la titularizare, N-are cum să fie un profesor bun dacă el nu cunoaște nimic. Cum să învețe nu mai pe alți un interes copii? pentru nu mai există asta. un interes pentru profesie din cauza uh, salariilor care sunt... Uh... crescor să aducă și aici nepalezi și din uh, Sri Lanka și din ăștia care să fie profesor sau să trecem pe ce, inteligență nu știu ce, ce sau va care fi. e soluția că eu văd un eu o văd criză. un blocaj și eu văd o criză la fel pentru că școala s-a degradat extrem de mult profesor, părinții stau cu frica că ai văzut că au fost situații în care profesorii au vândut droguri la copii sau tot felul de chestii de genul ăsta nu se mai ocupă de ei deloc, nu îi supraveghează, copii care bat profesorii, copii care se bat și uh, copii care au venit cu pistol la școală sau cu macetă și au pus la gât, adică tot timpul stai cu frica de când pleacă copilul la școală și până vine înapoi. este mai duce acolo când sunt Se pe consumă TikTok. droguri peste tot, au murit o grămadă de copii de, de, școală generală din cauza drogurilor și nu se face public pentru că se ține, cum a ținut copilul la care a fost violat de 8 ani în, într-un an de zile de două ori prima dată când a fost violat, a ținut perfect secret ca să nu se audă. Și atunci a, automat a mai fost violat încă o dată, adică este că... un dezastru ce se întâmplă în învățământul românesc acum, adică nu, ți da, frică, vreau frică, să ți te încaperi Tu ca profesor, să zic că ești okay. profesor. Te mai duce să fii profesor și cum sunt elevii ăștia, că vin cu cuțite, Cunoști ce te duci acolo să te expui sau de ce păi, te duci? De ce vin de elevii cu cuțite sau cu asta? Pentru că este total lipsă de interes din partea statului pentru sistemul de învățământ, pentru că dacă s-ar pune uniforme iar pune să nu mai vină cu mobilul la școală sau să lase de când intră și până ies. Adică s-ar putea face reguli, Ștefan. Dar există un dezinteres total din partea politicienilor. nu, nu știu cum să facă, spun eu, nu e dezinteres. Nu. Ei, e habar, n au. Nu, cu cât este au mai fost este prost cu educat cu și mai puțin învățat, cu atât îl manipulezi mai ușor. Deci, ei vor o generație ca să poată să fie manipulată, ca să voteze orbește cu ei în orice condiție, că dacă omul e citit, e deștept și a urmat școală, nu mai poți să face o analiză, nu Ai mai poți să-l manipulezi. Și atunci îi fac by purpose, fac intenționat așa, lasă să fie proști, să fie cu maceta la școală, să fie uh, așa, că după aia știu că îi votează pe ei, că le place Sorin, dar să întreb, acum 12, 14 ani a apărut filmul Filantropica cu Mircea Diacon, Corect. care era profesor de română și îl băteau ăștia în clasă și să ferea de ei și erau pe telefon, nu s-a luat nicio măsură noi am râs atunci, mi s-a părut de comedie, știi? Da, de era realitate, era un documentar, de fapt. De fapt, aia era realitatea din școala românescă exact. încă de atunci. oameni copiii ăia au ajuns acum profesori, Sorin, pentru da. că au terminat. Deci vorbim de un interval de timp, o generație întreagă. Da. Copiii ăia din filantropica pe care i-arăta că profu dă și mie telefonul sau hai pleacă de aici sau nu știu ce îi făceau lui Mircea Diaconu, au ajuns cu profesori și ce educație pot da ei și totul pleacă de la de la lipsa elitelor, pentru că noi nu avem la vârf niște elite sorin selectate pe criterii Corecte, etice, morale Care să, să transmită societății da, modele. modele Tinerii caută modele și nu mai au modele Asta e problema Cum Prin... ai zis tu, are model un prim-ministru care nu are bacul Sau are model pe nu știu ce divă de aia Care câștigă bani pe internet Până dezbrăcându-se și arătându-și sânii Și atunci aia e societatea succes. se degradează Știi? Deci am văzut atâtea puști cu gene false și cu bode rățușcă. Nu numai la noi, în general și în eu, Europa. Eu dimineața când mă duc la, la serviciu trec pe lângă un liceu și vreau să spun că la prima oră cu cafelele în mână și e un mare spectacol să mergi cu paharul de cafea și cu țigara. Ca și cum ar fi, unii, unii, unii și fumează și mai ales pe da. la seara, așa când ies fumează. Dar vreau să spun cum le dau voie să să bea cafea? Că e o travă în sine, asta da. e o degradare umană din toate punctele. De Bună seara, ce facem cu ceilalți copii care fac excepție și au rezultate foarte bune la simulări? Cum îi motivăm în afară de puterea exemplului? Un sfat? Păi dacă deja au rezultate foarte bune, doamna Alice, cum, adică în ce sens să-i motivați? Că ei deja sunt motivați. În momentul ce au, au luat rezultate foarte bune, dumneavoastră i-ați motivat deja și a explicat că doar învățând poți să reușești în viață și poți să îți găsești un loc în societate. Uh, prin exemplu personal, e foarte important uh, cum, uh, ce exemplu le dăm copilor. Dacă ei ne văd, uh, cum a zis Ștefan, cu țigara tot timpul și cu uh, TikTok-ul și cu aia și cu aia, ei se iau după noi, pentru că părintele este cel mai apropiat de copil și uh, ăsta e exemplu. Dacă vede pe părinte că el nu citește nicio carte, se uite toată ziua la telenovele sau la Antena 3 sau la nu știu unde, la ce alte postă de televiziune, va face și el la fel. Nu, nu va fi nicio diferență. E vorba de non-educație, deci tot ce vedem în jurul nostru se rezumă la non-educație și asta și va pune amprenta pe următoarea generație, pe copiii noștri, pe societatea noastră. Asta e problema societății noastre până la urmă. Pe au prins-o cu peste 60 de kilometri limita legală și tot a făcut mare circ, se grăbea săraca. Asta e problema la noi, Andrei, pentru că poliția nu respectă legea. În orice țară civilizată, că e Germania sau America, dacă Șoșo făcea așa ceva cu poliția, în primul rând, conform legii e, române, ești obligat în momentul când e, e, ai încălcat legea și ești tras pe dreapta, să stai în mașină. În orice țară, dacă în America tu ieșeai de mașină, dacă polițistul ți-a spus să stai în mașină, te punea în genunchi, spunea cătușele și să stăteai 24 la secție. Deci polițistul ăsta nu și-a îndeplinit uh, uh, atribuțiile de serviciu. Deci în momentul când Șoșo a ieșit din mașină, îi punea în cătușele, o băga o mașină și o ducea la secție și stătea 24 de ore acolo. Adică în ce țară din lume vine ea cu telefonul și filmează uh, polițistul care își face treaba și își face datoria că e în timpul serviciului și spune slugilor, slugilor. Deci jignește uh, sclavilor, sclavilor. sunteți sclavi, sunteți slugi. Deci cum să jignești un om care își face decât datoria, păi atunci tu vorbești de corupție și de vorbești de corupție dacă tu încerci să influențezi organul statului, tu ești știind e, că ai mers într-adevăr cu 100 exact, la oră, adică ea avut a avut pe bune viteza respectivă, a avut cu 110 la oră în localitate unde era 40 la oră, Am avea buftea, 70 la oră buftea, la mai în mult buftea. în viteză. Adică, bă, eu vreau să fiu președinte sau să dau exemplu populației și țip că Sorin sunt și astfel și asta? de oameni, astfel de oameni ajung la conducere și îți dai seama dacă acum, fără putere, fac, fac așa. chestia asta. Îți da dai seama, dai seama... Că ajung la conducere da, că ar, ce ar fi pus premier sau exact. ar fi... Deci asta și ce... Ea oricum a pierdut... Dacă avea nu știu câte procente, cel puțin jumate din el a pierdut cu bărbați sau cu divorțul, cu bălăcăreala în public, cu zdreanță, ce, cu nu știu de ce. Și de ce a avut și ea procente? Miliția. Pentru că sunt foarte mulți oameni indignați care votează cu oricine, împotriva sistemului. Dacă apare orice nebun care, care urăște sistemul, oamenii vor vota cu el ca să se răzbune pe sistem. De-aia și votează cu piedone acum, pentru că la e antisistem e un agramat, e un om lipsit de școală, de, n-are nimic la bază. Scuză-mă, din nou TikTok-ul, unul este cu piedone, cu stația aia lui, cum să plimbă, alo, directorul, nu știu care, vedeți cu coșul ăsta de gunoi și mamă ce grozav e, ce ne mai Ce să facă omul ăsta? Că omul ăsta nu poate să atragă fonduri exact. europene, nu poate să nimic. Deci el merge pe un populism extraordinar, dar pentru că luptă împotriva puterii îi este agreat de oamenii ăștia care îl votează. Domnul Sorin îl simpatizează doar pe domnul Jicol și eu îl simpatizez pe Sorin. E simpatia reciprocă. Da. Ce părere aveți de e Hublot? Dețineți unul dacă da? Da, dețin unul și, sunt o grămadă de poze și pe Instagram și peste tot, cu pe Facebook. Puteți să-mi dați un feedback? Sunt ceasuri bune, sunt ceasuri vețiene, dar nu sunt dacă vă plac așa, adică ăsta nu i crește valoarea ca la Rolex, pierdeți bani la el, nu câștigați. Eu am un Hublot Diamond Pave. Dacă... Vă, rec vă, recomand și eu un ceas pe care l-am. Are și Ștefan un ceas Uitați, foarte, frumos. Este foarte frumos. E ceasul invizibil, se numește. Costă foarte mult, adică dai 10.000 de doar în plus, doar ca să nu-l vadă ceilalți. Mai ales se practică la funcționare publică, ca să nu vadă lumea cât ești de bogat și cum ai acumulat averi. Plătești 10.000 și îl face invizibil. E o soluție specială care o găsești în străinătate și vine cu o pensulă, îți dă pe ceas și el nu se mai vede. ca și cum nu ai avea ceas pe mână. Și asta are acum Ștefan ceasul invizibil. Se... Nu, Ștefan? Vă recomand să renunțați la bijuterii și la obiecte that the lux pe care să le purtați să aveți obiectele astea de lux în cap și în comportamentul cu ceilalți oameni nu pe, adică să-mi iau o șapcă cu diamante nu știi, Nastratin Hogea vrea să se ducă la o nuntă și celebru personaj al culturii arabe și vrea să se ducă la o nuntă și ăștia nu-l primesc că era prost îmbrăcat și să duce frumos să-și ia să hainele cele mai frumoase, să-l întoarce ăștia îl iau și îl pun chiar în capul mesei că avea cele mai frumoase haine și el își scoate hainele și începe să le moaie în mâncăruri, în ciorbe, în ce avea ei pe acolo. Și te dume, dar ce faci? Păi domne, nu m-ați invitat pe mine, haina ați invitat-o, știi? Sau tot așa e, e celebră Uh, Mahatma Gandhi se duce la regele uh, uh, ăsta George al V-lea în, în perioada aminte, da, da, de, de. și să duce îmbrăcat simplu, așa cum un cerceav, George al v cu medalii, cu pe, pălărie, cu da, pene, da, da, cu mantie de -aia cu, regală mare, cu ceva de aur, pe el cu fireturi, cu nu știu ce. Și presa îl întreabă pe Mahatma Gandhi care era foarte simplu, dar cum vă duceți la rege așa de simplu îmbrăcat? Și el spune, lăsați că e regele îmbrăcat și pentru mine. <laughs> <laughs> Драгоц. Uh... Domnul Sorin, știți prea bine mai bine ca noi toți de aici că România este o cauză pierdută, mai e numele pe hartă. Nu Maria n-ai dreptate. Pierdută. Eu sunt foarte luptător și am avut două falimente și am ajuns de la boschetar, când mai aveam niciun bani, Ștefan din Martor aici, că e prietenul meu de 30 de ani, știe că eram boschetar și el m-a ajutat când mi-a fost mai greu. Și niciodată n-am n-am cedat, adică sunt foarte mulți oameni care au renunțat. Nu trebuie să renunțăm. E țara noastră, nu a făcut o nici Ciolacu, nici Ciucă, nici Rareș Bogdan, nici dulapul, nici nimeni. Și trebuie să luptăm pentru ea, de am spus, hoții ăștia ne-au distrus 30 de ani, hai să-i schimbăm, să punem oameni noi, nu zbunicea, ai schimbăm și pe aia și tot găsim o soluție. Dacă renunțăm și spunem gata, România e o cauză pierdută, ne punem în genunchi, dăm bandelonii jos și așteptăm să vină nu știu cine, adică nu e ok. Ii trebuie să luptăm până la capăt, murim cu ei de gât, de încolo. Domnul Sia, chiar și prezența noastră aici dovedește că România nu este o cauză pierdută. Dacă era o cauză pierdută, nu mai pierdeam timp, adică nu mai eram aici cu Ștefan. Măcar unul dintre noi și-ar fi dat seama că e o cauză pierdută dacă nu exact. amândoi și n-am mai fi fost aici. În, în condiții în care nu candidăm la nimic, nici eu, nici Sorin. Deci încă o să lămurim lucrurile, nu facem campanie Nu candidăm electorală, la nimic, nu ținem cu un partid cu politic ca politic nici cu aur, nici nimeni. cu... Șoșoacă, nici cu Călin Georgescu, nici cu nimeni absolut. Încercăm să deslușim ițele să vedem cu cine putem să votăm și ce șanse... Uh, și să creăm o cultură politică care să vă ajute și pe dumneavoastră să deslușiți adevărul. Exact, să nu mai că... vă lăsați păcăliți de toți politicienii ăștia perverși care ies cu o declarație și vă distrag atenția sau vă conving de o chestie care nu există. Și de care vă pare rău mai exact. târziu, cum a soculat toate votările. Ce credeți despre e factura la noi, având în vedere că Polonia a mânat-o neavând de o infrastructură? Aceeași problemă și la noi, încă i-au dat drumul, dar încă nu sunt puși foarte bine la punct și sunt tot felul de probleme și de erori. Să sperăm că cât mai curând o să funcționeze. Ca idee e foarte bună e factura, adică e super bună, inclusiv pentru comercianți, nu doar pentru stat, ca să verifice. Și o să fi foarte bucuros să se mai termine cu evaziunea fiscală în România, care a ajuns la cote alarmante și din cauza asta se întâmplă tot ce se întâmplă. Adică totul e în lanț. Din cauza corupției este și evaziune, pentru că cei care fac evaziune au bani negri, având bani negri dau și păci cash, că nu poți să dai își pagă prin bancă și atunci evaziunea fiscală generează bani negri care se iau pun în plic și se dau la politicieni. Și banii, care tot vorbeam cu Ștefan de la baronul ăla de la PSD, nu mai știu Buzato. cum, îl cheamă, Buzatu a fost tot de evazie fiscală, pentru că și dacă ai banii legal la bancă și scoți o sumă așa de mare cash, trebuie să dai declarație ce faci cu banii. Îi dai la buzatu, îi dai la Ștefan, ai o casă în construcție, dai la muncitori, adică trebuie să justifici inclusiv banii care îi scoți din bancă cash, conform directivea a doua de spălare a banilor europene aveți copii aitiști, rugați-i să fac un program care să brueze live-ul când se rostesc sau se scriu cuvinte ca Bitcoin, cafea, cărinci, orice ați auzit că Florin Călinescu va candida la președinție din partea, am auzit am discutat mai sus, deci probabil vreau... că e ăsta e chatul mult mai Da vreau să spun doar ceva Florin Călinescu este un tip arogant el, el este un dictator inhibat, pentru că nu are putere, e atât de puțin arogant în momentul în care o să aibă putere, va fi de 10 ori, de 100 de ori mai arogant decât este acum, deci nu este în simpatia mea, nu înseamnă că nu vă, nu vă las să-l votați sau nu vă recomand să-l Votați treaba voastră, v-am spus doar ce cred eu Și aroganții sunt uh, Dictatori inhibați, ca să știți o regulă Mă refeream la cele videoclipuri short Vorbea de Călin Georgescu Păi alea sunt uh, tăiate De dânsul sau de oamenii dânsului Din la unul singur, n-am făcut mai multe Adică sunt băgate pe TikTok sunt băgate, Adică nu puteți să, acum dacă eu fac live-ul cu Ștefan Și mă fac și îmi dai în 20 de bucăți ce domnul a făcut Constantinescu 20 de live-uri cu Ștefan E unul singur Tăiat pe bucăți Domnul Robert, da, Robert Constantin, numai că sunt alte vremuri, așa, domnul Constantinescu, am 22 de ani și vorbesc cu drag, de fiecare dată aștept să postați să mai văd ceva foarte fain în videoclipuri. Mulțumesc frumos! Cristi, cu timpul stă mai rău, dar încerc să postez cât mai mult. O să merg acum cu Ștefan în curând pe 3 aprilie în Iordania o săptămână pe la Acaba. Pe la uh, Petra La mans man, Și o să avem o grămadă de, de materiale Pe care să le filmăm Am luat un orientală. ghid în limba română Ca să putem să nu mai stăm să traducem Unul să traducă în românește Și să... Vă plictisim pe așa și că o să facem în fiecare zi Oricum, câte un. O să vină și băiatul meu crescent, o să fie cu noi și o să vă spună și din societatea engleză sau din mediu universitar chestii. Personal vă dădusem am subscribe când ați declarat că vă înscrieți în aur. Mă bucur că v-ați gândit ce v-a făcut. Niciodată n-am declarat. Vă rog frumos să-mi trimiteți și vă dau un premiu foarte mare dacă găsiți undeva vreo declarație de-a mea că mă înscriu în aur eu când tot mă presa lumea aici pe YouTube sau oamenii cu care mă întâlneam pe stradă să intru în politică, am zis că voi alege un partid care are foarte mari șanse să ia puterea și să fie la guvernare, în afară de cei care au fost deja. Și din cauza asta a fost așa un pic tangențial cu aur, dar am renunțat în 48 de ore, dar niciodată n-am declarat că o să mă înscriu în aur. Ștefan e martor aici, că e lângă mine. Da, mai auzit pe mine declarând vreodată că o să mă scriu un aur? N-are adeziune. Asta nu înseamnă că are ceva împotriva acestui partid. N-am absolut că... împotriva aurului. Poți să vină oricine la putere care n-a mai fost. C -c că, că e aur, că e șoșoacă, că e Partidul Patrioților, că e Partidul Diaspora Unită și alte zeci de partide. Oricine ar putea să vină în afară de cei care au fost deja ce aveți împotriva usr v-am mai spus, nu mai vreau să mă repet, că nu vă dați înapoi live-ul de la trecută, dacă cu două săptămâni, dacă cu trei, dacă cu o lună și vă o să chiar invit pe deputat, pe, am vorbit deja pentru europarlamentarul care a fost Vlad Gheorghe, zic bine sau cum îl cheamă, care a fost în Parlamentul Europei din partea usr și a ieșit din partid acum de curând. A, și vrei să-l ai... Da, vreau să-l invit să-mi spună de ce a ieșit din USR. Și să facem un pic o analiză. Așa dar că... Îți dai seama că el e subiectiv acum? Că o și ai să arăt cu. Păi, da, dar trebuie să ne spună. Adică, potem noi să facem. Eu, eu zic că am uh, niște oameni foarte deștepți care se uită la noi. Da, exact. Nu sunt uh, aceiași și oameni să care să sunt pe TikTok. Și atunci da. oamenii pot să-și dea seama dacă cineva e subiectiv sau dacă cineva face o analiză corectă sau dacă cineva are niște argumente. Nu, nu pot să fi păcăliți oamenii de la mine de pe chat Adică, eu cred că am un public destul de educat, adică peste medie, ca și nivel putea să intelectual și nu pot vor... să-l manipulez să zic acum, gata, jicol că e cel mai cinstit, cel mai frumos, cel mai bun. Oamenii ascultă părerea, de-aia invită tot felul de oameni diversi, ba elevi, ba studenți, ba oameni de afaceri, ba cineva care și-a făcut afaceri la zero, ba un politician, ba ceva, ca oamenii să tragă singur concluzii. Eu nu încerc să induc într-o anumită direcție, oamenii care se uită la noi. Domnule, l-a invitat pe Jicol pentru că mi se pare cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai nu știu ce. Eu te-am invitat aici să spun niște întrebări, tu răspuns și oamenii singuri trag concluzii Așa mi se pare cel mai firesc și corect. Pentru că la... sunt destule televiziuni care încearcă să inducă, de exemplu, acum la realitate, l-au invitat pe Piedone și înainte de a... fata aia lui, patronul de la realitatea lui, cum îl cheamă pe la. Nu mai contează. La asociatul Gușe, Așa l-a invitat pe Piedone, acum, după masă, la nu știu cât, la 4, la 5, la cât a fost. El și, e vedet azi, Și aia. jumătate de oră i-a făcut. Numai, piedone este cel mai deștept primar, cel mai harnic, cel mai frumos, cel mai asta. Deci un fel de rare Bogdan cu Ioanis a fost. Alexandra Păcuraru, cred că o cheamă, sau de ceva de, de ce nu mai știu. Contează, da. Dar dacă vă uitați, probabil că o să dea în reluare chestia asta, primele minute, l-a lăudat pe Piedone de că cred că era rușine și la Piedone, era să le șine acolo pe scaun când a să, să, să laude. Nu se mai recunoștea nici Piedone când lăuda fata asta. Președintele se alege între George Simion și Diana Șoșoacă. Românii se regăsesc în ei și disputa dintre ei se va muta în lupta pentru control. Ce, uite, e Jean Turiță care e nepotul mamei Omida. Iohannis a răzgândit în sfârșit și va candida la post de ficus în sediul NATO. Îi se potrivește și postul de dulap. E un rău tăcios, domnul Alexander. Iohannis are și el drepturile lui de cetățean, de fost președinte că o să te Da, dar dat. nu poți să spui că România m-a trimis Care România, domnul mă, dacă Iohannis, că România, are, dacă, dacă fac acum un sondaj, 90% puțin, de oameni... Stai puțin, stai puțin, Sorin, dar dacă tu ai zice acum oamenilor ăstora care ne urmăresc, România m-a trimis să... care e problema? Da, păi este aș libertate minți de pentru exprim. că oamenii nu m-au trimis. Da, și te sancționa ca atare. România vreți... a trimis să vadă girafele pe 7 milioane de fonduri de rezervă a României deranjează pe mine, mă deranjează complicitatea cu, cu ciolacul. Deci asta se vede din ce în ce mai, profund. Că eu au făcut dacă iese Da, e foarte bine, nu? Domnilor, credeți că numărul votanților din diaspora este același cu cel al votanților din România, având în vedere că în diaspora vârsta este peste 18 ani? Eu zic că nu, chiar dar un 40-60%. Nu, diasporenii nu or să se prezintă la vot, or să vină 3%. Foarte mulți au zis, bă, în Spania de 20 de ani sau în Italia, mi se rupe că vine Iohannis sau vine Ciolacu sau vine Simion sau vine Șoșoacă. Eu oricum nu mai întorc înapoi, copiii sau au crescut aici, nu mai vorbesc bine românești, avem casă, copiii la școală, mi se rupe ce se în România. Deci și, foarte mulți și mulți la fel. regretă că au stat la cozi în imense, pentru că ăștia nu fac centre de, de votare foarte multe decât în locurile unde poate să și ei voturile și și-au -și dat seama că au stat degeaba, că au fost manipulați și nu mai vor oamenii să meargă. Dar asta trebuie să le dăm încredere să meargă la vot, Cum funcționează economia în România când bugetarii au salarii mai mari ca privații? Păi nu funcționează, Robert. Tot asta spune la fiecare podcast cu, cu Ștefan că din cauza asta trăim doar din datorii și ne împrumutăm enorm de mult. Deja am ajuns la 200 de miliarde de euro pentru că economia nu funcționează. Dacă funcționa economia eram pe plus și atunci nu era nevoie să ne împrumutăm. Din moment ce suntem pe minus și importăm și mâncare 70% din cât mâncăm, economia nu funcționează. Uite că ți-a răspuns următorul râmăsă. A zis, care economie? Bună seara, vă mulțumim încă o dată pentru consecvența acestui dialog consacrat deja și vrea să, spun, să supun atenție dumneavoastră tema actuală, cea problemei tezaurului, am vorbit. Dacă derulați, Andrei, probabil că a intrat mai târziu, dar am vorbit despre tezaurul o, care nu mai există Oameni de mult. buni, rușii nu n-au dat niciodată nimic în înapoi. A cu gura lui că nu, nu mai există dar ei tezaurul. Pe ce pun mâna, nu mai dau înapoi. aveți insulele Curile, care au fost date de la japonezi în al doilea război mondial, în mod samavolnic. Deci sunt niște insule fabuloase, un, un lanț de insule cu, 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 platforme continentale și oceanică în, spre, Marea, spre Oceanul Pacific. Nu dau nimic înapoi. Deci dacă nu dau Japoniei, care Japonia e cine e Japonia, nu dau niște insule pe care le-au luat în mod abuziv, au luat de la China Vladivostok. Deci au luat de la China, care e prima sau a doua putere mondială la ora actuală, au luat Vladivostok, o, 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 zonă extraordinară și nu dau nici acolo și n-au dat niciodată nimic înapoi. Deci opriți-vă, deci nu că vreau eu să-mi dea sau să nu-mi dea, dar ăștia așa sunt construiți, asta e doctrina lor de stat, să nu dea nimic înapoi, să ia dacă se poate. De la Ecaterina cea mare, de la Petru I, să-și extindă teritoriul. Paza, Ecaterina cea mare spunea că forma prin care ne apărăm granițele este să extindem țara. Deci așa, așa pără ei. Deci ei, dacă tu te duci la ei și ceri 100 de tone de aur, cât zic că sunt, îți mai iau încă 100. Și vă spun, după războiul de independență din 1977 la 1000, în 1978, ne-au uh, ne luat Sudul Basarabiei atunci. Așa au zis, dacă nu ne da Sudul Basarabiei, ocupăm toată România, i-au zis lui Carol I, care de-abia venise pe tron. Deci cu ăștia așa funcționează, nu există decât o, dialogul forței. De. Bună seara, domnul Sorin. O întrebare pentru domnul Jicol. Ce a dat România pentru câștigul Roșia Montana? Vă salut cu respect. N-am înțeles întrebarea. Cum adică ce a dat România pentru câștigul da, Roșia Montana? Da, da, procesul s-a ținut la partenerii noștri strategici la Washington și proiectul au analizat foarte obiectiv și au dat seama că nu pot unii să jefuiască românii cu șapte miliarde. A venit Gușe cu o teorie interesantă, ai văzut că te-am te trimis da, să citești? Da, o parte mie, mi se pare rezonabilă. Gușe zice că uh, americanii ne-au lăsat să câștigăm, că dacă dădeam 7 miliarde la ea, nu mai aveam bani să mai uh, dăm pentru uh, armament. Și... Nu, dar ei ne ajută pe toate planurile și pe noi pe banii și ăștia. Și atunci au zis că decât să dăm bani ăștia la niște șmecheri care uh, își cumpără iacturi și nu știu ce fac cu ei, mai bine îi ținem acolo și le dăm lor ca să cumpărăm patrioate și F-16 sau ce mai cumpărăm Așa zis Gușe. Decăderea și degradarea școlii e cauzată și de părinți, de lipsa de educație și de superficialitatea părinților care le deschid ușa copilor să plece la școală, dar nu interesează ceea ce fac acolo. Păi, aia vă spuneam mai la început de emisiune, să urmăriți la Dragoș Pătraru Starea Nației despre șpăgile din școală și despre grupurile astea de părinți pe WhatsApp, să vedeți cum profesorii au refuzat să primească ceva și părinții au insistat, s-au supărat că profesorul n-a primit. Și când i-a dat profesorului, atunci a avut pretenția că copilul să pe păi, domnule, noi am dat. Păi, el nu interesează ca și copilul să învețe, la adevăr să știe ceva, să devină un om în societate, păi lui interesează să ia o notă mare și să dea o șpagă. El e foarte mulțumit. Deci el e mult mai mulțumit, e mult mai mulțumit dacă profesorul acceptă șpaga, că e ciocolată, că e mașină, că e telefon mobil, că e un lans de aur, cruciulițe, ce să mai dau ei, lănțișoare de aur, Sau la profesoară, Păi el nu interesează că copilul ăla semia semi-analfabet, nu știe absolut nimic. e mulțumit că a luat note mare și se mai laudă pe la rude sau la bunici. Uite bă, că Gigel a luat nota nouă la școală, dar Gigel nu știe să scrie, nu știe să scrie, să despartă să cuvintele a în cratimă. Și funcționa Sorin și în vremea lui Ceaușescu. Eu bun. nu la nivelul ăsta în București, aveam un coleg care era mai că cofetăreasă la, pe vremea lui că avea, era șefă de laborator și aducea prăjituri tot timpul okay. învățătoare și îl pusese șeful clasei, deși Mă rog, nu mai discutăm. Tot la emisiunea asta să zice exact ce spui tu: că știe fiecare copil că mă să la brutărie, să aduci mâine că avem consiliul profesoral, tu aduci șase pâini, tu patru torturi, tu trei dalea și un copil a cerut platou înapoi și a zis, ce platou mă? Acum spun o notă de aici de nu mai treci clasa în viață, dar ce mai vrei platou? Păi, deci un platou să știi, de. Să știi că am mers întotdeauna în spațiu românesc, dar nu ai aceste problema Problema că nu există niște ținte, niște repere, un plan de țară. Uite, ai, o, din păcate, cel mai mare adversar și dușman du 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 al nostru. China investește enorm în educație. ei. Ștefan. Pentru că suntem ei, dacă ei vor să domine occidentul, să ne facă sclavi. Dar oricum sclavi. Adică oricum sunt dominați și oricum sunt în colonie, că mă domină China sau mă domină America sau mă domină Ursula, eu oricum sunt dominat. ca o curvă de aia, că mă interesează că clientul meu e chinez, sau e negru, sau e alb, sau e verde, sau e Trecem peste aspectul ăsta. Ei investesc foarte mult în La ei. bacaloreatul este ceva cumplit, sunt foarte mulți copii care nebunesc pentru învățând la bacalorea, de deci ce eu. în în China, da. Mm -hmm. deci toate, deși ei nu prea da, se. Da, uite, da, au cucerit lumea. Deci au insistat da, pe învățământ, s-au dezvoltat cel mai tare din toată lumea. Au investit în educație și noi urmam cursul ăsta. Asta era partea bună a comunismului, pentru că să. Deci făcea școală. În exista timpul exista corupție și, mă rog, zone foarte proaste de educaționare, dar erau și foarte bune, cu examene pe bune de intrare la facultăți. Cu... Nu, dar părinții ți au spus în devine, pentru că ei preferă să dea pagă, să ia copilul note mare în loc să-l pună să învețe. Pentru că le place fățărnicie. Păi da, și fățărnicia, aparența. exact, și. Exact. Da, și asta da, e da. tot un păcat dacă te uiți în religia creștină. Apropo, de ce spui tu că, să că religia ar avea un cuvânt de spus? Noi am renunțat de tot la valorile și regulile morale creștine. Morala creștină e foarte importantă pentru că acolo spune să nu te prea mătrești, să nu furi, să nu minți, să, să nu abuzezi pe nimeni. Și dacă ai respectat toate astea, bineînțeles că și învățământul ar arăta altfel. Dar noi am abandonat valorile astea și a trecut la cu totul altele, împrumutate din Vă firme. Mai lasă guvern, va mai lăsa guvernul firmele să funcționeze regim de micro Păi au început să închide Robert cu sutele, cu miile, pentru că 3% la micro e mult mai mult decât câștigă ei și decât se plătească. Adică cel mai fericit caz, dacă unul super deștept și om de afaceri, rămâne cu 10% și statul ia 90%, ca și cu astea, cu persoană PFA-urile. La fel, și PFA-urile să închid toate. Îl apreciez pe Teodor Pariologu. Oare ar fi potrivit ca... E prea deștept și prea rasat și prea... nu știu cum să zic. Un om prea educat. Nu-l nu văd ca și președinte. Pentru că președinte trebuie să fii politician, cum a zis Ștefan. Trebuie să accepți niște. să faci niște compromisuri destul de murdare și de josnice și nu l-aș vedea. Paleologul e prea, e un nivel peste... Deci eu l-aș vota cu amândouă Și eu l-aș vota pe paleologul da? dacă ar candida cu patru mâini, cu șase mâini. Aș... Dar din păcate românii pentru că nu-l cunosc după TikTok că nu știe să facă... Și vorbește așa de elevat și de intelectual că mulți nu înțeleg ce vorbește și atunci îi frică de el. Da. Eu l-am cunoscut pe taică pe Alexandru Paleologul la foarte multe conferințe făcute de Alexandru Paleologu am fost pentru că el era liberal uh -huh, uh -huh. Taicăsul lui Teodor uh -huh. și mă și cunoșteam cu el, Îmi povestea foarte multe chestii din vremea comunismului. El a fost arestat, bine a și recunoscut că a, a fost forțat să devină informator Taicăsul, să devină informator al securității. omul și a asumat chestiunea asta, cum că sunt tu cu falimentele. Băi, am uitam și dat, uite ce am făcut, nu faceți ca mine, pentru că era rehumanumest dacă îți recunoști greșeala. Am schimbat liceul în urmă cu 15 ani, oare ce s-a schimbat de atunci în școala românească? Aș vrea să s-a degradat foarte mult. Aș vrea să fac o idee. Eu cred că nu s-a schimbat foarte mult, s-a schimbat, s-a degradat enorm de mult. Cred că cu 15 ani când a terminat dumneavoastră liceul, nu cred că vindeau profesorii droguri în școli sau elevii băteau profesorii sau să steau, făceau live TikTok, nici nu era TikTok-ul cu 15 ani, făceau live pe TikTok din, din ore sau fumau sau veneau cu cafea în mână, cum zice Ștefan, sau cu fusta până la chilot, sau tatuați toți și cu cercel în nas. Nu cred că s-a degradat în ultimii 5-10 ani, să zic, sistemul de învățământ s-a, și prăbușit pur și simplu. Mare parte de la TikTok-ul ăsta, oameni buni, asta, al, al, Partidului Comunist Chinez, n-am nimic cu chinezii, dar este un război. E clar un război Orient-Occident, Rusia-China versus Statele Unite. Da, dar politicienii noștri încurajează chestia asta pentru că TikTok-ul prostește oamenii și atunci... Nu a... și au nevoie de TikTok în campania electorală, exact. că ei să gândesc că și fac campanie. Și Biden, președintele Statelor Unite, și-a făcut acum 3 săptămâni și a făcut comp pe TikTok, deși condamnă. Uite, Nicușor, Norvegia. Spune în Norvegia dacă spune polițistul ceva nicușor și tu uh, întorci spatele sau îi bagi telefonul în ochi să-l filmezi, cam ce pățești. Adică în orice țară civilizată din lume, în momentul când polițistul spune să stai în mașină și tu ai deschis ușa, s-a ieșit, te pune în cur și spune că cătușele. Clar, nici nu se discută. Toată stima pentru ceea ce face să apropo de sistemul de educație este necesar cel mai mare buget alocat pentru educație și bineînțeles oameni capabili în sistemul educației. Păi asta e la nivelul general, Claudiu Dodi, nu doar la sistemul de învățământ. Avem nevoie de oameni capabili și de oameni corecți și cinstiți și buget de unde, că noi nu avem bani de trecut strada. Foarte bună și foarte... Noi, noi practic, din după lege, ar trebui să alocăm din PIB, nu știu cât, pentru învățământ. 10% 6%, sau, 2%, 6%, sau 6%. Acum nu dăm decât 2,8%. din loc de 6%. Și e 100%. lege. Deci, Sorin, e lege asta. E lege, dar nu se Apropo respectă. De, de încălcarea legilor. Deci ce roz mai au legile dacă, dacă le Dacă nu se respectă. Noi nu respectăm nicio lege, absolut. Sau dacă e o lege care nu putem să trecem peste dăm noanță, urgență, cum a fost cu aia și... Pe care vreți să vedeți cu încălcarea legii, căutați Coruptissima republică. Deci plurimae Legis, plurime ce? legis. Este un dicton care reflectă cum un stat se degradează în corupție pe măsură ce dă mai multe legi care nu sunt respectate. Vine de la Tacitus din secolul 1 în vremea lui Vespasian. S-a trezit și Laura din, din puful ăla de pene, cred că are pene de gâscă în cap. Domnilor, ați afirmat că a făcut averile imediat după Revoluție. Ai afirmat că ai făcut averile imediat după Revoluție? Așa, ce, așa... A... Da. știm câte furturi, matrapalzicuri și ilegalități au avut loc atunci. Deci noi suntem niște ciorditori care facem matrapalzicuri și am făcut ilegalități și de-aia suntem bogați după mintea lui Laura e puțină sau deloc. Nu, dar nu e supărare de... Stai puțin, ea să gândește Stai puțin, dar poate femeia asta să gândește nu, așa, dar, bă, eu e sunt așa directă de, nu, e eu de ce e directă Stai puțin, nu mult să gândesc așa Bă, dar eu sunt atât de deștept și n-am făcut banii ăstora Și atunci păi, a... Stai puțin, Ștefan, no, te repet Peste tot este reclama asta Ca să ia bani la copii Că trebuie să fie antreprenor Sunt oameni făcuți ca să fie antreprenori sau lideri Nu oricine poate să fie antreprenor sau lider Fiecare ne naștem cu un skill, cu un talent ureche exact, Unul uh, talentat cu mâinile, face tot felul de chestii, altul uh, e bun de lider. Nu înseamnă că dacă tu ești, ai făcut două facultăți la stat și ai tocit și ai fost de 10, trebuie să fii milionar. Nu, sau invers. Am văzut oameni cu patru clase care nu aveau școală aproape deloc și care au făcut afaceri cinstite și sunt milionari. Deci nu, nu școala, face să fii milionar sau că a fost după Revoluția. Nu, dar nu poți să mă jignesc să-mi spui că eu am afirmat că după revoluție m-am îmbogățit și toată lumea știe că doar prin furt m-a și ilegalități s-au făcut bani atunci. Da, Laura este un pic uh, supărată pe viață. Laura, te rugăm să ne dai un like. Haide ca să ne împăcăm și te iubim și mergem tu mai o departe. Mă iubești nu poate, nu eu. Da, ba nu. Este bine că spuneți... Uh, deci, Laura... Te iubește Ștefan, Uite că ai obținut ceva în seara asta. Este deci bine că spuneți lucruri pe nume, că am. este corupție, că nu avem guvernanți cinstiți, dar ar fi bine să încercăm să găsim soluții. Ce putem face? Păi asta, respectarea instituțiilor, deconspirarea corupției. Am un cont de LinkedIn personal Ștefan Jicol, vreau să intrați acolo, că eu fac o analiză permanentă a tuturor cazurilor de corupție care apar în presa românească și vă rog să intrați și noastră, să suscriem și să veniți cu elemente noi și să mă ajutați. Da, chiar cu... că la ora asta e supărată pe viața, Am mai scris încă din confortul dumneavoastră, nu credeți că e ușor să dăm sfaturi, relaxis? Păi dă tu sfaturi din confortul tău, Laura, Făți un canal de YouTube, făți un studio de ăsta, de nu știu câte mii de euro pe lună ca să face uh, faci educație și să uh, poți să stai aici, că pe mine mă costă câte va mii de euro pe lună studio Și podcast pe care fac cu Ștefan Eu nu câștig bani din asta, pur și simplu Îmi iau din timpul meu în loc să mă duc cu, la film cu nevastă mea Sau la restaurant cu Ștefan Să stăm acolo, să stăm pe spate, să mâncăm fripturi Să bem un coniac Stau aici în fiecare săptămână 4 ore Ca să încerc să-ți dau și ție ceva din... Uh, cunoștințele mele și din experiența mea de viață și tu mă iei că normal că ți-e ușor din confort să dai sfaturi relax, dar te-a pus cineva să te uiți aici la ora, ai TikTok acolo, l-ai pe Salam, l-ai pe Ferrari, l-ai pe, pe o grămadă, <oșmus Cuban> ai pe du-te pe TikTok, fata mea, și uite acolo și uh, nu e lumea ta aici. Ești, uh, ai greșit canalul, fata mea, cum no, zic, no, eu, a, vreau să-i vorbesc după limbajul ei de pe TikTok ca să înțeleagă știe, că, nu, că puțin, dacă să vorbesc cu un limbaj prea nu elevat, răută, Laura nu înțelege nimic. doamna Laura a văzut foarte mult se și ticălă, să gândește că și noi suntem. Da, dar nu suntem, e, are ce să caute aici. că poate unul din 100 sau... Populația vine îmbătrânită și tinerii României sunt plecați în sănătate și fac performanțe în toate domeniile, ăștia nu realizează că trebuie un reset. Păi asta am spus și noi, că trebuie un reset, Cristi Socola. Adică suntem conștienți toți că ne trebuie un reset. F fără reset suntem în păi, plop și plop în vă spun, care este soluția să scăpăm, de exemplu, de actuala conducerea PSD-ului, cu Paul Stănescu, care știți cu Stufu, cu toate drăcovenile, cu Marian Neacșu, cu Tsuțuianu, cu Ciolacu, cu, păi doar să vină unul care să le ia locul, să le ia partidul. Și ăla care vine și le ia partidul este Mircea Joana, că n-au loc două. Bună seara, ce ETF-ul recomandați pentru investiții? Eu am investit în, în ETF-ul care urmărește indicele BET pe Bursa de Valori București. În rest nu recomand ETF-uri care nu am investit în ele, chiar dacă le știu că sunt bune, dar dacă n-am băgat eu bani și nu pot să vă spun experiența personală, deci eu, la BVB, ETF-ul care urmărește indicele BET. Domnul Sorin și eu aș lupta pentru ea și lupt, dar se pare că nemericii ăștia sunt prea înrădăcinați probabil că din ce am discutat noi mai, mai devreme. Spuneți că ne-au distrus, vorbeam de România, că nu mai are nicio șansă, știi? Spuneți că ne-au distrus ăștia 30 de ani, dar oamenii votează în continuare tot pe ei. De ce? Pentru că, nu de unde au alege. educație, Robert, în primul rând. Vorbeam de cauză că s-a distrus sistemul de învățământ, oamenii nu mai au educație și sunt foarte. un om fără necitit, care stă tot ziua pe TikTok sau pe rețele sociale și nu citește și nu se informează și nu este educat, este foarte ușor de manipulat și excrocește la fiecare patru ani, cozi înainte de alegeri, dau, ipotetic vorbind, dau câte o pungă de făină și de zahăr și o pungă pe care galbenă sau mai promite, le Ne le mai... promit că o să fie bine. Păi, dacă vă uitați la televizor în fiecare zi, o să vedeți toți politicienii ăștia care sunt acum la guvernare și care așteaptă să îi votați din nou, că din septembrie, adică de când se termină alegerile, că atunci e ultimul rând, ultima rundă. Nu, 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 o să fie în noiembrie parlamentarele. Mă rog, în septembrie, în septembrie au pus o să mărească pensiile, o să mărească aia. Păi nu, pe inter... Din 2025 o să crească venitul românilor, o să crească nivelul de trai din 2025. Adică aceleași promisiuni obosite, să, ți explic de ce, zic, de ce majoritatea țintelor sunt pe septembrie, că acolo au pus alegerile prezidențiale și există o inerție de s-a descoperit că în toate alegerile, după toate alegerile prezidențiale, uh, există o inerție electorală. Deci dacă ar ieși, lua ce cu prezidențiale cu 51%, partidul lui ar câștiga parlamentarele care sunt în, la sfârșitul noiembrie, le-ar câștiga cu 70%. Deci există un, un trend crescător pentru că să se dă semnalul, bă, ăsta este următorul șef, știi? Și pe asta se bazează. Cu, bă, dacă am luat prezidențiale, pe urmă iau și parlamentarele fără nicio problemă. Deci ce părere aveți despre recomandările pe care le primim să adăugăm taxa progresivă pe salariu? Se anticipează că din 2025 să fie total taxe pe salariu de 20%. Nu cred așa ceva, că acum total taxe sunt vreo 40. Asta e tot ce vorbeam exact mai înainte, David, despre promisiuni de astea electorale care nu pot fi acoperite, pentru că noi nu mai avem bani deloc și atunci tot promit că din 2025 o să fie taxe pe salariul 25%, când de fapt e 40, probabil că o să fie 60, că ești disperați după bani și astea sunt doar bullshit electorale. Să nu mai credeți când ies politicienii ăștia care sunt la puterea televizor să vă spun că din 2025 o să duceți bine, că iară vă păcălesc cum v-a păcălit din 90 încoace și că o să crească pensiile, o să crească salariile, o să crească uleiul, dacă plouă o să crească eu știu ce mai creștea. Ne-am datorat Europei, ne-am oprit industria și asta lasă impresia că România este o cauză pierdută, nu e departe de adevăr. Ce să votăm, vă rog, nu sugerați că ar conta cine va deține puterea. Păi, eu zic că contează cine deține puterea, pentru că deținând puterea poate să schimbe lucruri în țară, nu, Ștefan? Deci dacă aveți o companie, aveți o, o, un chioșc și puneți un administrator care e host, care e mincinos, care nu spală pe acolo, ține mizerie, bineînțeles că se va prăbuși afacerea Așa e și cu conducătorii statului. Dacă noi, noi punem la conducerea statului niște oameni care nu se îngrijesc deloc de, de, cât de binele lor îi interesează cum să-și vâre bani în buzunar, cum să facă tot felul de jmecherii, și să țină populația sărăcită și îndobitocită, astfel încât să mai iau un mandat și data viitoare, atunci va merge prost. Deci contează, bineînțeles, cine e la putere. Degeaba spuneți că să nu sugerească că ar conta cineva deține puterea. Ba, păi bineînțeles, ăia, contează. Ăia dețin controlul. Cine deține puterea, deține pentru controlul. Că el semnează unde să duc banii, Normal. dacă să ducă acolo sau acolo, Controlul. De ce se bată ăștia pe cașcaval și pe putere ca să poată să dirigeze banii pentru ei și pentru interesele personale și ale intereselor de grup și de partid? Relele au venit asupra acestei țări din cauza păcatelor noastre După 90 s-au făcut milioane de avorturi Cum să meargă bine acest popor dacă a făcut aceste lucruri Domnilor Compania Nvidia investește 4 miliarde În Polonia pentru a produce plăci video Iar acțiunile lor au crescut de la 103 dolari La 933 în oblut, Mai profitabilă decât este. și este, este Am vorbit Nvidia. Acum, acum o lună și jumătate Chiar v-am spus de Nvidia Ăștia care fac plăci video care au, au făcut și, care au minat și criptomonede, dar acum lucrează pe inteligența artificială și, în general, plăcile astea video subtile în toată industria asta IT. Uh, și v-am spus că o să crească. Deci, dacă urmă dar cine a urmărit, știe că am vorbit de Nvidia. Domnul Sorin, ați reușit să vindeți urusul? Există cerere pentru astfel de mașini? N-am reușit, nici nu m-am grăbit. Mi-au sunat cei de la de la dealerul auto la care l-am dat că dacă las din preț, am spus că n -am, nu n am nevoie de bani și că nu mă grăbesc și că dacă se vinde, se vinde, dacă nu se vinde, o să mai umblu cu el, nu e o problemă, nu, e, nu stau eu în urusul ăla cu vândut sau nevândut, adică nu e, e ultima aia problemă urusul dacă se vinde sau nu se vinde. Să nu fim în deznădejde, să avem mereu credință la Dumnezeu și mai că Domnului, în cazul sunt consecința păcatelor, dar noi trebuie să fim cu nădejde de la Dumnezeu. Corect, așa este, Ștefan Drept de vot doar după absolvirea unui curs gratuit online, dacă se poate, cu test la sfârșit. Păi n-ar mai vota aproape nimeni atunci. Am avea prezență la vot 3%. Da, Marian, unii ar vrea să fie veșnici în funcții politice și sociale economice. Păi, ibeția puterii, doamna Ileana Vasilescu, în momentul când omul ajunge sus la putere, nu mai vrea să o lase de mână sub nicio formă. Am situații, cunosc oameni politici care și-au făcut averi colosare, adică vorbesc de zeci de milioane de euro pe care au investit, i-au spălat curați, uscați în tot felul de întreprinderi, fabrici, hoteluri, restaurante și au fost prinși după 3-4 ani de zile cu șpagă de 3.000 de euro sau de 5.000. Deci nu are nicio, nicio logică un om care are deja zeci de milioane de euro, curat, spălați, uscați, să-l prins cu o șpagă de 3.000 sau de 5.000 de euro. Că le-a intrat hoția în sânge. Le-a intrat hoția în sânge și nu se mai pot opri. Beția asta, că se cred invincibili. Ajutor nu vine niciodată nici de la Washington, nici de la Moscova, nici de la Bruxelles, ci de la Dumnezeu. Dacă taxul lui s-a făcut milionar prin aceleași funcții ce a din guvernul noastră, ce mai așteptați? Nu s-a făcut taxul lui s-a făcut, el a fost în secur fosta securitate și a avut banii după Revoluție. El a avut așa, la guvern acolo funcții, dar el avea banii făcuți imediat după Revoluție, permite, nu i-a făcut de la permiteți mi guvern. să vă spun, el a făcut niște contracte foarte, foarte profitabile pentru el și a făcut o firmă și a făcut niște contracte, de exemplu, instalarea de camere video cu măsurarea vitezei și cu amenzi automate astea ce erau pe DN1 erau toate al lui, lui Ion Columbeanul, pe tasul lui Irinel Columbeanul, îl chema Ion Columbeanul și a fost într-adevăr director general pe aceeași funcție a mea pe care am eu în guvern dar așa și el prin relațiile pe care le avea pe minister a, a făcut aranjamente a făcut trafic, de influență. trafic de influență dar uh, Irinel a fost pedepsit de Dumnezeu că tot vorbea domnul Ștefan Alexandru Cojocaru de de Dumnezeu, de pe pentru că uh, el și-a trimis, deși avea multe milioane și putea să-și țină Tatăl în condiții extrem de bune, și l-a trimis la azil ca să poată să aibă timp să stea cu curvele și să cheltuie banii pe prostii și pe șmecherii și pe nu știu ce, la azil a ajuns și el. Uh, Dumnezeu e sus și ne vede pe toți, adică pri, pri, după faptă și răsplată, cum se zice, nu? Eu, apropo, eu vreau la azil ca să ne înțelegem, dar vreau în Anglia mă ocup, dacă știu Domnul Zicol, dacă tax, așa am citit, v-am sugerat de 3-5 luni de Vlad Gheorghe, dar a spus că e userist. Păi era userist atunci, Zic, când mi-ai sugerat, acum nu mai e userist, o să-l chem. Sunt avitoare la, viitoare, Ai la un... stabilit și vă întâlniți? Da, 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 sunt avitoare, da, ne vedem. Eu sunt curios să-l vedem. Eu, să știi că totuși usr are un corp foarte bun, profesionist, care, mă rog, mai deviază ei școlă, dar în general sunt mai Faceți vă rog live separat cu investitorii ăștia de pe chat Pun pariu că jumătate din ei sunt în alfabet chiar, Când chiar discutați lucruri destul de interesante Și ei bruiază aiurea, visează ca ai vers Păi tocmai din lipsă de cunoștințe Sunt păcăliți de anumite scroci Care le vând tot felul de informații De astea care le găsesc Le-ar găsi dacă ar căuta și dacă ar ști să caute Și ar fi suficient de deștepți Le-ar găsi gratis, fără să dea bani la escroci Pe tot felul de telegrame și de grupuri și de abonamente. Uh, atunci de ce nu invitați și oameni care activează, nu se. M-am gândit să invit pe doamna primară, să văd dacă vrea să vină, care a fost. Clotilde Armand Nu. Hai de mă ștefan. Ah, Doamne ferește de la câmpul lung. De la câmpul lung. Uh, da, cum mă cheamă. ce să vorbesc cu Clotilde? Eu nici nu știu să mă ca să vorbesc cu același limbaj cu ea. Să vorbim despre șobolanii din sectorul 1 sau să vorbim cum a închis primăria și Lasconi, trăgea oamenii doamna, de ușă Doamna Lasconi. Doamna Lasconi aș deci invita o am, am citit într-un tratat de Dacă cu cunoașteți careva pe doamna Lasconi, spuneți că mi-ar place să avem o discuție la un podcast. Deci am citit într-un tratat de specialitate de medicină că dacă ți aduce aminte chestii, nu ai Alzheimer. Dacă nu ți aduce aminte deloc, deloc, atunci ai Alzheimer. Mai am să am aminte de Lasconi, înseamnă că n-am Alzheimer. Bă, Asta e vestea -o bună. <laughs> am într-o fază incipientă, e? da. De oricum tu nu ți-ai adus aminte deloc da. <laughs> sau mă rog, îți ajung mai târziu mă puteți să o chemați și pe Diana Stoica nu știu pe do doamna Diana Stoica -am, nu o cunosc -am. ar fi excelent dacă ați reușit să ajungeți mai des în țară să purtați dialog cu tineri, așa cum ați procedat la Iași păi o să la Brașov acum pe, pe, pe 13 aprilie la Aro Palace și există un la... eveniment Haze se numește s-a la evenimentul ăla. Ah, ce bine de la ASE. Sunt în Canada de 20 de ani și am cochetat cu ideea întoarcerii, dar din ce în ce văd că nu sunt clare lucruri. Nu vă sfătuiesc să vă întoarceți dată să vedem ce o să fie după alegeri. Sorin, uh, 1900-2000, cum v-a spus numele aici, eu vă sfătuiesc să veniți măcar în concedii să vedeți despre ce ora, să faceți un test. Să nu ce călătorie frumoasă vă așteaptă. Foarte mult mi-a plăcut Iordania, Petra, Acaba, Man, Gerac, Marea Roșie. Și noi de-abia așteptăm-o să fie foarte frumos. Noi vrem să vedem cum arată societatea în Orientul Mijlociu, care sunt mentalitățile, să culegem date pe care o să vi le împărtășim cu siguranță și de acolo și ulterior în alte... Noi diaspora vom face tot ce este posibil, Doamne ajută să vă ajute Dumnezeu Dănuț și să vă asculte Dumnezeu, să, să schimbăm ceva, vrem să venim acasă așa că vom ieși și la vot. Fiecare pentru el și firma lui economia la pământ. La ultimele alegeri am stat la coadă în Germania 5 ore. Mare prostie am făcut. N-ați făcut uh, prostie. Nu e foarte bine ca ore, să... că ați. o dată la 4 ani puteți să mergeți la alegeri și să stați 5 ore. Asta nu e o mare lucru. Nu susțin aur, dar l-aș prefera pe George Simion decât pe Mircea Joană, președinte. Dar cei din vest cred că l-ar prefera pe Joană. V cei din vest la cine vă referiți? La stăpânii noștri sau la cine? Dacă mă întrebați pe mine, v-am spus, George Simeon nu o să candideze, cu atât mai mult că sunt decalate alegerile prezidențiale și nu o să mai conteze pentru parlamentare, George Simeon o să-l susțină pe Mircea Joana. Dar nu, și nu se nu poate. Că re... E o speranță, mai e o siguranță. Returna tezaurul din activele confiscate de UE, nu se poate, nu există așa ceva. Nu, pentru că fiecare și-a Uh, și-a blocat proprietățile Uniunea Europeană a blocat proprietăți rusești, rușii au blocat proprietății ale Uniunii Europene e un război pe viață și pe moarte deci momentan și v-am spus, rușii nu dau nimic la ruși nu există au dat ceasurile și paltoanele pe care le-au luat după al doilea război mondial cât au stat în spațiul românesc nu o să vedeți niște zauro. Nu am înțeles ce vreți să spuneți. Bună seara, pentru Santa Claus, România e serviciile. Ah, Iohannis s-a numit da, 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 pe pentru Santa Claus, România e serviciile. Nu înțeleg. Ce spuneți din pont? ce Ponta din... face parte din diaspora, înseamnă că sunt români plecați în afara țării, care locuiesc acolo, muncesc și trăiesc în afara țării. Ponta trăiește în România nu face parte din diaspora. Zice că Santa Claus, că Iohannis conduce țara prin servicii. Asta probabil că vrea să zică Pentru dorin. Santa Claus, România e serviciile. Da, probabil, nu știu, nu nu-mi dau seama. Eu nu am Facebook și TikTok care sunt toxice, precum cafea. Eu v-am dat like mereu. Mulțumim, Carina. Mulțumim, Faur. Fauri numele de familie, poți să-i spui și tu pe numele mic, Carina. Da, Carina, scuză-mă. Ce părere aveți despre decizia americanilor de a interzice? Am vorbit mai devreme, Magnus, și pot să derulesc exact am, am abordat subiectul ăsta și am vorbit uh, exact pe tema asta, pentru că sunt alegeri în America, ca să spun pe scurt, și TikTok-ul poate să influențeze foarte, foarte mult uh, alegerile. Se va concedieri în masă în domeniul IT și nu din cauza inteligenței artificiale. Eu personal mă chinui de lunde de să găsesc un post orice poziție de jos, dar nimic ce se întâmplă. Andrei, se găsesc posturi în IT, nu știu cum nu găsești. Fiul meu mic, uh, Alex, și în IT și are vreo 3 joburi sau 4 joburi. Munțește de neasă până seara. Adică dacă el și-a găsit 3-4 joburi fără ajutorul meu, fără să dau telefoane, fără să fac trafic de influență și-a găsit el singur de pe net, din 3-4 joburi poți să-ți găsești și tu unul Nu, dar asta să vă explic eu fenomenul după, În timpul pandemiei și după pandemie Au fost angajări masive mai A fost o bulă a angajărilor în IT ca Așa cum sunt bule peste tot Și, uh, și dumneavoastră ați nimerit în perioada asta În care să fac concedieri Deci într-adevăr, marile firme și simplifică Și pe uite da, da. Uh, da. Poți să lucrezi, uh, cum se numește uh, Când ești liber Profesionist de acasă Freelancer, așa, bravo, mersi mă de... Uh, freelancer, poți să lucrezi freelancer. Uite. Sunt o grămadă de proiecte care caută freelancer. Este, Stefan și dă, îți plătește pe fiecare uh, lucrare în parte deci, care o faci, știi? Uh, ăsta, Elon Musk când a luat, uh, zi ce a luat el, uh, instagram sau ce a luat el, a luat uh, ceva, una din platformele astea, a dat 5.000 de oameni afară care făceau tot felul de discuții, care interveneau în discuții și modificau textul și nu mai am nevoie de ăștia, îi dau afară imediat mă rog X a luat, a luat uh, care se numește X acum, a zis tu ce era înainte, că tu ești mai familiarizat cu platformele, eu nu intru bă, bă. Cum Twitter, 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 așa, nu Twitter, am niciodată contact pe Elon Musk am avut, și acum nu, -a am, -am în am X folosit Și după ce l-a cumpărat, a dat 5.000 de oameni afară care numai asta făceau, discutau despre LGBT, despre chestii, mă rog A stai puțin, n-am nevoie de ăștia așa simplificat Sunt români peste tot în lume, să vină noi politicieni care să facă ceva concret pentru a-i face să se mai întoarcă în țară măcar unii dintre ei Bună seara, domnul Sorin, cât crezi că este procentul în ceea ce privește urmăritorii canalului noastră? Se pare că suntem mulți din diaspora care vă urmărim. Păi îmi arată YouTube-ul, este YouTube Studio unde face uh, absolut toate uh, statistice YouTube-ul și îmi spune că 42% din urmăritorii mei sunt din diaspora. Cel mai mare procent sunt din Anglia, Italia și Spania și restul mai procente mai, mai mici. O, un procent semnificativ este și din Republica Moldova. Cum facem că mulți profesori și în pensie ocupă locurile viitorilor profesori? Pentru că viitor profesori nu mai sunt, Rodica, nu mai găsești oameni, nu mai vin pe țarele astea mici și să te bate elevii la școală sau să te scuipe sau să uh, inhalezi fum de iarbă pe la școală, nu mai merg oamenii, nu, nu sunt, de-aia se apelează la profesori pensionari, nu că ocupă locurile. Nu există oameni care să-și dorească să vină în învățământul ăsta bolnav care este acum în România. Stilul agresiv în discuție provoacă o reacție de respingere automată cu toate că adevărul e pe primul loc. Așa funcționează psihologia în discuție. Așa e prea cult pentru noi. Mocanu Dorean ăsta e prețul că suntem în NATO. Ce părere aveți de tratatul pandemic, din luna mai anul acesta? Se urmărește instaurarea controlului populației în perioada următoare de prin implicarea unei noi bol tip COVID? Așa zice teoria conspirației, Adrian. Tot ce e posibil. Deci vă rog să urmăriți... Foarte ciudat Maltus. că foarte mulți bolna, bolnavi și foarte mulți bogați ai lumii și-au făcut buncăre și-au investit inclusiv Elon Musk, inclusiv ăsta... Zuckerberg de la Facebook și toți s-au investit milioane, da, milioane e, în niște buncăre. ăștia miliardarii cei mari și ei mai mici. Și ai mai mici, deci, au investit bani eu... banii în, în buncăre. Deci apropo de bol noi, vă rog să citiți despre Thomas Malthus, care a fost un preot britanic din secolul 18 care spunea că formele de limitare a populației sunt molimele și războaiele asta așa a gândit-o el atunci, se numește pentru că el credea că resursele planetei cresc în progresie aritmetică, iar populația crește întotdeauna în progresie geometrică și trebuie să găsim elemente prin care să ponderăm dezvoltarea, pentru că tu faci o lege pentru o țară cu 20 de milioane, și între timp până când aplici legea respectivă ei să fac 30 de milioane uitați-vă Etiopia are 126 de milioane deci vă dați seama e în cornul Africii este o, 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 o țară fabuloasă, 126, Egiptul a trecut de 100 de milioane 110 milioane de locuitori, deci sunt niște țări care depășesc cu mult orice imaginație India dacă în anii 70 avea 70, 700 de milioane de locuitori acum are un miliard 400 de milioane, deci și-a dublat în, în 60 de ani și-a dublat în, în da. 40 sau 50 de ani cât înseamnă și-a dublat numărul de locuitori deci este un risc foarte mare pentru că fiecare locuitor vrea o suprafață asfaltată și betonată care înainte era teren agricol, fiecare vrea să mănânce o friptură, vrea să vre trebuie să este aibă mai globalist, eu gândesc altfel, dar mă rog, asta e teoria nu, lui. eu vă spun care e care e pericolul. Fiecare vrea să ardă combustibil, fiecare vrea să, uh, să mănânce un hamburger și așa mai departe. Și trebuie să ai fiecare om trebuie să aibă o vacă, trebuie fiecare om trebuie să aibă 10 găini, trebuie să aibă 3 oi și și caută soroș după discursul ăsta? te Soră invite și... anul viitor la ea la D, cum se numește acolo de mergăia toți globaliștii la D, 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 D. Cum, cum de, eu nu sunt, n-am zis din punctul ăsta zis, că există un pericol și Thomas Malthus încă de acum 250 de ani a ridicat problema asta adică el a anticipat și apropo de molime s-ar putea ca niște ticălor sau niște jmecheri Am să zică și COVID-ul ăsta Pandem Pandemia ei... a fost inventat plandemia n-a fost de capul ei că a venit mai mulți în piață în China sau s-au îmbolnăvit toți ca păi proști, nu să dacă virusul ăsta se transmite de la om la om care a fost, de unde a venit prima oară? Dacă însă Normal că să decât... de la om. Păi, care... la mai păi nu, dar dacă e doar de la om la om, primul om, de unde a avut? E ca la... la, injecție. ou și găină, ca știi? și o găină, normal. Funcționa și pe timpul odiosului. Mama lucra pentru export la PACA și dirigintele mi-a cerut costum pentru el. Când a venit securistul la școală, s-a dat pe brazdă și mă aprecia că învățam foarte bine. Da, v-am zis, dar nu la nivelul ăsta, adică nu, nu s-a ajuns chiar acum. A, 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 chiar la nivelul care este acum. Domnule Cosaescu, ar fi interesant un podcast cu Sergiu Mihalcea, are idei bune despre politică. N-am auzit în viața mea de el și dacă n-am auzit eu, probabil că n-au auzit nici majoritatea de aici de, de, pe chat și de câte ori am invitat necunoscuți de ăștia no name, nu prea s-a uitat lumea și atunci am stat degeaba. Un trio cu Cosmin Guș ar fi de pomină. Cosmin Gușe m-a făcut Dobitoc în direct uh, acum vreo câteva zile, deși eu îl urmăresc pe el și urmăresc toate emisiunile cu asta, cu gold uh, așa. Au făcut două emisiuni. Uh, emisiunea lui Anca Alexandrescu se numește Statul Paralel sau cum se numește? Culisele Statului Paralel. Da. Și au făcut două emisiuni, odată cu actorul uh, ăsta, Zamfirescu cum îl cheamă actorul la bătrân, Zamfirescu nu mai știu. cum? Florin, Florin, Florin. Zanfirescu. Și după aia, cum când actor, două emisiuni la rând în care au vorbit, au spus poezii, au depănat amintiri din copilărie. Și am dat un mesaj la Anca Alexandrescu în care am spus, doamnă, emisiunea dumneavoastră se numește Culisele statului paralel. Eu vă urmăresc, aștept să faceți dezvăluiri despre statul paralel. Îi respect și admir pe cei doi actori, pe amândoi pe care i-a dar nu cred că este potrivit pentru emisiunea pe care o desfășurați. La... Uh, pentru că nu are legătură cu subiectul emisiunii. Și doamna a zis... Uh, uh, a, un individ, deși eu vorbeam des cu pe mesaje, un individ mi-a dat un mesaj că destul de nesimțit, că emisiunea mea nu nu știu ce și l-am și blocat acum pe telefon și i-am dat mesajul la. i-am dat mesajul la și la guse în același timp, știi? Și zice guse, știu, Dobitocul ăsta mi-a dat mesaj și mie. <laughs> Deci vezi, ai pățit-o și tu, Sorin, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face și tu-i faci pe unii, îi jignești păi deci cum de păi cum i-am jignit? Nu mai... el m-a jignit pe mine. Nu, vreau să zic că cei după, după canalul tău de YouTube. Păi, Sunt unii păi cine oameni... am jignit? Ei, mai faci că nu știu nu, ce dar Păi stai puțin, că nu are nicio legătură și în contextul și ce Nu are legătură, bineînțeles. Păi, eu nu-l făceam pe la Dobitoc de tu pe canalul meu dacă nu, dacă nu, mă jignea sau nu jignea pe cei de pe canal. Sau rar zic către unul chiar care, care e nesimțit. Dar eu la, la Guș i-am spus, domnule, nu înțeleg ce legătură are emisiunea asta cu Lisele statului paralel cu poezii recitate de nu știu cine. Habar n-am. Ăla de a jucat în senatorul Melcilor, nu mai știu cum îl cheamă. Tot da, un actor ăsta bătrân, contează. nu mai contează, care are 80 și ceva, dar în tot respectul pentru el, un actor bun și asta, dar nu avea legătură cu subiectul. Și Gușa a zis, mi-a dat și mie dobitoc. Mie mi-a spus foarte mulți care au fost prieteni cu Gușa și nu mai vorbesc cu el că caracterul lui e destul de... Josnic, tu știi că Gușa a fost la mine Cu mine și cu tine și cu George Simion La masă la restaurant și a doua zi a fost Pe realitatea în direct și a zis N-am auzit de Constantinescu la în viața mea, nu-l cunosc, nu l-am văzut nu Și zic bă omul ăsta dacă minte așa La televizor păi direct așa Nu atunci cum aveai tu numărul lui de telefon dacă nu păi vă cunoșteți Normal, dar zic bă dacă minte omul ăsta În halul ăsta el nu este, e ok cu el Adică să minte așa în... Într-o umbră general, știi că el a fost secretar. Nu, dar gen... azi mănânci cu mine la masă și cu George Simion, stai la masă la restaurant și cu Jicol și mâine spui la televizor că n-am auzit în viața mea de Constantinescu, nu, văzut unul cunos, nu l-am văzut, nu-l cunosc, nu nimic. Simion nu i-a dat nimic să mănânce, hai să-l vedem mai târziu. Da, mă rog, hai să mergem mai departe cu Gușe, deci v-am lămurit cu Gușe. Ce mai... referitor la Split, Croația, pentru că această zonă este recomandată mașina sau ne putem descurca și fără? Vă puteți descurca și fără dacă stați într-un loc, într-o stațiune și vă plimbați pe acolo, e foarte, eu de majoritatea orilor mă duc la Split cu avionul, este avion direct din București de două ori pe săptămână sau de trei ori pe săptămână până la Split și acolo de la Split puteți să luați feribotul și mergeți pe insulă, sunt o grămadă de taxi pe apă unde puteți să vă deplasați, aveți de făcut plimbări pe jos, nu aveți nevoie neapărat de mașină. Stai puțin că ai sărit un mesaj interesant, Orha Artur. Oare o lume iar fără internet ar fi o variantă interesantă? dar după cum. Deci, dacă va fi războiul ăsta electronic. Sau unde? Sau, care mesajul mai sus, e, mai sus, deasupra lui Split încă două mesaje. Deasupra lui Ceasuri Megalit, care te-a întrebat cu Split. Domnule Sorin, referitor Cred la... Cred că mai întrebat în coadă, pentru că nu găsesc. Deci, deasupra deci, e... unul cu multe palme și este modest Teodor Paleologul după aia domnul Cosesc ar fi interesat un podcast cu Sergiu Mihalcea, nu știu ce, după aia un trio cu Cosmin Guș ar fi de pomina Paleologul nu știu ce, nu profesorul îți devine programa școlară, domnul și cu are dreptate, deci nu găsesc mesajul ăla. Cred că e mult mai jos decât... Nu, e mai sus, dar proiect că nu apare Oare o lume tine. fără internet ar fi o variantă sau de care? Aveți asta cu Orha, Orha Artur. Aia zis tu de întrebarea aia? Da, a? da, da, pe care ai sărit cu semnul întrebări. Ok. Pentru că noi am devenit dependenți de internet, e foarte greu, s-au făcut niște studii. Nu se mai poate renunța acum la internet. Așa, pentru că noi suntem handicapați, noi efectiv suntem handicapați fără să avem telefon, să ne uităm la mesaje, să căutăm anumite, nu vedeți că nici mai avem memorie, pentru că nu mai avem nevoie de exercițiu ăsta al memoriei. Noi căutăm pe Google tot ce ne interesează Cum îl cheamă pe senatorul Melcilor Și îți da. dă imediat Adică nu mai știi cum îl cheamă pe ăla În trecut învățam numere de telefon pe din afară pe, Tu mai știi vreun număr de telefon pe din afară În zilele noastre? Nu Deci internetul ăsta ne ajută da, Și memoria cărți ale... aveam prima facultate pe vreau Ceaușescu Căutam cărți în bibliotecă La bibliotecă Dar să da. da. te ai toată ziua Acum în bibliotecă și îmi punea minte la contribuție, știi? Da. Dar acum nu mai pun. Zic, Ștefan Jicul, am băgat Google și de Google. Ce să mai stau eu să mai caut? Și să mai... stai puțin și asta e fiată încă e o chestie foarte interesantă. Nu cumva roboții ăștia ai Google sau ai TikTok ne da, îți sugerează ne niște sugerează informații nou, normal, chestii normal. Și ne deformează e mintea. Și de apoi și spune de pe Facebook, nu, nu, la dar vreau să spun că ei, ei te form, te, dirigează, te, da, da, te da, Te formatează, te da. formatează pentru că acolo e vorba de păi inteligență de ce artificială, așa valoroase baze de date, Ștefan, și păi se de vând asta. bazele și, pentru asta. Și toate, pei suntem în epoca Ei ne fac stereotip, știi? Da, suntem revoluția industrială a datelor. Știi că au fost mai multe revoluții industriale, asta e ultima revoluție industrială a datelor. Toată lumea acumulează date, căci cu datele astea te am vorbit mental. Florin de TikTok, derulează de mai în față, printre primele discuții ș au fost despre tiktok cu sua. Știi că se că uh, inteligența artificială poate să ducă la extinția speciei? Da, da, da. Este da. o teorie da. în sensul ăsta? Locuiesc în Denver. Dacă vrei să treci rapid în lumea cealaltă, atunci te dai jos din mașină fără să ți comande atunci când ești oprit de poliție. Ai văzut? Asta spun. Te împușcă imediat. E normal. Am văzut la știre de la Digi că cere cash, va fi extradat în România cât de curând. Doamne ajută! Uh, și am văzut și pe socrii lui azi așa, că a zis socrul să ce mă mare lucru, aia am dat și noi o șpagă acolo, nu e mare șmecherie, dă de așa de mâini către reporteri. Și-a băgat-o de familia până în belele, până în dosare penale, până la pușcărie și până nevasta și pe socri, și până măsa și până tot, ce recheș asta e, aduce ghinion. Domnul și se când spune Sorine te rog nu-l bloca. <laughs> Dacă vă plac astfel de live, nu știu ce, domnul Jicola înălțime ca întotdeauna, eu mi-am luat țeapă cu două așa zise cursuri în valoare de 2000 de euro. Uite, Gabriel spune adevărul și aș vrea să îndemn lumea să fie mai atenți. Păi scrie Gabriel aici cu ce cursuri ai luat țeapă ca să știe lumea deci, să nu mai Gabriel îți dai seama, ai dat cursuri. 2000 de euro bani făcuți cu greu când te-ai gândit tu că te îmbogățești, că îți vând ei secretul vieții da, și -a al morții. Ți-am spus, mortii. sunt oameni care cunosc eu, care vin, sunt speaker de ăștia motivaționali și business coach care închilează săl de conferință pe la hoteluri unde mă mai duc eu și am treabă, îi văd de ani de zile dând bani și participând și tot șofer de taxi sau ceva, pentru că el nu înțelege că nu e făcut pentru așa ceva și poți să meargă la o mie de cursuri că le dă banii degeaba, nu învață cu nimica Nu, oamenii nu vor să priceapă, da, nu înțeleg. O altă problemă a societății române, de asta, românești, ideea asta de îmbogăț țire sorine care e destructivă ne-am pierdut idealismul ne-am pierdut valorile, nu mai avem nimic moral, nimic sfânt, nu mai avem rușine de ce trebuie să te îmbogățești Normal. neapărat, ce faci frate cu bogăția dacă ai două linguri, doar mănânci Vedeți cu că două. Vedeți că învățământul primește 4,3% din PIB în 2024, nu 2,8% care e diferență? să ia, ia mai mult bacul? Deja nu, dar stați, -o ați că, că, stați -o un pic, domnul Robertino, era 4,3% din PIB-ul de anul trecut, care era 250 de miliarde, acum am trecut la 300 de miliarde Probabil și a văzut vreo știre și -a calculat. De nu, e adevărat ce au zis ei, dar nu se, dă, nu se dau atâția bani. Până, ca să manipuleze și opinia publică. Și oricum era e raportat la PIB-ul de anul trecut, la PIB-ul de anul ăsta, care nu se știa cât o să fie. După PIB. alegeri, cred că se va face organizare teritori teritorială a României, văzuse în propuneri de 15 județe sau 8 regiuni. Păi asta se tot vehiculează de ani de zile. E foarte greu să anunțe acum reorganizarea teritorială pentru că ai nevoie de primarii ăștia, de președinți de consilii județene. Trebuie să vină un partid care să-și pună pe toată lumea în capul, că vă dați seama ce forță au primarii ăștia, să nu fie an electoral și să poți să faci reforma asta, că sunt foarte multe primării de comune care mai au 80 de oameni în comună și care nu justifică plata arhitectului. Ce părere aveți despre încercarea taximeticilor să închidă firmele de ride-sharing? Vor să obțină iarăși monopol? Păi, am vorbit mai devreme, Cristian, pot să derulez, dar ideea este că nu le convine o concurență de genul firmelor de ride sharing unde șoferii sunt instruiți și știu că își pierd jobul dacă sunt nesimțiți, dacă nu se spală, dacă miros urât, dacă mașina e murdară, dacă te dacă întreabă ce salar ai sau cât, cum te cheamă fără să intri tu în vorbă cu el. Eu am mai folosit uber -ul. Folosesc foarte mult uber că merg la birou în Londra și mai folosește aici în București când după ora 5, când am, am unde parca mașina și șoferul meu lucrează până la ora 5 și n-am avut nicio problemă, adică omul e super civilizat, stau în spate, nu mă întreabă cum mă cheamă dacă nu intru eu în vorbă, mașina e foarte curată, miroase frumos, nu îi dau șpagă pagă electronic, nu mi-e frică că mă păcălește. să impozitează. Și atunci e normal că nu le convine o concurență de genul ăsta. Experiența de viață e mai importantă decât orice școală, dar sigur și școala are rolul ei în viață, fiecare dintre noi. Fără școală nu poți vorbi corect și socializa cu oameni cu pregătire diferită. Domnul și care este cea mai importantă lecție de viață pe care ați primit o de la ei, unul chitit cu domnul Coposu Nu, da, foarte bine, lasă păi, că oamenii întreabă. Nu, dar sunt chestii de actualitate care trebuie lămurite, sunt sute de întrebări. Nu, nu, lasă Ce mi-a povestit în fiecare e, podcast nu, e, de e foarte Coposu imp nu, ce Cea mai importantă lecție de viață este că m-am învățat să fiu tolerant, să fiu iubitor de oameni a Mai fost întrebarea să și mai spus la poate fost. Și foarte mulți oameni reproșează că ne repetăm la fiecare podcast. Da, dar e, e vina mea că omul ăsta n-a fost, că poți să uite la alte live-uri. Să spun ăsta moral Coposul merită să spui la fiecare podcast și tot ce a spus omul ăsta este foarte important. Că de asta suntem unde suntem, că nu mai avem repere morale, oameni buni, și nu mai știm la cine să ne raportăm. Ăla e ticălos, ăla e curvă, ăla e nesimțit, Sunt niște oameni la care ne putem raporta. Și coposul m-a învățat să fiu tolerant, să stau de vorbă cu oricine. Cu, cu, adversari, cu oameni și să-i ascult și să, să, respect libertatea de exprimare. Asta vreau să o sintetizez. Domnul Sorin, 45% nu 40%, nu știu despre ce e vorba, nu mai țin minte. fiind foarte depășite întrebările, nu mai... Dar nu ne grăbim deloc, Sorin, nu trebuie să răspundem. Răspundem Cum este la toate asigurare obligatorie de... la case. Păi sunt oameni inconștienți care le ia, le ia, casa foc și atunci stau cu mâna întinsă la primărie este le dea o casă. Și atunci mi se pare foarte corect, într-o țară în care lumea nu are educație, să îi obligi să își asigure casa pentru că altfel vin la mila statului și rămân în stradă și în, în drum. Dacă ar fi în Germania sau asta și ăla e educat de mic să-și facă asigurare și pe telefonul mobil și pe paharul de apă și pe mașină și pe câine și pe tot, n-ar fi caz. La noi, neavând educație și ne fiind civilizați, e foarte bine că statul obligă să-și facă asigurare obligatorie pe case. Mai există opoziție în politică actuală sau o să avem un partid unic mulți ani de acum? Păi deja este partid unic pentru că este degeaba opoziția, un monopol politic, cum zice Ștefan, că degeaba Țipă Șoșoacă sau Simion sau alții în Parlament sau Bacolo sau intervine doamna Ana Maria Gavrilă de la Partidul Oamenilor Tineri pentru că ea fac tot ce vor ei, îi ascult acolo cât au ei de vorbit trei minute și ea fac ce vor, adică e un monopol politic. Și să știți că fenomenul ăsta s-a întâmplat și în perioada interbelică, adică între primul război mondial și al doilea război mondial. Și din acest motiv s-a ajuns la o saturație și, până la urmă, Carol al doilea a făcut dictatura regală și a desfințat partidele politice, l-a pus pe Octavian Goga, scritorul și poetul Octavian Goga, l-a pus premier etc. Uh, Domnul Jicol, facem o colaborare să creăm o platformă anticorupție, aplicație mobilă ca toți oamenii să contribuie cu cazuri personale de corupție. Îi fac design și development pe gratis. Cu cea mai mare plăcere, apucați-vă și mă băgați și pe mine acolo și sunt lângă noastră. Haideți, Domnul și pe LinkedIn mai mult faceți share, ar fi bine și câteva analize, articole. Deci fac și analize, deocamdată sunt la început strâng un, o masă critică de oameni care ar fi interesați de corupție și de aici vedem cum evoluăm. Țineți aproape. Ce efect crezi că ar avea trimiterea de soldați NATO în Ucraina, care se lovească ținte din Rusia cu artilerie, rachete, bombe? Păi ar avea efect că Rusia ar ataca țările din împrejurim care sunt membri NATO. Asta ar fi efectul. Adică e simplu. Nu ar fi să... pe al treilea război mondial ar fi pe față. Exact. Adică... Nu știu cum s-ar terminat toată chestiunea. Vă rog eu mult, uitați-vă la Parlamentul Danemarcei în care râd de el cum a dat meditații și vor să-și cumpere șase case. Da, am ajuns ciuca bătăilor în toată Europa, toată Europa râde de dulapul ăsta nostru nu, care l avem, de robotul ăsta știți obosit. cum e? își toată pune Europa... mâna în cap. Este o vorbă românească. Chelu își pune mâna în cap. E el frumos din politică, discret, nu mai știa nimeni ce a făcut cu casele, cu nimic în România și ieșea la pensie. Eu zic alte vorbe. Prostul, dacă nu-i fudul, nu-i prost destul, care se nu, da, vreau mai bine să... pentru robot. Sorin, el are și o camarilă care îl împinge de la spate și care speră să-l folosească potențialul să mai... ăsta lui, da, să mai trage după el ca acolo, Dacă se duce la NATO Să gândește că mai aduce șapte secretare Zece veri da. Șapte și pe amante Știi Pentru cum e în România de interviurile generalului Gheorghe Dragomir. Se dă cam victimă și patriot. Tu ai auzit vreun interviu cu generalul Gheorghe Dragomir? Nu știu cine este. Deci respectați și pe acest domn Gheorghe Dragomir. Știi? Nu știu despre cine e vorba. Nu știu niciunul despre e vorba. poate că e chiar victimă și poate chiar e victimă și patriot. Fiecare om are ceva Nici de spus. ar avea drept de vot dacă s-ar face cursul ăla. ăla. de ziceau ei că să, să, dea un examen care, să, care să voteze, să aibă minim cunoștințe. Așa, zice Laura Jvan, Când o să faceți podcastul despre istoria afacerilor noastre. am noastră, făcut deja, așa, acum scriu și vă aștept când lansez cartea să citesc. Doamna Laura, stați să vă spun ceva, eu, noi nu candidăm la nimic, nu noi suntem problema. Nu trebuie să ne justificăm, deci noi, noi o să facem declarații de avere, cum am făcut banii. Și, și ți-am spus, Laura, ai greșit canalul, du-te pe TikTok, nu mai sta pe aici. Nu, nu, stai să lămurim puțin lucrurile, deci dacă nu candidăm la nimic, nu vrem să vă gestionăm banii, nu vrem să vă furăm, nu vrem să vă mințim, putem să N-am furat fim nici niște... de la Măta, nici de la Tacto, nici de la tine, n-am no. furat de la nimeni, n-am furat un leu de la și viața mea, n-am înșelat un om, n-am păcărit o... să iasă un singur om din România vreodată care am înșelat eu cu un leu sau cu cineva Eu nici atât Și Ștefan da, mă rog. nici atât Păi dacă serviciile spun în masă să alegi între Dăncilă și Ioanis, ce mai poți să faci? Păi da, asta e blestemul nostru că după Revoluție votăm din două orele tot timpul Ponta cu Iohannis, Dăncilă cu Iohannis și așa mai departe Vă salut, am citit un articol azi cum că visteria primăriei București e goală. S-au plătit salariile oamenilor, dar contribuție pe salarii la sa nu. E adevărat, dacă da, cine răspunde penal? Păi, uh, impostul pe salarii, conform legii uh, fiscale din România, este reținere la sursă răspunde cel care a reținut la sursă și n-a plătit mai Sau departe banii. Adică primarul e ordonator de credite, nu? Ștevan. Exact, da. De deci, cel teoretic în momentul în care s-a blocat bugetul, pentru că trebuie să înțelegeți fenomenul ce s-a întâmplat, Nicușor Dan nu are partid politic. El a, el a intrat în, în... a ieșit primar susținut de USR și PNL la vremea respectivă, vorbind de septembrie 2020. Și acum partidele astea majoritare din Consiliu Consiliul, Bucureștiului, primăriei București, format din vreo 53 de oameni, majoritar din PSD și PNL, s-au hotărât, hai să arătăm oamenilor că chiar dacă îl votează pe Nicușor Dan, Nicușor Dan nu o să aibă bani și au blocat bugetul. Deci când în loc să voteze bugetul, l-au blocat, deși îl, îl votaseră, îl propuseseră în luna decembrie. Dar acum când a fost la vot, nu l-au mai votat ca să nu mai primească bani să blocheze, să scandal. Deci ăsta e contextul Actual. Cum puteți găsi fericirea într-o lume plină de incertitudine și schimbări constante? Să vă apropiați de biserică și de Dumnezeu și o să găsiți sigur fericirea. Așa am găsit fericirea. Nu m-a făcut nimic ca fericit. Nici mașinile scumpe, nici casele, nici vacanțele, nimic. Când m-am apropiat de Dumnezeu, atunci am găsit fericirea adevărată. Dar pentru fiecare om, poate... Fericirea o găsiți în lucrurile simple de lângă voi, da. în oamenii dragi de lângă voi și în ce să iubiți pe toată lumea și atunci veți fi mai fericiți. Cum se mai cum să se mai ducă lumea la vot după ce Iohannis a trădat 6,5 milioane de voturi și s-a aliat cu PSD-ul? Păi dacă nu ne duce la vot Robert, o să mai avem un alt Iohannis și un alt PSD care o să mai ne călărească încă 4 ani de zile și noi o să tăcem și o să înghițim, nu facem nimica. Uh. În ce să ținem economiile? EUR sau USD? să nu țineți economiile niciodată acasă pentru că există inflație și cei care au ținut banii la ciorap au pierdut 25% din 2017 până în 2022 sau din 2018 până în 2023. Deci dacă vă e frică să investiți la bursă sau în aur sau în altceva care aur a explodat, eu am spus de acum un an și ceva dacă v-ați uitat, dacă da, se poate să Dar să fie șobul vechi, aurului, să aibă da, da, nu poate să ajungă aurul zero. Da, nu, asta nu. Păi, asta să spun. Nu pierd tot. Și atunci, dacă nu aveți curaj nimic, măcar țineți la bancă un, și nu contează euro sau dolari pentru că depinde foarte mult de ce mișcări se întâmplă pe plan internațional, cu război și cu asta. Adică, nu am cum să vă sufletesc că nu sunt guru, dar eu aș băga bani în ceva, nu i-aș ține, deci, ține economiile doar în euro sau doar în dolari. Singura direcție în care nu i-aș vezi... băga, ori într-o casă în imobiliare, ori într, -un teren, într -un sau... teren, ori în bursă, ori deci, în... Dacă nu vine criza cash, ori nu a ține bani cash. Eu nu țin bani cash niciodată, nici în casă, nici în cont, la bancă. Am așa, să am pe card, să fac cheltuieli de-astea curente, zilnice, sau să mă duc în vacanță, să am de plătire restaurantul sau hotelul, dar este nu țin bani în bancă sau bani cash acasă. Deci inflația este un impozit pe care îl pierdeți. Banii aia pe care îi țineți acasă se impozitează cu inflația cât este rata inflației, exemplu în România e 7%, atât a plătiți impozit pe an, ca și cum a, ați fi investit undeva unde se există. Am impozit. observat în multe locuri din țară că oamenii și-au făcut partide mici, locale și candidează la diferite primării pentru a-și face ei propriile comunități așa cum vor. Este asta o soluție? Da, bineînțeles, orice formă de asociere este binevenită și vă sfătuiesc să demarați pentru Cu cultura mă, domnule politică. Sorin, dar nu am experiență Unea care poate lucra singură acasă caută o poziție de internship de inițiere. Nu știu, să nu mă pricep, nu pot să vă sfătuiesc. Ce părere aveți de declarația Ministrului Agriculturii care l-a citat pe Ceaușescu? Ăsta este Cuvinte e vorba despre de barbu, ăsta, dacă vă uitați la fața lui și la cum arată și așa, nu are nicio legătură deci este, cu ministrul. Adică este -are... finul Paul Stănescu e finul lui Paul Stănescu, la lui Paul Stănescu și l-a pus acolo. Că și ca să, ca cât ești semneze. mai prost, cu atât te pune într-o funcție mai mare ca să poți semnezi ca primarul fără să te gândești că intri la pușcărie. În, există, Cam așa e și cu asta. În lumea ministrilor există o vorbă, fie omul cât de prost, îl specializăm pe post. Corect. Deci o... Cam așa este, se potrivește la domnul Barbu, foarte bine a zis Stefan. fie omul cât de prost, îl punem pe post. Îl specializăm pe post, va deveni expert în... Și el a zis că vacile mănâncă stuful din Delta. Vă dați ministrul agriculturii. Ca să vedeți că asta e cam ce politicieni avem noi și cam ce ministri. Sorinda, gândește-te cum au măsurat ei pâlcurile alea de stuf. Cine dracu poate să stea să măsoare, să cartografieze pâlcurile alea de stuf? De ce au zis aproximativ că sunt 65 de mii de hectare sau nu știu cum au măsurat ei acolo, dar pentru care au 5 milioane de euro pe an subvenții, că asta a fost, asta a fost și pentru care și-au dat legea în Parlament. Bine, s-a o Codruța, acum avem cine vrea să, să urmărească subiectul. Diaspora Codruța nu ar Chievești. trebui să renunțe de a ieși la vot după cu Iohani și ar trebui să fie mai atenți cu ce votează. Corect, și eu sunt de, -a, de aceeași părere. Domnul Constanescu, aveți numărul lui Elon Musk în telefon? Da. De unde știi, Paul? De unde știe Paul că am numărul lui Elon Musk în telefon? Uh. Domnule, da, când a venit atunci în România la Castelul Bran, la ai luat... Când ar fi trebuit să vină, când a venit. Că eu am fost primul în România care a demascat că Elon Musk... Și ai dat premiu, zis că dau... Da, dau de dolari celui care demonstrează că a fost Elon Musk în România și după toate televiziunile ce, dar, după jumătate de da, oră s-au întors și Cristuiu... Dar n-a părut să ceat și... CPT-ul că dacă se făcea o poză cu un mascu cu dinți de Dracula ai fi dat banii 10 mii că nu știi că o să poate e, face parcă nu și puteam. încă o dată oameni buni deci legătură cu inteligența artificială să știți că inteligența artificială nu este de acum de când a apărut chat GPT-ul ăsta 1, 2, 3, 4 până la ce număr a ajuns ea există de foarte mulți ani roboții Google sunt sunt pe inteligența artificială roboții TikTok sunt pe inteligența artificială și încă de când s-au făcut de când s-au făcut platformele astea. Și YouTube are inteligență artificială și nu de acum, de ani de zile. Și ar fi trebuit să votăm la legile anterioare pentru ca România să fi fost altfel? Bună întrebare, Melania, foarte bună. Întrebare, oameni cinstiți, oameni onești, oameni care își iubesc țara și oameni care vor să contribuie cu ceva la uh, scoaterea României din uh, dezastru și din groapa în care Oameni buni ne au Fie... băgat alții. Fiecare dintre voi sunteți dotați cu bunul simț. Nu trebuie să vă spună la televizor că ăla e bun și ăla e rău. Bunul vostru simț, fără să vă lăsați influențați de nimeni, vă spune direct dacă omul e bun sau rău. Deci apelați la bunul vostru simț, nu, nu mai trișați, nu mai încercați să furați informații pe care vi le dau alții cu roboți, cu inteligență artificială, cu jmecherii, cu sociologi, cu psihologi, cu ce au ei în echipele de campanie. Deci treceți prin filtrul vostru, gândiți-vă, bă, ăsta e bun și vă, imediat o să vă vină o sclipire, bă, e bun sau e rău și atunci mergeți mai departe. România a împrumut o grămadă de bani de la americani, dar nu are ce să mai dea înapoi, doar pământ plin cu metale prețioase și semiprețioase. Eu, eu, zic că nu asta va avem de unde da banii ăștia înapoi, dar o să tragem și noi țeapa americanilor, că ne-au tras rușii cu tezaurul. Dar nu ne zauru. împrumută statul american pe noi, ne împrumută fondul monetar internațional, care este un cămătar internațional. Sunt bani privați acolo, de la fondurile astea mari. Nu, nu există la fondul monetar internațional banii de la state sau ceva. Sunt bani privați, al meu, al lui Ștefan, al ăla care dă bani și primesc... Uh, dobândă. dobândă. Deci fmi este un fond privat de bani. Cum nici... Șmecheria care conduc lumea, trezor. nu la americanul de la el din bugetul țării sau se tipărește dolari. Încă o dată, trezoreria americană este privată, nu este de stat. Cei care emit moneda dolarul nu este de stat. Este, nu sunt de stat, sunt o organizație, o entitate privată, formată din mai mulți miliardari care au făcut... Bună seara, străcolul... nu prea veniți în Cluj, care e motivul? Nu sunteți agreat la Cluj? Sunt certa cu box și mi-e frică că trimite poliția locală, pă, înscenează ceva, vreo o chestie. s-a făcut foarte de treabă, s-a creștinat așa, s Deci poți țizalat, să mă din nou, nu? Da, numai că îl concurează Sabin Sărm, așa la Cluj, Aha, știi, care e tot liberal. Da, cu digitalizarea României. Așa, și care... dar digitalizat -o, dar A digitalizat-o, a făcut-o praf când a fost la digitalizare. A digitalizat-o, dar n-a mai rămas nimic de ea, de România. Crezi că Iohannis va debloca catedra de fizică dacă ajunge? Bă, tu știi că nu s-a mai făcut fizică în, în, Sibiu de când a plecat Iohannis președinte, că a blocat nu, catedra și nu mai aveau... Nu, la pensia anul ăsta, care are 65 de ani și oricum se deblochează automat, că e vârsta de pensionare. Deci nu mai contează. Cine a sequestrat iacturi rusești au țeapă, au costuri imense de întreținere, climatizarea pe iact nu se poate opri din cauza mucegaiului. <laughs> Corect, au găsit da. Și ei ce să ia. Davos, așa, bravo, Davos. Jicul a făcut din mine un respingător și detestator de cafea. Și culmea că mă simt mult mai energic și mai bine, plus că am satisfacția că nu mai sponsorizez corporațiile. Super, domnul te felicitări încă o dată. Mă bucur când aud oameni care s-au luptat cu propriile vicii. Renunțați la toate. Președintele Clubului Rapid a fost vizat de mascați complice cu huliganii din Galerie care au introdus pe stadion articole pirotehnice. Am văzut la știri ceva că l-au băgat cu arme, nu știu ce, dar de fapt erau dovezi că no. i-ar fi ajutat pe ea să introducă pe stadion articole pirotehnice. Hai să spun ceva, știi care e șmecheria? Că patronul de la Rapid, ăsta, șucul ăsta, care e și mă, patronul de la Mob Expert, am impresia, știi că a fost pe la sediu PNL și vreau să-l pună candidat la primărie și nu știu ce și culmea e tocmai săptămâna a, a și asta fost să -l și vor să-l discrediteze pe șucul. așa și acum au intrat în rapid la o lapă președintele ăsta e, ăsta e, acționar majoritar Șucu, știi? Da. Și are și el un președinte acolo care se ocupă de club, știi? Și l-au luat pe ăla, l-au tăvălit acum toată lumea cu, împotriva rapidului, știi? Acum nu știu uh, care sunt. Bună sunt seara, de aranjament. Mă uit chiar acum de la început și la comentariul despre taximetrist. S-a întrerupt brusc și a sărit la altceva, se vede clar. Cineva ține cu taximetriștii da. de la servicii. Probabil ăsta că, care Cold ne cu A va fi vreun frate taximetrist. Da. Domnul Sorin, ne luați și pe Damian cu de să vadă Petra. L-am invitat când am hotărât să mergem în excursie. Mi-a spus că nu poate să vină pentru că are foarte multe tururi deja programate până luna august are în fiecare săptămână tururi programate. Pă, Damian are un parcurs extraordinar de vizibilitate extraordinară. A fost și la Digi, și la Antena 3, la toate și la, la, la toate Dinescu, și peste la, tot. a devenit o celebritate și asta și el e, are o calitate extraordinară ca istoric și om care muncește foarte mult, dar și e și meritul lui Sorin Sergio Mihal ce care l-a lansat. Urmărit membru aur, dacă nu-l urmăriți nu înseamnă că nu e cunoscut. Măi, domn Giovanni, dacă nici eu, nici Ștefan am auzit de el, înseamnă că nu e cunoscut. Noi toată ziua stăm pe internet, pe YouTube, pe televizor. Dacă n-am auzit de Sergiu ăsta, Mihalcea, nici eu, niște Ștefan, înseamnă că nu e cunoscut și gata. Mihalcea știu doar două persoane. Unul este în CSM, care e socrul lui Marian Neacșu de la vicepremier și vicepreședinte pe la PSD și care e băgat în CSM și doamna Mihalcea care e secretar general al Camerei Deputaților, care e logodnica domnului Neaș. În rest nu mai știu niciun Mihalcea. Jasmi ăsta are maxim 15 ani și mă nebunește cu bitcoin -ul. Bă, Băi, Jasmine, du-te la școală, ia-ți tu bacul, fii tu om în ca lumea că nu poți să trăiești din bitcoin, să ții o familie și copii, că azi bitcoinul 100 de mii și mâine e zero și rămâi în curul gol și dai de mâncare la copii Domnul și Jasmine, la școală. investiți în continuare, Eu nu, vă oprește nimeni. De 15, dar lasă să ani. investească, că așa să învață. să investească, să săracu, nu are bani să treacă strada. Ne, nu să știe. Ce părere aveți să despre e... soarta aurului? Se va interzice posesia de aur? Nu am o așa, așa prostie, nu are cum să interzică. Domnul no. Șicol, ce părere aveți de cartea lui Robert Sapolki, în care argumentează păreri pro și contra despre liberul arbitru? Sunt milioane de cărți, nu știu despre Robert Sapolki. Nici asta. nu auzit niciodată. Realitatea este un post de televiziune foarte paralel cu denumirea lui. Toate televiziunile sunt vândute, doar unii din presa non-TV sunt ok. Domnul Ștefan, ar fi bună o lege să interzică subcontractarea lucrărilor cu bani de la stat? Da, bineînțeles că ar fi, dar ar fi, mă rog, ar fi procese care ar arăta că ai fost discriminat, că nu ai specializarea, tu vrei să ridici o construcție, dar nu ai și specializarea pe geamurile termopan sau pe încălzire sau pe instalația electrică și atunci trebuie să subcontractezi. Deci e foarte dificil de făcut și cu cât pui mai multe restricții și cu cât faci legi mai stufoase și mai restrictive, cu atât trebuie să înființezi corpuri de funcționari care să controleze lucrurile astea. Înseamnă un stat din ce în ce mai stufos, mai costisitor care consumă din banii noastre, din impozită. Deci renunțați la idei din asta. Trebuie să existe o lege care să se respecte și o, o, clasă politică morală care să nu accepte compromisuri și furtul și hoția și escrocheria și ticăloșia. Asta trebuie să facem noi. Deranjează dobitoci. Așa suntem numiți poporul de către cei care ne conduc. Vă apreciez foarte mult pentru ceea ce faceți, vă mulțumesc. Fără internet dispar aproape toate locurile de muncă. Contezi că toți să ieșim la vot asta dacă Contează că tot să ieșim la vot asta dacă S și s-a întrerupt. Ar fi interesant să-l invitați o și pe Paul Avram Tucaram la o emisiune. Nici de să n-am auzit niciodată. Fiecare are pe cineva și urmărește. Eu primesc cam 20-30 de propuneri pe zi pe toate rețelele să invit pe unul la podcast. Ar trebui, nici dacă mi-aș face televiziune 24 din 24, n-aș putea să invit pe toți care îmi propun oamenii. Din, care majoritatea n-am auzit de ei niciodată. Vă urmăresc cu drag și dor din Germania, pierd niciun podcast cu dumneavoastră, ne mai iluminați și pe noi cu politica asta hoață. De când m-am abonat la canal, consumăm 2-3 căni de cafea pe zi, de atunci până acum am renunțat la cafea și acum consum ceai. Pot să vă zic că mă simt foarte happy and full energy, chiar recomand. Super, foarte bine. Ascultați-l pe domnul Narcis ce performanță și ce mulțumit este de succes, Domnul Sorin, ce țepe a luat în viața noastră? Multe țepe, foarte multe. Odată, prima țeapă care mi-a luat-o, eram elev la liceu Băreola Ceaușescu și la Timișoara era piața Occo, unde erau toți care făceau business și aduceau Adidas, și Puma, dacă aveai Puma de alb și cu așa, erai cel mai șmecher de pe planetă și am mai mers cu doi băieți de la mine din sat de acolo să ne luăm Adidas și Puma și ne-au văzut trei uh, șmecher de acolo, trei bișnițari de astea, uh, trei țepari care așa și ne-au zis că ne aduc ei la un preț foarte mic să le dăm banii, că vine imediat și ne lasă garanție un ghiul de aur, mare era, mare. Și s-au dus și și dus, au fost și ne-am dus cu ghiul ăla la... Era nu mai fals. cineva și era de fier și am rămas fără bani și fără Adidas și mi-am strâns banii un an de zile de la rude, de la colins, de peste tot. Aia a fost prima țeapă mai mare așa care m-a afectat psihic uh, foarte tare, după care după Revoluție venind de la Timișoara în București unde se adună toți oamenii din toată țara și din toată lumea, am crezut că e ca la noi la Timișoara, vorba, vorba, strânsul de mână și nu știu ce și mi-am luat-o de vreo câteva ori de nu m-a puteam să mă ridic de, de jos, în să, diferite situații. Să vă povestesc și apropo de business. Și cu vacanțe și cu dastea, că am văzut pe internet nu știu ce poze și când am ajuns acolo nu aveam nicio legătură cu nimica. Te rog, Ștefan. Deci, ma, pe vremea Ceaușescu, în anul întâi de facultate, vorbind de anul 1988, am vrut și eu să-mi cumpăr blugi și mi-au mi dat tot așa familia, au strâns mână de la mână să-mi iau și o blugi, că eram student și să am și o blugi ca toți studenții și m-am dus pe Covaci cu un coleg. Și jmecheria domnilor de acolo erau niște rom din ăștia tatuați, jmecheriti încă de atunci cu inele, cu, cu ghiuluri pe mână. Așa. Așa și că să tatuaseră în pușcărie, nu ca acum, acum te tatuezi în libertate. Așa. Așa și mi-au dat, mi-au arătat blugii, m-am îmbrăcat cu ei perfect, i-au băgat într-o pungă și -au, au ținut la sub braț până numără banii Și într-o clipă au zis Vine poliția, vine poliția Și mi-au dat o altă pungă Fugiți, fugiți Și când am ajuns la metrou la Unirii În loc de bluge de Era un sac de ăsta de iută De care să bagă și greu pur... Ne-am dus înapoi, n-am mai găsit pe nimeni Ne-am pierdut și blu și tot Apropo de ticăloșile românești Eu am pățit o dată tot așa Tot la piața la Ocic, la Timișoara Aceeași fază care ai pățit-o tu Eram student deja și uh, m-am dus să-mi cumpăr uh, tot adidas -așa. Uh, și uh, cred că eram în anul întâi, Atunci a venit și eu de la țară la Timișoara, la Mare Șmecher și uh, eu am 45 la picior și îmi găsesc mai greu. Dar găsisem potantii care are 45 și mi-a dat unul să-l probez, l am probat, era bun. Și când să mi îl dea și pe al doilea, de vine, vine poliția, el repede păsa și dăm banii. I-am dat banii și m-am dus acasă, știi? Cu doi adidas albi, noi nouți. Și am încălțat să ies cu ei în oraș, să mă dau și o mare. Și am pus așa, erau așa vârfuri. I-am pus așa, erau așa. Deci amândoi, -amândoi erau pe piciorul stâng. Dar deci, aici la cu... tine s-ar deci, să fie greșit că stâng. și a rămas fără... <laughs> și a rămas fără, fără două perechi, practic. Și mi-am luat știi? doi adidas și stângi. Și nu te-ai mai dus înapoi? M-am dus înapoi, n-am mai găsit-o și atunci am făcut și o aceeași fază și am recuperat a... adidașii. Nu <laughs> mai... <laughs> da... Și tot așa s-au vândut Adidas și de 10 ori, da, nu? Exact, s-au de la unul la altul, altul de 10 ori. Și acum, da, na. Vedeți, omul recunoaște când a păcătuit și a făcut o greșeală și îi pare rău, e vorba de Sorin. În schimb, mi-am educat copiii când a apărut prima că, că, că poți să stragi muzică de pe net. Te-am spus, bă, dacă vreți să vă trageți muzică, să nu furați, că puteți să stragi, să furi muzică, știi? Da, da, Aveți cardul meu spuneți în ce muzică vreți, pentru că cine a compus muzica aia, a muncit, a stat în studio, a dat bani, a dormit puțin ca să poată să compună și are niște drepturi de autor. Dacă vreți muzică, luați cardul și gata. Deci de mici am învățat în spiritul ăsta de a respecta munca altora și să nu cumpere niciodată lucruri furate, să nu cumpere lucruri de la hoți, să nu cumpere... Adică chestii de astea care sunt principii sănătoase. Păi, ca știi? dovadă că amândoi copii s-au dus unul sau spre preoție care o chestiune foarte nobilă și celălalt pe IT, Eu de adică niciun suspendare permis 60 de zile, am luat 90 de zile pentru că am coborât din mașină la orade. Păi domnii polițiști care vă uitați la noi, spuneți colegilor sau să mai pune la doamna Șoșoacă încă 30 de zile acolo. Crezi că partidul pot al Anei Maria Gavrila are potențial de a se dezvolta masiv până la legere? Depinde, cum, depinde de dânsa, pentru că dânsa este un lider locomotivă. Eu nu știu pe altcineva în partid decât pe dânsa singură. Și dacă se duce într-o direcție bună și convinge oamenii, că e calea cea bună, probabil că o să poată să dezvolte foarte mult, dar ave, totul depinde de dânsa. Mai avem nevoie de câteva voturi, să facem o mie de voturi, de like-uri, vă rugăm. Contează să ieșim un procent maxim la vot, doar astfel se schimbă ceva în bine. Asta am spus și eu. Cât de important crezi că este ca fiecare să se exercite? Păi am spus de o mie de ori în fiecare podcast, ne uh, obosim oamenii care sunt aici și ne repetăm, e extrem de important pentru că doar așa putem să scăpăm de hoții ăștia care conduc acum în România. Ce părere aveți despre meseria de medic veterinar din România? Aveți informații despre activitatea unui cabinet veterinar în funcție de cât de talentat ești, Andrei, și cât de tare îți meseria? Dacă îți faci meseria doar că se câștigă bine sau că merge treaba asta și că e rentabil, nu o să ai niciodată succes și o să închizi. Sunt foarte mulți care au dat faliment cu cabinetul, în schimb sunt medici veterinari care au programări cu trei zile înainte sau cu patru pentru că sunt full, full, full. Deci depinde de om. Cabinetul veterinar contează foarte mult cine e. Cine și operează de în cabinet de... exact. Cât de tare iubiți animale Animale simt Dacă eu am câini în curte O parte sunt libere, o parte sunt sarculi Dacă vin oameni în timpul zilei la mine Pe unii oameni nici nu bagă seamă Sau se întorc cu spatele sau dau din coadă Pe alții ar sfâșia dacă n-aș fi eu acolo Iar mușca Oameni vorbesc și de ea, și de ea care au intrat prima la mine în curte Câinile simte omul bun și omul rău Omul și, cu... și încă ceva. Apropo de ce spune Sorin cu idealismul ăsta de pasiunea pe care aveți pentru profesie. Eu mi-am învățat copiii să fie Și Fica mea termină acum medicina. Băiatul meu este profesor universitar în Marea Britanie. Vreau să vă spun că au am, ambii au salarii foarte mici, dar fac lucrurile astea din pasiune. Și eu nu le mai trimi bani. Nu mai am nicio treabă cu ei. Să descurcă singuri. De -aia am învățat că pasiunea contează foarte mult. Și să se dedice pasiune, nu mai umblați după averi și după îmbogățire pentru că vă rupeți gâtul, vă faceți niște compromisuri inimaginabile de care să vă pară rău mai târziu, vă compromiteți, vă distrugeți. Deci căutați-vă pasiunea, noblețea, morala creștină să o urmați întotdeauna, vă rog. Uber much better than yellow taxi, always asta cu BTC-ul și am obosit deja, mă scuze, -mă, dar nu mai citesc prostia asta cu BTC-ul, că m-am mie silă deja de BTC-ul ăsta. Îmbogățiți vă să fiți sănătoși, Doamne ajută, să vă dea Dumnezeu mulți mulți bani cu BTC-urile, dar eu am obosit. Nicio pagubă în privința lui Gușe, nu știu de ce experiența noastră aveți alte așteptări la asemenea. Nu, eu, eu sunt un om care respect oamenii uh, și uh, am fost dezamăgit când îi scriu un mesaj foarte politicos, nu l-am certat, nu l-am înjurat, nu i-am zis, domnule, nu înțeleg formatul ăsta vostru emisiunii, de ce faceți să cum a recitați poezii la 11 noaptea pe o emisiune care se numește Culisele statului paralel și m-a făcut dobitoc. Deci a fost de prost gust așa de lipsă de respect. Slavic Moldovani, am dat o întrebare de patru ani. am citit o aia cu cât ce țepe la viața mea. Mă dus să caut răspunsul N-au răbdare, mă, n-au răbdare oamenii. Îmi pare rău, domnul Slavic, ne cerem scuze dacă v-am prejudiciat. Domnul Gicol, eu cred Avem un capa de like-uri, mulțumim. Uh, uite, mai pusă pus să deblochez cuvântul aur și au început tot felul de tâmpenii de astea, că ce a făcut aur pentru omul de rând care lucrează, păi ne-a, cum sunt, era să zic, pulică, pifică, cum îl cheamă pe ăsta. Foarte, uh, uh, foarte urât, foarte da, urât. Uh, a fost aur vreodată la guvernare sau partidul doamnei Ana Maria Gavrilă sau partidul diaspora sau partidul, n-a fost ca să știm ce... Uh, ce a făcut pentru omul de rând. De-aia trebuie să votăm partide noi ca să vedem ce pot să facă pentru partidul, pentru oamenii de rând care au așteptări mari de la ei. Domnul Jicule, eu cred că noi mai punem noi în funcție. Deja la putere este aceeași haită de hiene care schimbă ocazional culori oameni. Păi atunci nu mai da, ne resemnăm și plecăm în, ne luăm boc și plecăm în diaspora. Cum influențează bogăția, relațiile interpersonale și interacțiunile sociale? Foarte mult pentru că noi ne orientăm, cei mai mulți dintre noi, după bogăție și când ne căsătorim copilul și când ne angajăm și cum șeful ne uităm imediat, șeful nostru să vedem ce avere are și cum a făcut-o, luați-o, vedeți ce moral are, că poate un om a făcut niște păcate în tinerețe și s-a pocăit. Religia creștină e plină de sfinți care au fost niște ticăloși în prima parte a vieții și s-au sfințit, s-au simțit pocăindu-se și e dreptul fiecăruia să o facă când mai organizați un podcast cu Damian Afila, adevărul despre daci. Păi eu cu Ștefan suntem gata, așteptăm pe Damian când se mai liberează și eu un pic. Am pierdut 34 de ani de dezvoltare sau nu? Am pierdut Vale din Șerbănescu. Ce părere aveți despre candidatul George Călinescu la prezidențiale? Am spus de vreo 5 ori, derulați mai în spate. Vă salut din Seșele, șe vă salutăm și noi. Domnul Cosescu, cu domnul Jicol, care este ultima țeapă în casată. Acum sunt, avem și noi părul alb, amândoi eu mai alb, ceva mai puțin alb și de câțiva ani de zile ne-am cam. Uh... Ferit așa și cam mirosim excrocii de la opoște. Nu prea mai a luat țepe în uh, ultimii ani, pentru că n-am na, fost 105 țări, am și o ceva școală, am interacționat cu foarte mulți oameni din toate categoriile sociale și deja miros escrocii de la opoște. Eu n-aș putea numi țeapă, aș, aș numi identificarea diavolului. Deci am, mi s-a întâmplat, știți povestea mea de la guvern, că au venit niște tovarăși de la PSD care au vrut să scape de mine acolo. Eu eram înconjurat de niște oameni care păreau că țin foarte mult la mine și n-aș fi crezut că oamenii ăia vor fi gata să se ducă la o comisie de disciplină și să mintă, să spună că ce am făcut eu sau să facă rapoarte da, ca, ca de securitate sau să facă lucruri foarte murdare lucruri pe care le-au făcut pentru bani nu sunt supărat pe ei, așa sunt ei am identificat diavolul, a fost foarte utilă și de câte ori luați o țeapă, să știți că este utilă pentru educația voastră și a copiilor Urge voștri în fund e un pas înainte Maria Astrid, de 13 a fost la putere altă mărie cu aceeași pălărie. bună seara vom intra vreodată în Schengen și terestru. E foarte greu de spus, depinde de ce jocuri internaționale. Să știți că mai ăla, sau cum îl cheamă? Nehamar. Nehamar la. e doar... Interfața. interfață. Sunt, el n-ar putea să facă chestia asta dacă ar vrea americanii să intrăm noi în Schengen sau ar vrea ce alte state europene să intrăm noi în Schengen. Germania deci el e un papagal pus acolo în față, care când îi se spune de mai sus, de la americani sau de la europeni, bă, gata cu joaca cu Schengenul, el l-au băgat în față, că are fața aia de nazist așa și a zis că e mai rău așa și să spere oamenii. Dar în rest, nu are nicio putere, adică nu nu de el depinde, depinde de băieții din spatele lui. L-au pus în polițistul bun și polițistul deci, rău. Deci, oameni buni, nu putem intra în Schengen pentru că dacă cumpără turcul un vameș la granița la uh, capitan Andreev, la edirne acolo, dacă cum, se cumpără un uh, vameș trece tirul din, până Bulgaria, România, Ungaria, să duce până la oslo sau până la Lisabona, la fel pe granița de la moldoveni, de la noi. E nevoie de Schengen să nu, să nu fim în Schengen, pentru că mai este o graniță la unguri. Deci, chiar dacă tu cumperi. Uh, vameșul de la uh, capitan Andreev, nu mai cumperi și pe ăla de la Nădlac pentru că mai e un vameș acolo și atunci e un dublu filtru pentru că vă dați seama ce ar însemna să intre niște tiruri cu țigări, cu arme, cu uh, alcool pe din Republica Moldova, de exemplu, din Transnistria care e graniță deschisă acolo și atunci avem nevoie de încă o graniță pe, cu ungurii care nu pot fi cumpărați așa de ușor ca românii. Este asta e motivul cap, pentru care nu intrăm în Schengen. Capibul țării să se uh, ducă în jos datorită faptului că populația este în scădere? Uh, da, da. Depinde de ce producem, că dacă vin investiții masive în spațiu românesc, poate să crească PIB-ul în continuare, nu ține de populație. Cum se face că pe toți liderii noștri i-am executat, chiar dacă au fost mai, mult mai bine, mai rău, decât pe aceștia care nici buletin nu au și ne conduc, stau la conducere? Pentru înțeleg. că în momentul în care sunt la conducere, îi admirăm. Urmă, o să vedeți peste 2-3 ani, o să înjure toată lumea pe Ciolacu, pe toți ăștia pe Bode, pe Paul Stănescu, pe toți care au fost. Asta e oportunitatea, oportunismul românului. Când este un lider la putere, la adulăm și îl gratulăm și vai ce frumos și ce deștept. E, cum era Băsescu, de care toată lumea făceau poeme, cântece. Florin Salam ăsta cânta, avea cântece despre Băsescu. Hai Băsescu la putere, scapă de hoți și mafioți și nu știu mai cum cine vrea să uite pe la campanii electorale, mai ales aia din 2009, și pe urmă toți sunt niște jegoși, niște tâmpiți, cum sunt ei de fapt, cum suntem noi toți de fapt. Depinde care față o vedem a omului, paia nobilă sau paia umană. Domnul Sorin, puteți să ne spuneți câteva cazuri de oameni care au fost ajutați de dumneavoastră cu bani și pe urmă nu au mai înapoiat? Păi sunt două categorii aici, Nicolae. Sunt oameni care au fost sărați și au avut un caz și am ajutat cu bani fără să cer bani înapoi și am ajutat doar așa din faptul că sunt creștini. Și au fost oameni care mi-au cerut bani împrumut ca să facă nu știu ce afacere sau au găsit oportunitate, inclusiv rude, care mi-au dat țeapă, în sensul că nu mi-au mai dat niciodată bani înapoi și uh, uh, unii dintre ei măcar îi mai mustră conștiința și de câte ori mă văd sau de întâlnim întâmplător, ce vezi că n-am uitat de banii ăia, dar deocamdată nu i-am, deși eu mă întâlnesc cu el și are ultimul tip de merces cu 200 de miștre, sunt și mie 10.000 10 sau 20 câte i-am dat împrumut sau sunt uh, oameni de ăștia care spun simplu un groaș o foarte mult și nici măcar uh, zice las care bani destui, nu mai dau bani înapoi. Eu el, el nu-și dă seama că uh, vorbeam de Dumnezeu și de univers și de așa, că în momentul când tu ai o datorie și ai bani și în loc să dai datoria înapoi tu mergi pe excursii, mergi pe la schi, mergi pe nu știu unde și nu o plătești, n-ai cum să ieși din căcată, să merge tot rău toată viața ta pentru că ai dat o țeapă și în viață e legea compensației și binele și rău se întoarce întotdeauna. Deci tu când ai datorie și ai bani și nu ți-o dai înapoi, atunci ați merge tot timpul rău Dar oamenii nu înțeleg chestia asta Am de, luat, de recuperat multe sute de mii de, de euro Și de la... oameni buni De câte ori, cât ori facem o ticălă Și ne găsim o justificare morală De ce am făcut-o exact. Îl păcălim pe ăla pentru că merită dă dracu că și el sau a furat bandă stui, Sau care are și ce, ce nu contează, pentru el nu contează Nu știu câte știi? mii de euro în plus că sau minus pentru el L-am auzit eu pe podcast când zicea Că și-a luat Lamborghini Urus Exact Și mai dă-l încolo Știi? Deci mie mi-e rușine de rușinea lor, deci nici măcar nu le mai cer banii, pentru că mi-e rușine de rușinea lor, adică e așa o situație jenantă, mai ales că nu mi-a cerut banii că i-a fost copilul bolnav sau în spital sau a avut nevoie de medicamente sau au fost într-o situație disperată, mi-a cerut banii ca să investească în ceva, să facă profit și după aia să îmi înapoieze banii. Deci, mie e așa, mi e și silă să vorbesc de chestia asta. Oameni fără caracter. Spitale am rămas fără bani, deși plătim ce la salariu, la chirii, la activități independente. Unde se duc toți aceștia? Din cauza că este foarte multă corupție și de aia sunt aici cu Ștevan Jicol și asta dezbatem de când tot facem live-urile. Banii se duc la uh, uh, oameni care uh, au un interes uh, personal sau de partid sau de nu știu ce și se duc uh, se duc, uh, în buznarele lor, nu se duc în uh, dezvoltarea țării, în deschiderea a noi uh, uh, oportunități pentru... Oamenii care își caută locuri de muncă se sifonează. În studii de fezabilitate au ajuns studiile de fezabilitate se coste mai mult decât drumul pe care, pentru care se fac studii de fezabilitate. Nu, dar la, la spitale. Firme cu... de apartament. Asta cu spitalele de deci, ce oameni buni este an electoral. Fiecare manager de ăsta de spital numit politic, pentru că toți managerii de spitale din România sunt numiți politici, trebuie să dea parandărât în anul ăsta electoral foarte mulți bani. Îi presează oamenii ăștia politici de la vârf pe managerii de spital să facă cumva să dea bani înapoi și atunci li se bagă firme parazitate căpușe pe gât, care chipurile fac întreținerea IT-ului, care întrețin parcul auto, care zugrăvesc spitalul, care, dar de fapt lucrurile astea nu se fac. Și sunt niște bani care se duc tot din fondurile alocate către spitalul respectiv. Deci sunt multe contracte pentru cine intră într în contabilitatea unui spital, foarte mulți bani se duc pe, contract, pe contracte fake, pe contracte pentru care nu se face nimic dacă sunt obligații de partid Plus o grămadă de oameni angajați, care nici nu vin pe la spital care fac campanie electorală. Să știți că tot ce vedeți pe străzi de la partidele politice sunt oameni angajați la stat în diverse forme la instituții, la agenții, la spitale, la primării, la așa, care, sunt, care lucrează la stat, dar ei sunt detașați temporar ca să înțelegeți fenomenul, nu sunt detașați legal. Ei, ei figurează, semnează condic acolo și mă o să după stradă să vă dea flaere dumneavoastră, să vă pună în cutia. De scrisori, nu știu ce poză, sau să vă mintă pe la televizor. Și așa să prisipeți banii CSS-ului de care întrebați. Elon Musk a trimis azi iarăși o rachetă în spațiu care a explodat. Câți bani și poluarea iurea? Asta este, Tot, toate marele invenții sau. Uh toți cercetătorii au mai dat fel, până la urmă au reușit, nu poți să, de la început să știi ce se întâmplă, adică a făcut o experiment. A, asta în, e nimic. O, omenirii. O, menire a făcut peste 200 de teste nucleare în cei 80 de ani de când s-a inventat bomba atomică din 1940 și exact și nu, nu greșesc când zic că 1944 deci din 1944 până acum s-au făcut 200 de teste nucleare, vă dați seama ce poloare, ce perturbări atmosferice ce inversări de cicluri da, 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 da. termice au fost în atmosferă, 200 și subacvatice și în deșert, în Algeria de exemplu a făcut Franța și temiri unde, și în Siberia a făcut Rusia Domnilor, România trebuie interzisă propaganda falsă și educat poporul în sensul de a-și țara. E nevoie de respect, bun simț, toleranță, patriotism și trebuie să învățăm lucrurile astea. Așa ar trebui, Claudiu, dar teorie știm toți, cu practica asta mai, mai rău. Irecuperabil este prin definiție definit cu un scop implicit realistic. Da, e o formulare mai... Pe mine m-a depășit relul intelectual. Femei egal IFN, cam așa ceva, Florin. Domnul, și cum scăpăm de păcatul tentației de a ne uita la alte femei, chiar dacă avem o concubină? Asta ar trebui întrebat un preot. Deci, nu puteți scăpa de tentația asta, pentru că noi oamenii suntem poligami. Bărbații sunt construiți poligami. Un preot ar răspunde cu totul altfel și n-ar fi de acord cu ce spune. Nu e dar... spun tehnic cum se întâmplă, pentru că noi suntem construiți totdeauna. Bărbații au murit mai mulți în războaie, la vânătoare, și se întorceau la peșteră sau la colibă și vedeau mai multe femei, mai multe decât pentru că soții lor sau partenerii lor, că nu era căsătorie pe vremea, mureau. Și atunci au rămas ăla care s-a împerecheat cu mai multe femei, a avut mai mulți urmași. Și noi asta e suntem... Pur teoria lui Ștefan, care să crede că e vreun te preot de acord sau eu sunt de acord cu el sau ceva, dar din respect pentru el îl lasă și expună teoria. Și uite, interesant e pe, la Atos, când am fost cu Sorin, eram foarte liniștiți pentru că nu ne distrăgea nimic atenția, nu erau femei acolo. Și erau, aveam o liniște suspectă, nu înțelegeam cum nu sunt distras de nimic, pentru și pe un moment am dat seama de-abia după două zile că bă, dar aici nu sunt femei și de-abia când am mers în Tesalonic, în Uranopolis sau în Tesalonic și au apărut iar... Femeile? femeile, îmbrăcate, temir cu. Am pierdut pe Ștevan, a venit după două zile, nu știam de unde Dar mi-am dat seama care era cauza perturbărilor mele. Oricum, vă sfătuiesc ceasul pe să întrebați un preot ca să vă. De, de problema asta, scăpați cu vârsta, dacă mă întrebați pe mine. După 60, 65 de ani, 70 de ani, rămâneți doar cu uitatul. Deci, uitați că domnul Cicola v-a confirmat că are aceeași problemă ca și dumneavoastră, pentru că încă nu are 60, 65 sau 70. Nu mă, să știi că m-aș și bucurat să scap de problema asta, dar încă o mai am. Am înțeles. Sper că nu se uite soția să nu te mai lase data viitoare la podcast, să fac podcastul singur. Știe să nevastă mea ce pare la ușă, ca să zic Aha, așa. Am înțeles. Domnul Jicul, am înțeles de la domnul Damian și Oprișan din podcast că fiecare viciu corespunde unui demon. Întrebare, credeți că este posibil să te lași de fumat fără să cazi în alte păcate vicii? bineînțeles că putem reduce în prima fază așa se întâmplă dacă ești un păcătos, renunți la un demon și sar la altul sau găsești unul și mai mare ai scăpat de dracu și ai dat de tasul cum zice o vorbă românească dar încet încet prin autocurățenie morală și prin eforturi și prin asceză puteți să renunțați la toți diavolii sunt oameni care au renunțat la toți diavolii uh, Domnul Sorin și în Anglia de la începutul anului s-au închis 1600 fi... 16.000 de, 16 de firme, LTD-uri și restaurante și baruri sunt goale. Păi e o recesiune la nivel mondial. Este adevărat. Nu diaspora a eșuat, ci dulapul a trădat. Să sperăm că Putin vrea să intre în NATO, așa că vom fi prieteni cu toții și se vor termina toate problemele. Să sperăm. Am văzut că piața imobiliară din de Tenerife a scăzut cu 10-20. Eu vă contrazic total, pentru că sunt în fiecare zi conectat la piața imobiliară din Tenerife și a explodat, a crescut cu 50-60% Aia de mijloc, nu aia de lux. Deci total greșit, domnul Cristian Socol, mai studiați, mai vorbiți, mai uitați-vă pe site-uri, mai vedeți prețurile câte au fost anul trecut și câte sunt acum. Deci piața de mijloc a crescut față de anul trecut cu 50%. Și spuneți despre ascensiunea... Nu stai accesiunea? că mai zice ceva foarte tehnic mai departe. Al tâlharii ăștia au ridicat chiriile. Deci de câte ori să, scump, să ieftinesc casă, nu, de fapt să scumpesc creditele. Deși E un alt fenomen aici, pentru că... No, e deși s simplu. Numai, creditele sunt mai scumpe, Sorin. Și nu mai... omul nu-și mai permite să cumpere și ca să atunci cirieze, asta cu chiria. Și atunci, atunci... e raportul e o, cere ofertă știi? Și o cerere mai mare pe chirie și de-aia exact. au crescut chiriile. Da nu este, nu tâlharii au ridicat chiriile, piața uh, Cristian Socol a ridicat uh, chiriile, adică e raportul cere ofertă, e cerere mare și ofertă mică, prețul crește, nu trebuie să ridice vreun tâlhar sau ceva. Ce puteți spune despre ascensiunea lui Piedone? uitați-vă la aia, nu starea nației, nu mai știu cum e zice și a făcut-o la destul Nu, dar de putem să spunem și noi. Analize. A, a fost promovat de TikTok, care este site-ul partidului comunist chinez, ca să le strice ăstora sistemul. Plus că este o adversitate antisistem împotriva actualei conduceri de partid și de stat care domină spațiul românesc. Și oamenii s au dus spre piedone că el e antisistem. Și uite-mă, vă facem în ciudă îl votăm pe piedone. Da, știți că au făcut dosar acum la ANI pentru că l-a băgat pe sunt într-un consiliu de vânzare Fisul a spațiilor comerciale. Primar, pe s a băgat acolo. Pe da, Dar știi că nepotisme la astea românești. Știi că și în Rusia a murit uh, lui Putin și tot Putin îl chema și pe la Evgeni Putin și uh, fica sa lui Evgeni Putin, ăsta vârstul lui Putin care a murit la 91 de ani, atenție ăștia care ziceți că moare Putin repede, dacă vârstul a murit la 91 de ani. El moare la 95 <laughs> că e din 4 în 4 ani, că că 4 ani. Așa, fisa e, nu știu ce șefă la, fisul e mare șef la Gazprom iar fica sa lui Evgenii, adică nepoata sa lui Putin, e șefă peste nu știu ce companii de cărbune. Păi dictator deci, și asta e, copilul și pus, Ceaușescu erau de toate. Exact și și-au pus familia... Normal. Deci când ajunge un dictator, așa se întâmplă la, la De la jumătatea a se va vedea dezastru închiderii firmelor. Cei de la NAV sunt disperați că în ultima perioadă au primit mii de notificări că firmele se închid. Păi asta se va întâmpla. În momentul când uh, uh, ai idios la conducere și uh, care n-au nicio legătură cu economia și ei măresc taxele în timp ce uh, vine recesiunea, fenomenul este că în loc să ia bani mai mult la buget, nu mai au deloc. Cam așa s-a întâmplat și acum eu am prevăzut de când au tot vehiculat în spațiu public o să mărească taxele că au nevoie de bani la buget, am știut de atunci că nu o să mai ia nimica. Oameni, uitați-vă ce studia oamenii ăștia care fac strategii economice, că n-au vai de mama vai lor. de mama lor cu studii economice. Uitați, Germania, când a văzut că e recesiunea cu vreun an de zile, au micit taxele, nu le-au mărit și au luat mai mulți bani la buget, că și-au deschis mai mulți firme și au plătit mai multe impozite. La noi de aici e și evaziunea așa fiscală foarte mare pe taxele pe salarii, pentru că avem unul de cele mai mari taxe pe salarii din Europa și oamenii în loc să plătească taxe pe salarii, dau salarii la negru. Dacă ar fi taxe mai mici pe salarii, ar fi mai mulți bani la buget, dar nu, nu, nu avem economici, nu știu să judece, nu știu să cum funcționează microeconomie, macroeconomie, economie de piață, habar n-au ce... Uh, Dan, Ma... Dan H, mama mea, 75 de ani, învățătoare încă în activitatea la catedră în București pensionată în urmă cu 11 ani. Mamă, te iubesc și noi o iubim pe mama ta că e învățătoare la 75 de ani să ține tare și foarte bine. Vă spun un caz, mă întreabă foarte multă lume ce caut eu în aparatul de stat și ce caut eu în administrație pentru că aș putea să stau foarte bine acasă și vă spun o poveste care să justifice de ce sunt în administrație și de ce lucrez încă în guvernul României ca funcționar public. În Când aveam vreo 10-12 ani, plimbându-mă cu tatăl meu prin, prin zona Unirii, am întâlnit un moșulică, un bătrânel de vreo 80 și ceva de ani, cu o mapă la sub braț, o mapă scorojită, amărâtă, dar un tip demn așa, care arăta foarte bine, era foarte prezentabil. Și tata îl salută, se salută foarte reverențios, căl că se cunoșteau, și uh, îmi spune după ce pleacă bătrânelul ăsta, uite îl vezi, uh, a fost secretar de stat în uh, guvernul tătărăscu, secretar de stat la Ministerul Finanțelor, uh, comuniștii l-au băgat 12 ani la pușcărie, a stat nevinovat că atunci pușcăria se făcea politic, deci exista o... O, erau condamnări politice doar pentru uneltire împotriva o rânduire sociale, era ceva foarte vag doar că spuneai un banc despre sistem sau doar că ai fost într-un vechi guvern care chipurile erau împotriva comuniștilor te băgau la pușcărie, așa deci bătrânelul ăla fusese 12 ani închis de comuniști, ieșise din pușcărie, avea 80 și ceva de ani și făcea contabilitate asta e cel mai important ce vreau să spun, făcea contabilitate la două întreprinderi de stat, cum erau la vremea respectivă, făcea gratuit benevol. Ce înseamnă asta? Omul își menținea, asemenea domnului care are pe mama sa învățătoare la 75 de ani, omul ăla își menținea mintea trează, făcea ceva pentru societate și nu se retrăgea să se uite la uh, Facebook sau la uh, TikTok sau eu știu la ce prostip acasă și doar să consume resursele societății. Deci felicitări și eu încă o dată vă spun, din motivul ăsta sunt în continuare în exercițiu funcționic, deși aș putea să stau acasă, chiar și la vârsta mea. Bine, mulți securiști general sunt, sunt pensionați de mult. Eu am 54 de ani, 55 în iunie. Foarte mulți securiști au pensionat de la 47, 48, 50 de ani, deci aș putea și eu să justific că, bă, așa cum s-au pensionat, aia mă pensionez și eu. Deci rămâneți în activitate, aduceți-vă contribuția pentru bunul mers al societății și încurajați și lăudați pe cei care își aduc contribuția. Uh, domnule Jicol, întrebare politică. Este posibil ca Partidul Comunist Român realizând că pierde terenul în viitor? Au făcut alte partide, Simion și Oșoacă, să aibă origini făcute de fostul FSN? Deci toate partidele politice din spațiul românesc se revendică de la Partidul Comunist Român. Încă o dată, FSN-ul care s-a înființat pe structura fostului PCR în 1990 și a fost condus de Ion Iliescu, s-a spart în mai multe bucăți. S-a format FSN-ul FSN care FSN s-a transformat în FDSN, nu, FSN-ul s-a transformat în PD și l-a luat Petre Roman și s-a format un alt partid, FDSN-ul, care este actualul PSD. Așa, cu respect, ce părere aveți de concluzie pe care le emite Ion Cristoiu, eventual părerea noastră generală? Eu sunt fan, Cristoiu, mie mi îmi place de Cristoiu. E un om foarte citit, citește foarte, foarte mult, studiază foarte, foarte mult și are păreri pertinente. Unii zic că pro cum e pro-rus, cum, cum se pune eticheta aia, dacă nu-mi place de unul, e pro-rus, gata, toți. Și atunci... Dar mie îmi place de, de Cristoiu și îl urmăresc. Și mă urmărește pe mine și mi-a și pus un vlog sau cred că două care am avut de la mine pe canal, le-a pus și la el pe, pe canal. Cristian Socol, Puma albi erau mișto, dar mai mișto erau cei roșii, cu prinde la Ferrari. Cred că ar sta bine domnului Jicol, știu că nu îi place culoarea foarte mult. Are roșii. Am niște espadrile, nu știu ce sunt alea, mocasini roșii și îmi place culoarea roșie, într-adevăr, a revoluționarilor francezi. Uh, Vasile Hârja. Bună seara, domnilor. Ce părere aveți despre domnul Silviu Prigoană? Mulțumesc. Nu cunosc personal și nu, nu pot să-mi dau cu părerea despre un om care nu-l cunosc. Da, este un om de afaceri. Cred că e super cunoscut. De succes. Da, dar cred că s-a retras în ultima vreme, orică este bătrân, că s-a plictisit de politică și de afaceri și de tot. Nu l-am mai văzut pe nicăieri. Nu Uite e, ce Slavic Moldovan că a cumpărat și Radida și ea. cu doi pe stângul. Cred că și dumneavoastră ați făcut o escrocherie. Cu, deci și dumneavoastră ați făcut o escrocherie cu Adidas am recunoscut public. Da, este păcat. Eram disperat, erau ultimii mei bani, îmi doream foarte mult să am și eu Adidas de ăștia, mi-am strâns bani și când au scăzut doi pe stângul, am făcut și eu aceeași escrocherie cum am fost și eu escrocat. Da, e păcat ce am făcut, dar... Dar oameni, gândiți vă gândiți-vă că perioada respectivă era o cultură a escrocheriei și a hoției. Cine nu fura și noi moștenim mental acea epocă a hoției absolute. Comunismul ne-a dus în hoția asta absolută că totul era al tuturor și practic nu furai de la nimeni, că era avutul poporului. Deci nu era considerat un păcat că furai. Decât dacă furai cumva dacă te prindea statul, dar între noi toată lumea zi despre hoți să spunem mamă ce șmecher ai văzut ce și-a adus la de la serviciu sau ce a, -a păcălit pe alții și să mai păstrează și în zilele noastre. La nivelul... Bună seara! Ce garanție avem că cei care vom alege vor fi bărbați puternici și vor avea bine țării? Nu avem nicio garanție, Vasile, dar dacă îi votăm tot pe ea care uh, au fost, uh, avem 100% garanție că ne vor fura în continuare. Așa avem o speranță, nouă garanție că s-ar putea să găsim oameni cinstiți pe care îi votăm fiind uh, oameni noi, care n-au mai fost, dar ăia care au fost, avem garanția că sigur ne vor uh, nenoroci în continuare, dacă mai au ce nenorocit, că suntem cam la fundul sacului. Ce părere aveți de zvonul cum că Navalny a fost ucis ce, ce sia sau Ucraina exact de în CIA ziua. a Când fost vota o donație de 80 de miliarde de euro pentru Ucraina să manipuleze nu cred așa ceva eu mi se pare o deci sunt multe variante. Da, multe... sunt multe de conspirație. De obicei, arhivele se deschid după 50, 100 70, de 100 de ani. nu avem de unde știi și ce s-a întâmplat. Cred că, că Iohannis va rămâne în istorie mai urât de român decât Băsescu? Nu știu. Dar e nu... foarte greu de măsurat ura, să știți. Ura, exact, da. Deci e imposibil de măsurat. Stau de trei ore aproape cu COVID la urgență la Spitalul Constanța. Copilul meu este urgență acum sau la fel de banal copilul mai este o urgență acum sau la fel de banal ca la de... nu înțeleg cred că aveți temperatură din cauza covid -ului. Nu, nu, a scris și omul repede o, o Magdalena Stau Magdalena de pare rău de cu, COVID, cu copii. la urgență copilul mai este o urgență acum sau la fel de e banal ca la mai este copilul o urgență, adică dacă se mai pune... sau prester. la fel de banal ca la Dar... fila nu înțeleg ce... Nu, nu, nu înțeleg Trafila e ministrul sănătății deci într-adevăr am auzit că sunt cozi imense la pediatrie și la Grigore Alexandrescu și la Budimex și probabil că Dar și la spune Constanța că e la fel. Stă, spune că stau de trei ori aproape cu COVID la urgență Proiect că are și copilul. Da, nu înțeleg, spune. adică nu e incoerent, așa nu, nu înțeleg. Ce are spune. o problemă, doamna Magdalena, și ne, îmi pare rău de. Dar ea. am tot vorbit de sistemul de sănătate care e și la pământ ca sistemul de învățământ, și când te bagă, mori pe treptele spitalului. Nu te bagă nimeni în seama, indiferent câți bani ai cotizat la ăsta de asigurări De sociale, la case ul ăsta care îl dăm și ne cere bani statul de ne nebunește. Când, Doamne ferește, ai o problemă te las să mori pe treptele spitalului. Uite, Slavic Moldovan, încerc cer scuze, am crezut că ignorați întrebarea mea, v-a răspuns până la urmă. Oameni buni, de sorin răspunde de regulă unde vede semne de întrebare, ca să vă spun un secret. Dacă nu aveți întrebări și doar comentați, mai sare peste Nu toți cei din diaspora pot vota așa ușor, fiindcă centrele de votare sunt în orașe mari, al prietenii mei din Italia așa pățesc că nu lucrează în aceleași orașe. Vă ascult cu mare drag din Germania, ce părere aveți despre drogatul de la 2 mai? Banul îi spune cuvântul în România și o să-l scape probabil cu o pedeapsă minimă. Deja au redus pedeapsa și probabil că în 2-3 ani de zile e liber, ca paserea cerului. Câtă influență are Col de la 8 ani după ce a ieșit format din sistem? Fo -formal. Foarte formal din sistem. Are foarte, foarte mare influență pentru că, din cauza că a avut acces la absolut toate dosarele tuturor cetățenilor României. Uh, e un instrument foarte mare de șantaj și a adunat uh, dosarele persoanelor cheie din statul român care sunt și acum și foarte ușor poate să-i controleze și să-i manipuleze având în vedere că știe foarte multe despre ei. Deci și da, nu, sunteți, nu fiți sigur că a ieșit din sistem, s-ar putea să mai aibă acces și acum la deci, informații proaspete despre cei care conduc România. Dacă mă întrebați pe mine de col de ăsta, eu am impresia că el n-a fost decât un actoraș, un tăntălău care a fost băgat în fața un tăntălău util. E departe de el titlul de jmecher sau de viclean, pentru că mie mi se pare foarte redus, scuzați-mă, eu sunt unul dintre cei ce mai tâmpiți oameni din lume, dar ăsta parcă e aproape de mine mult de tot. Deci nu cred că a, avut vreo, că a făcut el ceva, el primea niște ordine de undeva pe care le executa. Și de obicei să știți că marile sisteme, cele mai performante, nu se arată. Găsesc un tăntălău din ăsta pe care le expun și îl pun în față, ca lumea să dea cu roșii în el, să l înjure, să creadă că ăla e diavolul suprem. Dar ăla săracul e un executant și așa sunt mulți în spațiu românesc. Vedeți că în spatele lor sunt alte interese, alte forțe care nu se arată ca să nu se expună. Asta e și treaba cu Coldea. Uh, Zic eu. Stați prea mult pe scaun, ar fi bună o pauză. Păi mai avem puțin, mai avem jumătate de oră și gata. Domnul Consescu, ce părere aveți de emisiunea lui Damiana Fire cu Mircea Dinescu, în cazul care s-a apucat? Am apucat, am văzut jumate din ea. Uh, Dinescu nu și-a dat seama ce potențial are în față și nu a exploatat uh, potențialul lui Damiana Fire și... Uh, nu mi-a plăcut în ce direcție s-a dus cu, cu emisiunea, adică putea să Fac o emisiune mult mai interesantă și mult mai uh, atractivă și mai intelectuală, dacă analiza bine și studia și știa cu cine are de-a face. Legat de întrebarea domnului Jico, răspunsul meu este simplu. Doar trebuie să vrem fiecare în parte ca și individ și cu conștiința noastră proprie să fim uniți mai înțelepți. Jean Valjean a fost ultimul om rău care s-a schimbat în uh, bine. Unde... Da, apropo de mizerabili de Victor Iugo. Unde putem căuta un video asta, unde vorbiți despre Florin Călinescu? Deci chiar la început am vorbit la despre Florin Călinescu, căutați... este un arogant, un tip arogant, nu este bun de conducător dacă mă întrebați pe mine, dar cine vrea să-l voteze, să-l să simpatizeze ca actor, a primit un rol de pseudo-naționalist ca să atragă niște voturi, să mai dilueze voturile altora. Dar acum, na, nu știu ce să vă zic. Azi am fost la hala la minor unde m-am găsit cu un a prezentat de acolo ce și cum și ce planuri are. Vrea să mute primăria acolo să facă hotel, restaurant. Oare va fi rentabil pentru cetățeni? Extrem de rentabil. Când o să facă negoiță hotel și restaurant acolo, o să mănânce toți cetățenii sectorului 3 gratuit la restaurant și o să doarmă gratuit la hotel. Va fi extrem de rentabil pentru cetățenii sectorului 3. Da, și pe, cred că l-a zis și pe Marian Neac și acolo și pe Adrian Tuțuianu. Maria Neacșu, care e președinte PSD interimar, președinte PSD sector 3 și Tsuțuianu, care e vicepreședinte. Cred că au fost și ei dacă a făcut o prezentare din asta. De Că a, -a într-o gașcă de psd felicitări, votații, să De ce sănătos. nu trecem la euro? Nu suntem pregătiți, probabil, să trecem la euro. Nu, era, nu cânta salam, era guță nu Îmi știu. pare foarte rău, are și salam Deci este Florin Salam Ce? cu Prințesa Ardealului Am zis eu că I-a cântat lui Băsescu salam Deci căutați ah. așa uh, hai, bă, hai Băsescu la La putere Să scăpăm de perveri și mafioți Să o vedem chestie cu de țara piere Deci căutați despre... salam și Prințesa Ardealului dacă știți că a mai fost pusă această întrebare, căutați prin podcast unde a vorbit despre masonerie și o să găsiți acolo răspunsul ca să nu mai ne tot repetăm cu masoneria asta. Nu suntem niciunul masoni, nu știm, eu n-am avut nicio tangență cu masoneria, deci nu pot să-mi dau cu părerea despre masonerie și... E o spus de, de suetă care nu are nicio valoare, e caragioasă chiar. Înainte mă. masonii erau niște intelectuali desăvârșiți, erau de o calitate și o probitate morală deosebită, acum au băgat toate, toți bișnițarii masonerie, pentru că masonii care sunt șmecheri și sunt mai vechi în organizație au nevoie de bani și atunci nu mai contează că ai dat în cap, că ești criminal, că ești bișnițar, că ești hoț, că ești infractor, absolut toată lumea e binevenită dacă cotizează. Domnul Helo, stați să fac o corecție S-ar putea să fie maneaua asta Să fie două manele Una lui Guță și una lui Salam da, mă, Ce problemă nu, noi. Păi Vreau să mă corectez că i-am zis că nu e aia, aia da, S-ar putea da, să fie, ei, nu mai țin minte nu exact contează, Dar nu e sigur și cu în Salam asta, România cu Salamul și cu Guță O să ajungem la maimuță Domnul Gicol, o să fim onești Chiar și acum dacă vin investiții Nu se găsesc oameni să muncească Lucrezc în fetești s-a deschis o fabrică de chinezi și nu s-au găsit 85 de oameni pentru ea. A, deci eu am crezut că chinezii să nasc, dar văd că la ei e fabrică. La, nu, <gângă> la no, fabrică, patronii sunt chinezi, vreau să zic. A, o. A zi, fabrică de chinez. Deci de sunt așa mulți chinezi, mă, că iau fabrici și fabrică chinezii la fabrică. S-ar putea, da, să se... Numai... Mulțumim de informație, domnul Socol, că ne-a spus că chinezii se fabrică. Ce părere aveți? Păi nu mai vrea lumea să muncească. Acum lăsăm gluma la o parte, am avut și eu o glumă cu fabrica de chinezi, mi-am dat seama din prima ce, despre ce e vorba. Eu am, la una din firmele pe care sunt eu acționar, la care sunt acționar de, de, IT, am avut nevoie de un nou departament de call center și am avut nevoie de vreo 15 oameni. S-au chinuit angajații mei vreo 3 luni de zile să găsească 15 oameni pe 1000 de euro de început și n-au găsit, au venit ba o zi și n-au mai venit, ba au venit la interviu și au luat și a doua zi când trebuia să prezinte n-au venit, deci chiar nu mai vrea, Tot lumea visează bitcoin, visează digital marketing, visează vânzări pe Amazon, nu mai vrea nimeni din cauza internetului, nu mai vrea nimeni să muncească, toată lumea crede că vin cai vezi pe pereți. Să vă spun și eu un banc, apropo, scurt de tot cu chinezii. Chinezii stabilez niște legături extraterestre și fac ei schimb de experiență și, până la urmă, să gând, fiecare vrea să arate cum să fac copii. Extraterești cu două eprubete, uite domnule, pui dintr-o eprubetă în alta, se face un fum, iese un uh, extraterestru mic care crește din ce în ce mai mare, bravo domnule, Dar la voi, la chinez, cum să fac copii? Ăștia să gândesc că era totuși etica a Partidului Comunist, cum să le arate extraterești cum să fac copii, îi duc la un hotel și pe un vizor uh, uh, în, spre camera de hotel, de la ușa de intrare în camera de hotel, le arată ce fac doi tineri acolo Ies, termină tinerii, pleacă, straci și bine, domnule, dar copilul unde e? Păi, domne, stați puțin că la noi durează 9 luni până iese copilul și bine, bine, dar atunci de ce să grăbeau așa? De ce să grăbeau tinerii așa? Da. Uh, Scuzați în gluma Pe asa. domnul Ovidiu de la Conac, când îl mai invitați, cum mai stă cu investiție? Păi, o să ajung la INEO acum în weekend și dacă am timp o să fac un, un vlog cu Ovidiu sau un podcast cu col de am citit mai sus, ați repetat întrebarea. Uh, cu Bitcoin nu mai citesc că am obosit. Vrem un partid precum Șoșoacă să le dea la tovară și manageri cu vârf și îndesat. Bună seara, credeți că vor fi schimbări majore pe plan european după alegerile din SUA? Clar că SUA influențează Europa. Nu știu cât de majoră să fie, dar clar va fi o influență. De Oricum, Biden nu mai este vrut de două, trei ani din americani, deci șanse nu mai are să iasă Nu la... că au dat acum, să nu știu dacă e fake news, că ultimul sondaj Biden are un procent peste da, Trump. Da, de unde? Fii serios. Da, mă rog. Da, nu e da, gândește-te la altceva. Și Trump și Biden au sustras documente de, din Biden de când a fost vicepreședintele lui Obama și Trump de când a fost el președinte. Biden a sustras niște documente despre Afganistan și l-au găsit, l-a luat procurorul, că domne cei cu documentele astea și în rechizitoriu procurorului prin care Biden este scutit de orice anchetă penală și nu e trimis în judecată, scrie că omul are niște probleme grave cu memoria. Deci procurorul ăla l-a catalogat pe Biden că a avut probleme cu memoria și că e cumva senil, dar e bun de președinte, știi? Bine, asta e situația. Să știți că statul american nu stă într-un președinte, el are un, în spate un sistem tot așa. Președinte e doar o interfață care pune în practică sau pune în scenă niște de deci decizii. De ce americanii pot extrage aur doar filtrând pământul extras într-un tambur cu H2O de pe Discovery Channel? Gold Rush și atât la noi se poate și atât și la noi se poate numai cu ceanuri. Sunt borgieni e nu știu Deci ce. sunt diferite tipuri de extragere a aurului. Depinde de sol, depinde de rocă, depinde de porozitate, depinde de reacția chimică pe care se face. Deci asta ce spuneți noastră este prin sedimentare prin cutamburu. Bună seara, domnule, domnilor! Aș vrea o întrebare pentru domnul Șicol. De ce partidele cer anumite sume candidaților, cei care sunt pe locuri eligibile, în condiție în care aceștia oricum primesc bani? Pentru că sunt cheltuieli extra la negru. Toate partidele au cheltuieli extra pe care le bagă în oameni care stau pe la secțiile de votare și care sunt plătiți, în mod special aia care pun ștampile, două ștampile să anuleze votul. Sunt oameni care pleacă pe teren să dea flere să dea, să pună afișe, să lipească, să, uh, lucruri care nu sunt contabilizate și atunci ai nevoie de bani negri, să pui benere în diferite orașe, pe stâlpi, azi, în fiecare sat, fiecare orășel are, nu știu, câte zeci de beneri și toate astea costă, plus șpăgile care se dau la la primaria aia, ca să accepte bannerele și așa mai departe. Și atunci candidații dau și o, o, o garanție, ca să zic așa, o, o formă de contribuție. Asta e tradiția românească în spațiul românesc. Rămasă de la fanarioți. Când ocupi scaunul, tronul, trebuie să dai ce, la sultan niște bani. Ce părere aveți de Partidul Reper? Eu nu știu nimic despre Partidul este Reper. Rupt, lui este, Cioloși, este, este al este rupt din, din USR. USR și s-a individualizat, al susțin tot pe Jordan. Doar că nu toți bărbații merită să și pot să whatever, nu e important. Domnul Sorin, ce părere aveți despre asociațiile și anumite acte de caritate, strângeri de fonduri pentru a ajuta instituții de stat, exemplu, spitale și ei fură bani în scopuri politice, finanțări partide. Părere proastă, ce părere să am? stai, nu pot să crede eu încă caut să vând perechea de pe stângul numărul 45. Nu vă pare rău că nu ați cumpărat bitcoin când era... Doamne, ferește, doamne... Tu dai seama în ce hal s-a dus societatea asta că tot lumea visează bitcoin cu nu știu cât și nu mai vrea nimeni să meargă, de nu găsim noi angajați. Asta că toți visează, are și el 0,001 bitcoin și ține de... Ei, Sorin, abona. banul este cel mai important, e zeul stăpânitor. E dureros, Stai, e dureros cât vezi câți oameni aleargă după câștigurile astea ușoare și nemuncite. Știi care e dovada supremă? Uite Irinel Columbeanu, bomdocul ăla și Tântălău la că nu era cine știe ce de capul lui, cât avea bani, când zicea lumea că e milionar, avea zeci de fotomodele, nu știu câte, Ana Lesco, de nu știu și ce, bă, așa, distrații. nu, dar vreau să spun cum îi dădeau o, o col, ia să găsească acum nu știu ce milion de euro, să vezi convin toate alea normal, înapoi la el. Normal. Deci, nu contează, te face macho, te face important, Bună te seara, face grozav. Asta e dacă ai minte puțină. Bună seara și felicitări! Suntem stabilit de 5 ani în Luxemburg și, din păcate, zero șanse să revenim. Vedeți vreo speranță pentru România la aceste alegeri, nu pentru noi, pentru copii. Speranța este că dacă oamenii se trezesc, Teodor, și nu mai votează hoții care ne-au guvernat 35 de ani și vin alți oameni noi există o speranță, nu este 100% sigur că ăștia vor fi mai buni, dar dacă îi votăm tot pe ea care au fost 100% ne ducem mai în jos, deci o speranță există, nu e 100% că o să schimbe ceva, dar trăim cu speranța asta. Deci oameni buni în luna februarie n-a fost nicio n-a fost anchetat niciun caz de corupție, deci în luna eu monitorizez pe LinkedIn-ul ăsta prin canalul ăsta al meu de specializat pe anticorupție și n-a fost nici, cercetat niciun caz de corupție, cineva vrea să ducă societatea jos de tot ca altcineva să vină să o salveze ca salvator. Și mare minune dacă președintele care o să vină sau care o să-și prezinte candidatura nu o să vină cu Chiove și premier, pentru că și Codruța Chiove și își termină mandatul tot acum în 2024, care este șefa parchetului european anticorupție și își termină mandatul în 2024 și trebuie să vină acasă. Și mare minune dacă președintele ăsta nu o să vină cu ea ca variantă propunere. Uite-mă, dacă mă votați pe mine, vă o pun și pe codruța uh, premier și omul ăsta o să fie Joana. Ce părere aveți despre faptul că încet încet dispar meseriașii și școlile profesionale sunt de domeniul trecutului toți copiii visează să fie tiktoker pe asta tot am discutat de când a început emisiunea și emisiunea trecută și a cu două emisiuni și a cu trei emisiuni de, 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 de lucru să am discutat adică nu știu de ce mă mai întrebați probabil că n-ați mai intrat noi primate, dată v-a recomandat YouTube-ul dar urmăriți live-urile mele cu Ștefan din trecut și am discutat de problema asta de o mie de ori. eu cunosc Personalul personal următorul caz, mătușa bugetară la primăria din Fort Lauderdale a făcut cumva și a angajat o benepoadă pe post de janitor pe post de janitor și mai puțin de șase luni a preluat locul mătuși. Nu știu. Citește și numele că nu mai știu pe unde ești. Valentin Constantin. Am sărit o grămadă de mesaje care se repetau și care deja le-am discutat. Okay. Mai... În Franța este legal Partidul Comunism comunist, nu comunism. Da, în România de ce este trecut în egalitate Partidul Legionar? Păi nu are nicio legătură Partidul Legionar cu Partidul Comunist. Sunt două chestii total uh, diferite. Puteți organiza câ câte un live în serie cu alegeri, cu analize ale rezultatelor exit poll? Da, Sigur bine că, să putem. Că o să facem o analiză, dacă nu Afeți ne închidă ăștia canal. Aveți Jicol, vis a -vis de maneaua lui Salam. Ce părere aveți despre desfințarea bacalaureatului? Părere proastă, pentru că și așa învățământul s-a degradat, dacă desfințăm și bacalaureatul, Chiar nu mai putem să... Adică nu, copiii nu mai sunt motivați să învețe nici măcar cât sunt acum. Acum de frica părinților, de rușinea colegilor, de rușinea rudelor, învață și își mai trec bacul și rămân cu ceva cunoștințe. Dacă când se scoate bacul de tot, nu o să mai fie nici ce -ai acum. Mulțumesc pentru bacul cu chinezi. Bancul. Bancul cu chinezi. Ce părere aveți despre Codin Maticiuc și despre ce face pentru spitale? Foarte bine. Orice om care face pentru spitale publice și... Pentru orice bine pentru semenii noștri este de tot respectul. Domnul Nicola, a studiat oglinzile eseniene? Nu, n-am studiat, știu așa, dar n-am studiat. Eu am luat oglinzile astea românești și sunt foarte bune, adică nu s-a decolorat niciuna, sunt mulțumit de ele cum sunt în bai, nu s-aburesc, n-au nicio treabă. Asta de unde sunt eseniene, astea din ce, ce fel de oglinzi sunt? Nu mă, sunt niște filozofii, niște teorii filozofice. Ah, și a, și-a vrut omul să vadă cât e de studiat și a băgat da, asta cu oglinzile da, seniene da. ca să cadă în curtos de pe live 1300 de oameni să vadă cât, aole... da, las -a, cât a studiat Aurelian. A vrut să vadă nivelul oglinzele. meu dacă sunt de... Eu -am că Dar puteai mai... să zici că da și gata și nu-și dădea seama că nu, nivelul da. tău nu este de nivelul lui care a studiat oglinzile da, seniene și Eu v-am spus că oglinzele. sunt între cei mai tâmpiți oameni și așa că nu-i niciun secret. Și Adrian Năstase era arogant, deci un dictator discret, puteți spune că l-am avut ca președinte pe Năstase. Că Iliescu era slab. Mă scuzați pentru fabrica de chinez, domnul Sorin, conduc și vă pun. Păi am glumit, v-am spus Cristian Socol că am glumit. Vorbind de nepotisme, tot la Suceava primarul și-a numit nepotul arhitect. Păi în toate primările, nu mai vorbim, chestie generală pe toată țara. Toată lumea și-a numit nepoții, frații, cumnații. Fratele lui Freddy valută de la Timișoara, în șase consilii administrație. fratele lui Neacșu îi băga pe la Romața. Romața nepotul, nu știu care rudele, amantele toți îți băgați peste tot este de fapt un sistem, un sistem mafiot cine să incipo... uit, uită la Nașu, la nașul ăla vechi din 1960 și nu știu cât, o să vedeți că nașul ăsta, mafia siciliană avea rude peste tot deci prin, prin familie nu, 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 nu. Famili la familia, familia da. la familia. Uh, scuză-mă vorbind de, așa am citit Chievi și are mandat de șapte ani. Domnul Sorin, ce părere aveți despre știrea cu Tezaur? Am spus de o mie de ori că e o, o prostie și Tezaurul ăla nu mai există și uh, e un praf în ochii lumii ca să distragă atenția de la alte chestii și uh, la Putin îi se rupe la 20 de metri de ce votează ea în Consiliul Europei și să ne dea nouă Tezaur înapoi. Uh, janitor egal femei de serviciu. Uh, o părere despre bacaloriat. O părere bună avem, Adrian, și ar trebui să le iei și tu dacă scrii bacaloriat. A greșit omul la Să nu ajungă ciola cu președinte, chiar dacă dezminte asta, mie nu-mi place caracterul. Păi nu știu dacă ai voie să ajungi președinte dacă n ai diplomă de bac luată? Eu cred că din contră, pentru că sunt foarte mulți care au luat pe nașpa diploma de bac, din contră sunt, o să fie votat de foarte mulți români. Pentru că într-o democrație contează majoritatea și cu majoritatea au o problemă cu învățatul sau au luat diploma nașpa sau nu, nu vor să-și dea o vezi ăștia de la Constanța care vor să înțeleagă la bac, ăștia toți sunt votanții lui Ciolacu. Bună seara, vă urmăresc la primele vloguri, mă bucur că ați evoluat. Mulțumesc frumos. Felicitări pentru emisiunea de spune de să răspunde toată lumea. În bine, mă, pot să evoluez în rău și în bine, nu? Sau Există nu? și o, în <laughs> modul. Bună part. seara, domnilor, ce părea, Am trecut peste întrebarea asta că mi s-a părut stupidă, dar până la urmă dacă văd că omul tot insistă, insist, o citesc că nu are nicio legătură cu nimic din ce am discutat noi în seara asta. Bună seara, domnule, ce părere aveți de faptul că Mike Tyson revine în ritmul de box împotriva faimosului Jack Paul? E așa de faimos că nici o nici a... Ștefan am auzit. Tu ai auzit de Jack Paul ăsta? Oh, no, da, asta s-ar putea să fie la Las Vegas, la... Știi că acolo sunt niște spectacole fabuloase și dacă la după Mike Tyson e mare, aduce nu știu ce cazină din ăsta Și domn care și-a pus numele Am Talent. Mike Tyson a fost un mare cheltuitor și a rămas fără cașcaval și probabil că ne mai avem bani a acceptat o propunere, dar oricum va fi, o, are omul 50 și ceva de ani, oricum va fi un meci așa la mișto ca să mai ia niște bani, să mai facă ea niște bani cu publicitatea, nu că cum mai joacă ăștia, Țiriac, Năstase, nu Țiriac, Țiriac are bani, dar Năstase s-a la duș și să... mai joacă meci de la demonstrativ de tenis. Old Boys. Old Boys sau ceva, așa și cu Mike Tyson. Știu că nu are legătură pe cerere cu legionare, de întrebarea de ce se trece legalitate o parte din... De ce este anumite interese, oameni pentru că din PCR sunt, să revendică mulți. De exemplu, Vasile Blaga, hai să, vă dau, să vă dau un exemplu foarte clar. Vasile Blaga a fost membru PCR, ca și uh, Traian Băsescu, și a fost deputat sau senator din totdeauna, pe eurodeputat, acum o să fie din nou pe listă foarte probabil, și omul se revendică din PCR, el niciodată nu o să voteze, ca și și lui din partid, nu o să voteze trecerea Partidului Comunist în ilegalitate. Dar pentru că există un război vechi, istoric, ancestral, între legionari și comuniști, pentru că sunt acum mai mulți comuniști, ei nu vor să accepte să se mai înființeze Partidul Legionar, că ăștia s-au S-au împușcat în, în pușcării, când au ajuns legionarii în 40 la putere, atunci cu mareșalul Antonescu, în prima far, fa fază cu mareșalul Antonescu, s-au dus în pușcăria jlava și au omorât toți comuniștii, au împușcat în cap pur și simplu. La fel făcuseră și comuniștii și au o, făcut mai târziu. Ceva. da deci ei să bat pe viață și pe moarte, dar acum pentru că este o majoritate comunistă, legionarii sunt interziși și comuniștii sunt uh, gratulați. Văd că mulți români au bitcoin și eu muncesc destul de mult și nici măcar nu știu cum arată. Nicușor, da. ăștia care zic că au bitcoin sau că au investit ei când trebuie, sunt vai mama lor, sunt, li s-a lipit stomacul de spate de foame ce sunt, ăia care au bitcoin și au mulți bani, nu spune aici pe chat câți bani au sau cât de tare a crescut Bitcoin, dar așa văd de treaba lor. Ăștia care sunt auzi și ei povești cu coșul roșu și încearcă și ei să pare interesant pe aici, să-i lumea în seamă. Și încă ceva apropo de că n-am văzut cum arată. Nu există Bitcoin fizic. Asta ce vedeți da, pe la... Nicușor, ce, așa, doar, ce vedeți pe la televizor cu monedă de Bitcoin, astea sunt fabulații, sunt... Uh, că nu există Întrebare fizic. Pentru domnul Constantinescu, se poate remedia situația economică românească cu mai mulți oameni de calibru dumneavoastră în domeniul privat? Eu nu sunt un om de calibru. Încerc și eu să împărtășesc din cunoștințele mele și am experiență totuși de 30 de ani și am și facultate economică, dar nu sunt un om de calibru. Sunt om, un milion de oameni de calibru mai calibru decât mine. Într-adevăr, dacă s-ar implica oameni care se pricep, uh, uh, în guvern sau în economia țării, sigur s-ar putea redresa, pentru că potențialul țării este enorm, dar din cauza că au avut tot incompetenți și hoți, din cauza asta s-a prăbușit în halul economia. Sorin Crema inteligenției românești a plecat în străinătate scârbită de aranjamentele și coteriile politicienilor. Da. Pentru că dacă ei dau legi care să favorizeze anumite persoane, care sponsorizează partidele, care ajută partidele, care le. Așa, bineînțeles că omul care muncește pe cinste și plătește impozitul pe bună, are o diplomă pe bună, nu are nicio șansă. Și atunci au plecat în străinătate și foarte mult să știți Că se există românii în Occident care sunt manageri de companii care au funcții în CEO-uri sau foarte importante care sunt plecați din România. V-am spus că marile, uite la Fimiu, la Vianu care e al doilea liceu din România a plecat tot anul de a 12-a, toți copiii care au terminat a 12-a toți au plecat din România, nu mai e niciunul. Și avem o diluție și nu o să vină nimeni în România ta vreme că nu se face dreptate, că nu se pun, până nu se face legea lege. Bună seara, tu să nu uităm că România în prezent trăiește cea mai bună perioadă din istoria ei. Da, e adevărat, asta avem PIB-ul de... Uh, cea se scrie legat uh, pe viitor, uh, nu vă cer, dar vă atrag atenția că e bine să scrieți corect. Nu mai corect. contează, lasă-i să e scrie. E foarte cu... important să scrie oamenii corect, adică să scrie ce legat. E nu e de gramatică, poate Adrian a stat mulți ani în străinătate și cumva... Deci, uh, ce vreau să vă spun apropo de... Da, într-adevăr, deci în, la Revoluție aveam PIB-ul de 30 de miliarde de dolari Și acum îl avem de 300 de miliarde unde, de... Care e întrebarea cu PIB-ul? De, de păi zice ce te dacă trăiește cea mai bună perioadă din istorie avem, Dacă avem PIB-ul cel mai mare, așa să măsoară Dacă cauți orice țară, vezi ce PIB are și așa îți dai seama Erau atâția oameni amărâți care nu aveau bani de pe o lună pe alta uh, uh, Că acum în istoria României? Da, da mă, dar am dus-o și mai rău. Deci eu... Sorin, da, eu, de se poate și mai rău, vă Sorin, eu, Cicu, pe Sorină, eu, pe vremea lui Ceaușescu, trei ani, am umblat de sculț. Am păscut capre vară de vară din clasa 1 până în clasa 2, special la bunica mea, la Horezu, în Vâlcea și nu aveam cu ce să mă încalț. Deci am stat de pe vremea lui Ceaușescu și n-aveam... Nu aveam bocanci, ca nimic să mă încalți. Ați ajuns deci, în nu cred că mai e cineva de sculți. Ai ajuns vreodată în șapai? Pan? Nu. Deci mergem împreună. Fratele lui Freddy vrea să fie primar la noi, oare nu știm noi destule? Păi uitați-vă în presă de fratele lui Freddy și o să știți destule, cu, începând de la vânzări în piața Iosefin cu Tarabă până la cele șase consilii de administrație și Unde vrea să fie primar în Timișoara? Nu sau știu, unde? probabil că pentru un sat pe acolo, eu știu, pe la Jimbolia, pe la mai la oraș Jimbolia, pentru un sat, pe lângă Timișoara, Dumbrăvița, eu știu e vorba de în meciul același și o să fie live pe Netflix pentru a promova Netflix care vrea să intre în sport. Păi tocmai asta a spus eu că e cașcavalul. Uh, bună seara, domnule, bună seara. Ați evoluat și ați crescut în vizualizări. Sorind de unde ai cumpărat statuile din curtea noastră? Este un sculptor, uh, uh, Alexandru Victor, uh, Bălan Fănică se numește. Îl găsești pe TikTok, care cont, cred că are și pe Facebook. Deci Bălan Fănică și îți face ce vrei. E foarte talentat omul, extrem de, de talentat. Ce părere aveți despre înscrierea Elenei Băsescu pe listă de... Doamne ferește, iară s-a înscris? Nu, nu, nu cred. Cred că e vorba de ultima de, atunci, nu? Uh, de listele dacă e vorba de 2009 sau nu știu când a ieșit europarlamentar. Doamne ferește. Deci acum nu cred că mai pentru că acum PMP-ul ăsta care e ultima rămășiță din fostul al lui Trean Băsescu o parte s-a dus la PNL cu PD o parte s-a făcut PMP-ul nu cred că o acceptă pe Elena Băsescu că strică toată lista. Domnul Sorin, foarte urât vorbiți despre oameni care investesc în cripto. Aveți vreo frustrat? N-am ce frustrare, și nu vorbesc urât. Spun că cei care vorbesc despre cripto sunt amărâți și nu au cripto cu adevărat, și vor să influențeze tinerii care ar trebui să muncească și să învețe că se poate trăi ușor din speculații cu cripto, ca să cumpăr mâine vând și nu mai trebuie să merg să-mi găsesc un serviciu, nu mai trebuie să-mi întrețin o familie, că crește cripto și o să mă îmbogățesc. Ceea ce e o mare prostie și o atrag atenția tuturor oamenilor că e o mare păcăleală și că la un moment dat o să-și ia o țeapă ordinară și nu o să mai rămână cu nimic absolut, cu zero bani, zero lei. Haideți să vă dau un alt exemplu. De ce credeți că guvernul chinez a interzis criptomonedele? Așa să vă întrebați voi de ce. De ce au interzis? Ca să... protejează populația. Vă spun, eu, vă spun, eu, de ce, pentru că ei controlează în amă Viața, 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 fiecărui chinez, să-și dau seama că e o bulă și în momentul când se sparge bula asta să pot face revoluții care scapă de sub control și nu-și permit să facă agitație în interiorul chinei. Dacă cripto ăsta ar fi fost util și interesant, ar fi lăsat chinezii să... Dar în China este interzis și mai sunt state care, în care e interzis total să faci tranzacții cu cripto. Pentru că e o monedă volatilă, o formă de investiție foarte volatilă, foarte riscantă, foarte periculoasă, neavând sediu, neavând garanții, neavând legislație, neavând nimic, nimic practic. Ies polițiști în stradă cât de curând. Ce prea aveți, având în vedere că nu prea mai avem siguranță pe străzi? Păi nu mai avem de mult, de când e corupția asta așa mare în poliție și de când toți șefii de poliție se numesc politic și nu se mai numesc pe criterii de competență și de experiență și de asta și se pensionează la 38-40 de ani, Normal că nu mai avem siguranță pe străzi. Deci vreau să vă dau o veste bună, să știți că în poliție de când a plecat Bode și a venit predoiu, s-au făcut niște reforme, încet, încet, politica pașilor mărunți, dar e mai bine. Deci eu am informații din poliție, din interiorul poliției și am contact cu foarte mult general de poliție și uh, spun că s-au făcut niște reforme în bine, deci ceva s-a schimbat, s-au dat uniforme, s-au făcut niște investiții, mașini, vedeți peste tot, că nu vrea polițistul să iasă din mașină și stă pe telefon ca să nu vadă cazurile, să, le, să facă raport, asta e altceva. Uh, e mai vorba și de mentalitatea care a rămas când din faceți trecut. faceți un vlog cu domnul Jicol despre amintirile amuzante din liceu, facultate, armată, a ridicat puțin moralul. Păi am tot făcut și din armată, am făcut un vlog special, am vorbit și de facultate, o să mai facem și de-astea. Vlogul ăsta, vlogul, podcastul de săptămânal de vinerea, care al e joi, al e sâmbătă, în funcție cum avem noi timp, este dedicat știrilor interne și internaționale și analizelor. În rest, când mai facem așa în vacanță cât un ăsta, atunci facem pe glume și pe bună dispoziție. Aurul verde la care făcea referire Ceaușescu era lemnul, nu stuful. Da, păi nici n-a spus nimeni că era stuful. Dar asta nici măcar pe Ceaușescu l-a citit Barbu, ăsta, Ministrul da. Agriculturii. Ce părere aveți despre investițiile în ceasuri? Păi am spus, uh, Alexandru Victor, în multe așa, că ceasurile sunt investiții. Dacă e o, un ceas care se fabrică pe un termen scurt sau e o serie limitată, tot timpul crește valoarea și uh, e o investiție bună. Depinde de ceas, depinde câte se fac și câți ani de zile se fac. Uh, când mai faceți un live din curte la grătar, să, se, să vină vremea un pic mai bună și facem. Vreau să revin un pic aici la ministru Agriculturii, ăsta cu lemnul. Că da, merită debat... atenția da? Nu, înainte a fost Daia. De deci, după cum vedeți, după toată pleiada asta de, uite, la muncă, e doamna Bucura, care la fel nu poate să îndruge două vorbe. Deci, oameni buni, vedeți că... Am stabilit part... că în funcție de ministru se prim proști ca să poată fi fie manipulat, mm. să semneze orice vor șmecherii. Că dacă pui unul deștept, ăla nu semnează orice prostie îi se spune, da, că așa, e frică. Dacă e, Dar când e un, unul prost... Și pe nu pe care îi de la de, munca la... de jos. Nu, nu de unde le și nu are școală și uite și tu la cum arată ăsta ministrul agriculturii, mai dacă te uiți la fața lui, îți dai seama cât îl duce capul. Deci nu ai ce să mai... Uh, Dar că simpatia ta, senatorul Voiculescu ăla, de la Olt, tot a de la Olt, PSD. a fugit de la PNL de la PSD, păi dat dacă mai era nevoie de încă o ticăloșie orman. care nu avea, știi, traseismul nu-l avea, da. nu -l avea, avea toate tâmpenile posibile. Deci îți dați seama cum. Așteptăm un podcast cu Valer Covaci. Am vorbit de vreo câteva ori cu domnul Covaci și o să facem cât de curând. Problema este că o să-l facem de la distanță, ca și cu Freddy, pentru că dânsul fiind la Timișoara, eu la București, o să-l facem de la, de la distanță. Pentru noi, americani, alegerea e nasoală. Trebuie să alegem între un senil și un dictator. Merge cu senilul ca să iasă Trump. America nu-și va mai reveni niciodată. E, nu e exclus, ar putea să-și revină. Au mai fost situații de genul ăsta în perioada interbelică și au găsit o formă să iasă din criza economică și criza politică și tot ce au avut. Domnul Sorin, mă scuzați că mă repet, totuși dacă știți ce se întâmplă cu această agenda LGBT și de ce nu ai voie să zici nimic despre ei. Păi toți care au zis au fost blocați sau li s-au anulat conturile și de YouTube și de Facebook și de asta pentru că se promovează la nivel mondial. Vedeți că ca să poți să faci un film să ai, să ai buget de la Hollywood sau de undeva, e obligat obligatoriu să se pupe un chinez cu un uh, alb sau cu un, uh, un om de culoare sau cu ceva sau două gagici, că altfel nu-ți bani. Adică se promovează extrem de mult, cum a zis Ștefan, teoria că suntem prea mulți și atunci se promovează perechile de aceeași sex ca să nu mai se facă copii și să mai reducem din populație. Și atunci e o promovare de asta la nivel mondial. Dacă nu ești cu ei, ești împotriva lor și te blochează imediat și te cenzurează. Nu mai există libertate. Ce vedeți în filme cu democrație și cu libertatea cetățeanului este un bul și de la mare. Suntem toți controlați și executați fără milă în orice nu, da, situație. Acum vreau, California, cel mai mare, cel mai puternic stat din Statele Unite, au interzis steagul LGBT, nu știu dacă știa o, asta. a dat Victor 250 de ron că bani de cafea. Da, mulțumesc. Cumperi nu, cafea. Nu, mă interesează nici bani, <laughs> nu mă interesează nici... Mulțumesc, Alexandru, că te-ai gândit la mine, dar nu... O să-i cumpăr eu o cafea acum că mergem în Iordania la da. Ștefan. Ii cumpăr un coniac deci, în loc de cafea ai de auzit asta cu California că au interzis tagul LGBT? Da, da. Ce părere ai? Bună. Pentru că se revine la... Vechile. Nu mă provoca că mă închid ăștia canalul de YouTube dacă încep să vorbesc. Eu nu zic că e bine sau rău că s-a închis, dar uh, trebuie să înțelegeți că asta e o formă soft de de, de uh, reducerea populației, pentru că nicio categorie din asta, nici c nici g nici b nici așa, nu se reproduc. Și atunci se încurajează asta ca să rămâne mai puțin pe ultimele planetă. Ultimele 15 minute, că e 10 fix și am întârziat 15 minute și mai stăm. că am ajuns cu întrebările la capăt. Când ai mai faceți un live cu Marian Burce, apoi când ne mai întâlnim, mai facem. Că... Uite, te-a întrebat cineva cine credeți că domnul Sorin că ar fi cel mai bun primar pentru București. Pe cine îi pune? Nu-i cunosc pe nici unii personal, și fiecare are. Deci, oameni, în primăria Bucureștiului lui. este foarte dependentă de banii care vin de la guvern. Deci, Degeaba, degeaba ești un super gospodar dacă nu. ești. Deci, în, în poziția condi... guvernului, că nu-ți de bani, și atunci nu poți să faci nimic. Deci sunt mai multe condiționalități. Deci trebuie să ai consiliu care să voteze ce vrea primarul urmă, dar chiar dacă votează Consiliul și nu sunt bani, nu se pot pune în practică, deci trebuie să fie mai multe legături și conexiuni și să nu fie corupție pentru că în spațiul românesc să fac investiții dacă, dacă profită de ele cineva, dacă un politician are și el un parandărât de acolo, altfel nu se fac, deci toate investițiile care, pe care le vedeți sunt ca să vină un parandărât cuiva printr-o firmă, căpușe, printr-o jmecherie, printr-un printr aranjament de și dacă... Așa da, spune. Da. Uite, de exemplu, cum e cu o, asta, podul ăsta de la, de peste Dâmbovița din Piața Unirii, care nu necesită schimbare. E doar o mare scrocherie ca să se mai facă o investiție fabuloasă, să stea închisă toată Piața Unirii. Trei ani. Bani așa cum a făcut domnul Bănuță, cum îi zice Sorin, de la sectorul 4, a făcut pasajul la la renovat de la nebunii, de nu mai intră autobuzele până el. Stă o mașină de poliție, mereu râd cu Sorin de câte ori plecăm seara de aici. Și la intrare și la ieșire, și la ieșire cu, far, cu girofarurile pornite, da, cu un și polițist l- acolo, de... amărât, acolo în de fața la -la benzină consumă și cât cum asta Cei care nu sunt din București la e un pasaj în Piața Unirii, la au, -au și, ridicat... la și la ieșire, câte o mașină de poliție, l-au da. foarte mult și să se mai blochezea cu tirule. Au pus și tavan fals. Asta mai ce aminte de o povestioară cu un... tot o poveste chinezească, unul care omora tigri cu o măciucă foarte mare. Și nu zice: "Bă, știi ce, nu mi dai măciuca ta să ți-o sculptez, să ți fac niște flori, niște trandafiri, niște incrustații pe ea?" Și ăsta s-a bucurat că era celebru și i-au -au făcut niște găuri în măciuca aia, au sculptat-o. la primul tigru s-a rupt Și la primul tigru s-a rupt măciuca și, și n-au mai găsit decât două oase mari lustruite ale lui, ale lui, da. ale lui știi? Da. Așa a pățit și băluța asta cu... Vă salut, o erată în China s-a interzis mineritul, nu tranzacțiile. Nu știam. Uh, nu, eu, eu zic că s-au inter interzis și orice tranzacție Nu știu, cu... nu, chiar nu știu, nu pot să-mi dau cu părerea că nu știu ce e în China Domnilor, școlile profesionale ar fi variante foarte bune. Varianta ar fi, Anton, doar că uh, foarte greu de uh, reclădit uh, rețeaua de, de școli profesionale Și copiii ăștia vedeți că îți prostiți toți cu cripto, cu uh, tot felul de bani făcuți ușor pe internet Cu tot felul de șmecheri ăștia care îi păcărești și foarte greu să convingi un copil să înveți o meserie ar trebui făcut mai multă publicitate meseriilor bune, cum în Germania am mai spus că este asta, se poate verifica un sudor pe metale rare câștigă și 10-12.000 de euro pe, pe lună sau un macaragiu, tot așa, 7-8.000 10.000 10 de euro, deci sunt meserii extrem de bine plătite dar ne mai fi în școli profesionale e foarte greu să mai ai acces la meserii respective Ragnar, gruia vezi că senilul te bagă în război, spor la săpat tranșee Gândirea ochi este băgată cu forța. Gândiți-vă că albă ca zăpada e mulatră, ceva inimaginabil. Da, păi au luat o rasnă, au cenzurat și desene animate, o grămadă. Și aia cu pitici, nu mai sunt pitici, că se supără pitici și sunt în toată firea. Adică nu mai poți să zici albă ca zăpada și cei șapte pitici, trebuie să zici albă ca zăpada și cei șapte cetățeni. Mai au să-l facă pe James Bond o negresă lesbiană. Se poate, nu da, să nu mai vorbim de asta când ne trezim, că ne închide canalul de tot. Aveți dreptate când spuneți că trebuie să învățăm cel mai bine ar fi că fiecare dintre noi să exceleze în domeniul care activează. Internetul ăsta și excrocii ăștia care îi prostesc pe copii cu Bitcoin, cu Forex, cu așa mai departe, îi conving să sară peste etapele vieții și în momentul când sară peste etape, cu cât urci mai repede sus, cu atâta e riscul să cazi în cap fără să mai poți să ții de crenci, că crencirea nu există, dar să direct în vârful pomului. Așa e și cu ascensiunea asta, adică când câștigi banii dintr-o dată, nu îi respecti, îi pierzi și te trezești că nu știi nimic, așa că ești la o vârstă în care nu mai poți să iei de la, de la zero și ajungi boschetar. Deci asta tot încerc eu să-i convinc. Englezul are o vorbă, easy cam easy go. Deci cu cât faci banii mai ușor, cu atât îi pierzi mai mult. Și cu cât produci mai mult, cu atât cheltui mai mult. Adică este o, până la urmă, fericit nu ești. Omul își caută fericirea prin tot felul de himere, tot felul de ținte care nu sunt Am reale. Am vorbit de cerecheș mai la început, Alexandru. Poți să derulezi, să te uiți mai la început, după ce terminăm cu live-ul. Am scris un mes cu M. Isărescu și nu da, a apărut. numele, că nu știu unde ești. La, uh, sunt multe palme de astea, așa, aplauze. Daniel S. Ileana Vasilescu. Nu am reușit să intru de la început. Uh, e o donație, Darius Drăghici. Mulțumim, 9 euro, 9 Ron 99 cu albastru, deci trebuie să o găsești pe aia. Adică, da, uh, am găsit-o pe asta. Așa. Okay. Am scris un mes cu M. Isărescu și nu a apărut. Nu știu de ce n-a apărut. Ce ce e cu Isărescu? Nu știu ce este. Pe păi mai băgați acolo. Exact. Repede. Că uite, vă așteptăm cu Isărescu, că e o interesant subiect. Cum considerați permisele permisele Iohannis candidatura? Am vorbit mai devreme de Iohannis de mai mult, de mai multe ori. Când câștigam 3.000 de euro pe lună, cumpăram 3.000 de dolari, cumpăram în fiecare zi cripto de 100 de dolari, la cafea, moneda Ripple de care are sedii, urmăream știre când făceam contract cu bănci mondiale pentru transferul rapid de un dolar min profit. Să fii sănătos! De După 10 minute. Ce costă de, de, de dolar la cafea? Nu știu ce, i a am de de 100 de dolari După cata. 10 minute el vindea. Și... Să, să zic și eu ceva, să îl las -mă să zic o clipă. Oameni, unde, unde credeți că este ta cafea pe lumea asta? Tone și ton? Fiecare cetățean din lumea asta bea cafele. De unde credeți că vine cafea asta? Eu am bănuia la că mare parte din ea e și sintetică. E făcută în, în, în Laborator. laboratoare, da. Păi dacă fac ăștia carne sintetică. Mai ții minte. Și mai voie... Mai ții minte filmul ăla cu lui de fune când avea el o fabrică și făcea varză din hârtie și pui din uh, spumă de poliuretanică și așa e și cafea ăsta. Investiți în altceva. Mă rog, fiecare... așa cum a fost Trump, cât a fost el, nu a mișcat un soldat pacilea. Cu Biden și Obama ne-am lămurit. Bună seara! E oare e adevărat că Franța ar vrea să se implice activ în război cu Rusia pentru a se răzbuna pe faptul că a pierdut controlul țărilor africane în defavoarea Wagner Co? Nu e adevărat, e o știre falsă și n au uh, și, uh, intenția Franța să intre într-un război cu, nu. cu Rusia. Mai există un mit pe care l-a fluturat Vla Vladimir, uh, Vladimir Putin și care e fals că Rusia l-a învins pe Napoleon în 1812. Într-adevăr, l-a învins atunci pe Napoleon în 1812 cu Kutuzov, cu mareșalul Kutuzov, în sensul că nu s-a dat o bătălie decisivă. Napoleon a cucerit Moscova, s-a retras pentru că nu mai avea resurse. Dar Franța a bătut Rusia în războiul Crimei între 1853 și 1856, flota Franceza lui Napoleon al III-lea, nepotul lui Napoleon Bonaparte, a bătut Rusia în Marea Neagră și a, a, atunci au trecut țările române, Moldavia și Valahia, au trecut de la ruși care erau ocupate de, de generalul Kiselev, au trecut la francezi, adică la Alexandru Cuza. așa s-a făcut unirea, deci în urma războiului Crimei. Deci sunt multe neadevăruri, vedeți că toată propaganda asta rusă este și occidentală, nu zic nu, dar este foarte deformată din punct de vedere istoric. Fiecare încearcă să-și consolideze propaganda pe minciuni, pe elemente pe care le cunoaștem foarte puțin. Deci, apropo de că a zis Putin, că așa cum au, au mai vin francezii la noi să pățească ca Napoleon, lasă că le arătăm lor și toată propaganda rusească, știi? Vă pe pentru live, domnilor, vă urmez cu mare drag, cu stimă, doctor Benjamin Chifiruc. Mulțumim frumos, Chifiriuc. Și, și mai un aspect, Europa trebuie să se apere singură, trebuie să se securizeze singură, pentru că Statele Unite nu mai au capacitatea să țină războaie pe două fronturi. Or, principalul lor adversar este China. Trebuie să se relocheze toată armata americană în Filipine, în Taiwan, în Corea de Sud, în Japonia, în Australia și să țină frontul Indo-Pacific. Acolo or să se mute americanii în anii următori. Iar noi o să rămânem aici cu rușii. SRI adună prin, aduna prin 2014-2015 mai mulți politicieni la vila lor, K2, cum ar fi Co Cheve și Coldea, și Dragnea, Maior, Dâncu, și cu... Dragnea. E și Pont a fost, și Sebi Ghița a fost, și mulți alții. Cum vedeți acest? Păi Sebi atunci când au vrut să-l aresteze, asta arăta poza cu Coldea și cu Cheve și că stăteau la mese în vie, nu știi că zicea de stăteau pe în vie cu și Este și un om integru, nu o cunosc personal și nu vreau să-mi dau cu părerea. Nu, da, nu, putem să analizăm. Deci asta este chestiune de acum 10 ani. V-am explicat că fiecare om a greșit odată în viață, s-a corectat. De, -a, a corectat, doamna Kievesi, ca și sfinții, numai sfinții, Cum a făcut Sorin cu Adida și aia, care a trebuit să-i dea cel mai departe da, ca în da, armată. Cu Adidas și, și pare rău, regretă, vă învață da. să nu faceți la fel poate și-a plătit nu uitați că Trump l-a invitat de două ori pe președintele român Dulapul la Casa Albă Biden niciodată, l-a invitat Trump de două ori pe Dulap? Da, a fost, nu știu, că a venit cu o șapcă și au râs ăștia că a venit uh... nu mai ții minte deci el era mult bine, acum gândiți-vă și la energie Biden e amărât sărac, cu cât să se întâlnească cum nu se să... împacă ideologia comunistă cu avansul economiei de piață concurențială a Chinei pentru că China nu merge pe economia, deci în comerțul lor exterior, merg pe economie de piață, nu merg pe, de deci stai puțin, cum se împacă ideologia comunistă cu avansul economiei. Deci în China există capitalism, Ei au un sistem de ăsta foarte complex, buharist, citiți despre buharin, care a fost un ideolog sovietic care credea că economia trebuie dezvoltată și privatizată în parte, adică nu trebuie să fie toată în atributul și în controlul statului și în comanda statului să nu fie neapărat etatizată și nu mă rog, cine vrea să se uita. Eu cred că Trump iubește Europa de est, nu prea e de acord cu Europa de vest. Vezi prezicerea cu Nord Stream. Nu știu. Eu nu cred că iubește nimic. Trump are business-uri și are hoteluri și în China și în... Uh, uh e om urmă... de afaceri. Și vede um... interesul, nu? Da, cineva apare... Știți că este o melodie Havana, ta -na, 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 și a făcut cineva cu Trump. Căutați Trump Havana și să vedeți... E, uh, domnul Jic, da. domnul Sorin, ați avut acțiuni la Gabriel Resource. N-am avut acțiuni la Gabriel Resource. Domnul Jicol și cu Ponta, au avut sigur. Domnul Jicol nu știe cu bursa și nu, nu că împotriva nu bursa, ei nu joacă la bursă. Nu, nu, este o nu are la bursă. Este o escrocherie care... După părerea domnului Jicol. După părerea mea este o chestie extre, extrem de bună pe care eu o sfătuiesc oamenii Stai să noi, uite -te la Dow Jones că apropo de bursa americană. Uite pe ultimii 20 de ani. Așa și o să vezi că... la inflație. Deci pune graficul... Așa și să vezi că, că inflația este echivalentă cu creșterea bursă, Nu e nicio diferență. măcar n-ai pierdut banii. Pai, păi n-ai pierdut banii, dar pui comisioanele da, vițiera, brokerilor. Astfel, pui, pui comisioanele brokerilor, impozitele. Nu în subiecte, nici eu n-am intrat cu tine în cu că nu mă pricep, nu am studiat istorie, nu mi-a plăcut niciodată. Dar nu asta. Nu nici cu mine cu bursa, asta am argumente și n-are rost să discutăm într-o chestie că, în care n-ai studiat-o și să-ți dai cu părerea păi de Păi atunci ceva de care unde știu că inflația e echivalentă cu creșterea bursieră? Nu știu bursieră. Unde știi, dar nu, nu e așa. Și eu dacă, am urmărit o emisiune de Da Vinci TV în care câțiva de... Dacă... eu, eu am acțiune la bursă, știu cum funcționează și nu are nicio legătură cu ceea ce spui și nu vreau să contrazice în deci eu De ce m-am uitat pe graficele -am, comparative? Am intrat, Inflația mondială, la nivel mondial, okay. așa cu bursa, cu Dow jones în cu, cu, cu indicele Eu Domn am urmărit jones. o emisiune de, cu Da Vinci de via cu câțiva ani care se spunea că hrana realizată artificial, brânză, carne, este la fel de bună ca cea naturală. De, de mult timp se urmărește alta. Nu știu dacă e la fel de bună sau la fel de uh, sănătoasă păi da, mă, Orice artificial nu e bun, zic eu Alimentația rațională a lui Ceaușescu Asta o spunea să facem, Cu soia, să facă care din din soia, soia da. Nu știu ce să nu mai fie Când carne Când veți face o vizită și prin Africa ar fi interesant Nu știm Nu asta e prioritatea noastră maximă Să facem o vizită în Africa cu Damian și cu Freddy S-a dus Iohannis, ne-a povestit la toți Cu girafele și cu hibopotanii Și nu mai mergem și noi, că a fost el destul Cum vede domnul Jicol evoluția războiului din Ucraina? Deci, războiul din Ucraina a ajuns într-un impas. Rusia, ca de obicei, așa cum a făcut și în primul război mondial, dacă nu venea Revoluția, să ne gândim la ofensiva Brușilov, când tot așa, brușii au fost împinși și împinși și odată a fost ofensiva Brușilov, care a. Recupera foarte mult teritoriu. La fel în al doilea război mondial Nemții au ajuns până aproape de Moscova Și formau recuperat au recuperat Și au o capacitate extraordinară De surmontare, de mobilizare Ei nu au nicio problemă cu, cu morții La ei moartea este Onorabilă Înainte să vină creștinii În 899 În cnezul Vladimir care a creștinat pe ruși Ei au avut un zeu care se numea Perun care era care necesita sacrificii umane și asta e mentalitatea lor, că nu contează dacă dăm sânge pentru pământ, e ok, e în regulă. Și ce vreau să zic, că au ajuns într-un impas pentru că liniile de, alimentare materială, adică cu obuze, cu tunuri, cu tancuri, cu de toate, sunt din ce în ce mai lungi pentru europeni și pentru americani, păcând pentru ruși sunt din ce în ce mai scurte. Au niște depozite extraordinare din vremea lui Brejnev și a lui Hrușciov și a lui Stalin, cu milioane de obuze, de tankuri, vechituri, nu nou noi, dar care sunt foarte bune în tipul ăsta de război. Și vreau să vă spun că Rusia nu o să renunțe la uh, Ucraina pentru că pe, pri, prin ea pot să, să țină Marea Neagră, pot să-și recupereze niște resurse extraordinare pentru că Ucraina este o un asset, o resursă extraordinară, o minerală, o materială, de, de ape, de cereale, de orice vreți noastră și le trebuie ca să-și reclădească imperiul. E ceva foarte complicat acolo. Nu știu cât, cât mai au americanii bani să bage în Ucraina. Hai să citim ultimele întrebări, că e și un sfert. Domnule Jicol, chiar gata. dacă Dow Jones este la nivel cu inflația, trebuie să luați în calcul dividendele. Câteva. Așa, scuze-mă, zi tu. Uh. China două sisteme economice, da, a fost dulapul la Casa Albă și președintele Poloniei. Dulapul a venit cu o șapcă, iar președintele Poloniei a venit fără vize pentru polonezi din SUA. Cam așa este, da. Uh, domnul Jicol, chiar dacă două Jones este la nivel cu inflație, să luați în calcul dividendele. Uh, N-am intrat în discuții, că e discuție lungă cu Ștefan. Uh, vă mulțumesc pentru ce faceți, domnul Jicol, dacă n-ați investit la bursă, n-are rost, eu am avut randament de 13% pe an, ceea ce super ok votez că domnul Jicol să fie șogun, dar păcat că nu are sabie în portbagaj, tocmai că nu e bună hrana artificială, nu e bună asta, am vrut să subliniez. Bătrânul meu a învățat în școala militară că rusul nu se retrage niciodată. Înainte să vorbim de bursă, ar trebui să știm că ce este aceasta, cum funcționează și pe ce se bazează. Corect. Domnul Jicol, dacă nu aveți încredere în bursă, de ce ne sfătuiți să investim banii? În ce ne sfătuiți să investim bani Barele... Sau să nu pierdem doar în educație vă sfătuiesc în muncă și în dragoste. Astea sunt elementele fundamentale. Vă salut, mă vă duc. Păstrați ca... morala creștină, așa cum zicea Corneliu Copos. Ca băgașul și o gundon, Sorin, după părerea pe mea, să nu mai invitați la la pe, le domnul Jicol fiindcă oricum nu lăsa să vorbească. Mai bine ține singur urile cum a făcut mai de mult live-ul de sâmbătă. Nu te lasă să vorbești, Evan? Nu, nu, din contră, mă încurajează. Uitați-vă dacă aveți vreun soft de ăsta cât am vorbit eu și el ca și la meciuri, cât a fost echipa adversă, vedeți că Ștevan a vorbit mai mult ca mine, adică el vorbește mai mult ca mine, nu poți să zici că nu lasă să vorbească. Și, da, nu, deci terenul sau bursă, ce ați alege? Bursă. Terenuri. Ș și Ștevan, terenuri. Cam asta au fost oameni buni live-ul de astăzi. Am ajuns și cu întrebări la final. Asta este, vreau să mai zic ceva. Deci, oameni buni, a, 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 urmează, stai, stai, a, la cânște, urmează o criză economică extraordinară. Cei care vreți să faceți investiții imobiliare, mai așteptați șase luni pentru că veți lua la 60%, la 50% din cât dați astăzi. Mai țineți un pic banii pentru că banul devine mare cât roata carului. A, vo, re, inflația se va reduce din ce în ce mai mult pentru că nu se va piața scade, nu se mai cumpără nimic, firmele vor falimenta, mă rog, există un trend în sensul ăsta că țină războiul ăsta nenorocit mondial, Orient versus Occident. Până nu se termină războiul ăsta, așa va continua. Deci imobiliarele vor cădea din ce în ce mai mult și veți putea cumpăra cu acești bani pe care îi aveți undeva strânși în bancă, la saltea, nu știu cum îi aveți, că acum sunt legi foarte restrictive și cum îi puteți justifica să, -i, să cumpărați ceva imobiliar și uh, a, a, or să scadă prețurile deja noi suntem ultima țară din Europa în privința inflației deja peste tot inflația s-a redus dar nu s-a redus pentru că există o producție mai bună sau că există o piață stabilă, ci pentru că nu mai sunt bani. Deci când nu mai sunt bani, producătorii sunt obligați să scadă prețurile ca să acopere, să și acopere cheltuielile. Și mai și aduc bani de acasă, mă rog, mai rezistă o perioadă de timp. Îmi cer scuze, Sorin, că te-am întrerupt. Păi nu, am vrut să închei, dar am, am, știi cum e... Uh, când închei, uh când mai ești cu cineva, am mai văzut glume de da? astea. Mă întreabă Cristiuță, domnul și acolo, asta seara mai aveți nimic, nu mai aveți nimic în o dată. Am avut o singură dată, în, nu știu câte podcasturi, un singur nume și atunci a rămas în memorie. Nu mi notez de regulă. Vă mulțumim mult de tot. Ne vedem suna viitoare vineri în aceeași formulă. O seară minunată. domne ajută. Nu uita să dați like-uri ne care ne-ați dat. Să ne auzim cu bine. Vă mulțumim.